40 sau 41, când ăsta era prim-ministru și era în plin, plină bătălia a Angliei, cineva îi spune că din cauza cheltuielilor cu armata trebuie să taie de la cultură. Și Winston Churchill se întoarce la el și atunci de ce mai luptăm? Bulgarii sunt pentru noi, au fost în perioada ultimă, un soi de, cum să-i spunem, îndulcitor. O ducem noi prost, dar nici chiar ca bulgarii. Se era inevitabil ca la mare să mă oprească cu o doamnă, cu tot cu soțul ei și să mă ia frumos de braț, dar era clar că mă cunoaște. Să că vai ce fain, dragă, fă și mie o poză cu domnul Damian Drăghici. <laughs> În comunism exista chestia asta de orientare foarte simplă din partea autorităților. Te prinde că ai vrut să treci granița spre Bulgaria, spre Iugoslavia, spre Ungaria, te băgăm la pușcărie. Te prinde că ai vrut să treci granița spre Uniunea Sovietică, te băgăm la nebuni. Călătorind doar pentru a-ți face poze pe rețele sociale, uite în ce loc mișto sunt și ce știi despre locul ăla. De ce e mișto? Că arată bine? Și mai departe, ce știi să spui? De, măcar spune de ce arată bine. Că la noi de multe ori se spune că turcii ne-au stricat moravurile. Acum greu de spus, iar nu prea știm care erau moravurile sociale de la 1300. Ca mm. să știm cum a evoluat până astăzi. Iar culmea, turcii și a urma lor autentică, s-ar uita un turc de la 11 metri la tine, dacă ei spune, spună cartofi prăjiți. Adică este spiritul ăsta pe care noi îl numim oriental, de a face pe plac clientului oricum, E adevărat că vine și cu o doză de, doză de șantaj emoțional, că ce frumos ești, chiparosule, cu tare, dar ce bine zvine, vine, dar ce frumos arăți. Niște clasici în viață că e probabil să o dai, dar e mai sigur să o iei, la noi era numai sigur cu ei. Făceai jumătate de oră să treci pe o stradă comercială în Istanbul, că trăgeau toți de tine să te bagi în prăvălie. Indiferent că tu spuneai clar că nu vrei covor. Da, mă... <laughs> <laughs> decât dacă e de la clasic de zboară. Dar ce să vezi, eu nu știu să pilotez covor, mai friend. În 1918, trupele otomane aflate în București, mult mai pragmatice decât bulgarii care se apucă să fure moaște, unde se uită toată lumea, <laughs> se uită la moara lui cea care încă se păstrează în ruină, din păcate. Și se uită, ia uite deci, ce instalație faină și mai și prins în șuruburi. Dar dacă o demontăm noi și o ducem la Istanbul, cine ce o să zică? Și exact asta fac. Că vă aduceți aminte cine au făcut aia cu 300 de ani și ce le-am făcut noi cu 200 de ani? Cui n-ai bypass azi? Sunt morți toți. Lasă-i acolo. Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. A trecut deja suficient de mult timp de când Damian în file nu a mai pășit pragul studioului din sufragerie sau sufrageriei din studio, drept pentru care ne bucurăm atât eu cât și colegii mei foarte tare să-l avem din nou, oaspete aici pe Damian. Astăzi, într-o discuție contextuală, deși potrivit contextuală, pentru că e final de august. Final de august, final de vacanțe, știu, o să fie cu nostalgie, o să fie cu lacrimi, s-a terminat cu vacanța, începe școala, mă apucă boala uh, și toate chestiile astea uh, aferente, încep serviciile, facultățurile și uh, mulți oameni se reîntorc la trasmuța de coadă. Uh, dar nu despre asta vom vorbi, uh, ci uh, deși e o perioadă foarte agitată când uh, în România, când înregistrăm noi episodul ăsta, e luni 28 august, uh, e ziua și tragedia, din păcate și se întâmplă o grămadă de lucruri care ne uimesc sau practic ajung să nu ne mai pentru că ele devin cotidiene. Totuși ne ținem de planul nostru de a vorbi despre istoriile țărilor în care românii merg astăzi în vacanță, mult într-un număr mult mai mare decât o fac la ei în țară, în România. Și anume, numai fratele vostru aici de față a fost anul ăsta, atât în Bulgaria cât și în Grecia. Trebuia să merg și în Turcia, dar am ratat-o din pricina programului. În Turcia au fost părinții mei, în schimb. Mari fani ale acestor destinații turcești, mergând aproape an de an acolo. Și vrem să vedem și partea istorică a acestor destinații, pentru că foarte mulți dintre noi mergem acolo pentru all-inclusiv, pentru soare, pentru haleu cu toptanu, pentru a ne umple farfurile și nu mai termina niciodată de mâncat mâncărurile alea foarte variate din meniurile restaurantelor, hotelurilor cu all-inclusiv. Și o să ne îndreptăm atenția și către această componentă istorică a acestor trei țări cele mai populare destinații turistice în rândul românilor, Bulgaria, Grecia, Turcia, vecinii noștri de aici, din Balcani și din partea aceasta de est a Europei. Damian, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ești din nou alături de noi aici, în sufragerie. Cu mare și plăcere, Radu. mă bucur foarte tare. Chiar azi de dimineață, de când am știut că e ziua în care filmez podcast cu tine, chiar m-am trezit cu bucurie a faptului că urma o seară încântătoare. Păi, cei drept avem un pic de istorie deja în spate. Am și cel mai vizualizat podcast cu mine la tine și, momentan, și cel mai lung podcast cu mine tot la tine. Sunt făcute amândouă. Mm. Așa că e o treabă personală deja. Nu, nici nu se punea problema că n aveam cum să refuz și plus că mai ai prins imediat după vacanță și pe mine. Deci am venit cu forțe proaspete. Ai mie e un de vacanță de mor. S-a urnit astăzi așa cu trosnituri. În <laughs> loc, dar asta e viața. Mergem mai departe. Vis-a-vis uh, -vis de ce ai spus de situația actuală. Cât frunzări și o presă am văzut că au fost o grămadă de tragedii în ultima perioadă, uh, și există întotdeauna pericolul tipului ăla de discurs vis-a-vis -vis de cultură când discuți. Dar asta ne arde nou acum. Dar asta ar trebui să ne ardă oricând. E celebra imaginea lui Winston Churchill, nu știu cât este de veridică, dar nu mai contează, sensul ei e corect. Când în 1940 sau 41, când ăsta era prim-ministru și era în plin, plină bătălia Angliei, cineva îi spune că din cauza cheltuierilor cu armata trebuie să taie de la cultură și Winston Churchill se întoarce la el și atunci de ce mai luptăm? Exact. Dacă tăiem de acolo, ce urmează după aia. Așa că e un subiect pe care eu îl consider de permanent actualitate și foarte bine punctat. Uite, mie nu mi-ar fi dat până minte să fac un asemenea podcast, adică am fost invitat la unul despre vacanțe, dar unul în care să discutăm despre cele mai populare destinații de vacanță din România încă nu s-a întâmplat și cu ocazia asta a fost și o provocare pentru mine că dacă despre Imperiul Otoman am mai vorbit în ultima perioadă, despre bulgari și despre greci mai puțin, despre bulgari respectiv deloc și mi-am dat seama că noi avem o istorie destul de îndelungată mm -hmm. alături de oamenii ăștia. Acum să facem o specificație de început. Noi o să vorbim de chestiuni pe parcursul a vreo mie de ani, ne însemnând că asta înseamnă raporturi între statul România și statele Bulgaria, Grecia și Turcia. Pentru nici că nici nu existau acum. Da, din punct de vedere al politicii, astea se întind pe 100, 100 plus ani, dat fiindcă statul național independent român există din 1878, Grecia, după un război de independență mai lung, aici e disputat, dar vorbim de Grecia moderne de la 1833, Bulgaria a apărut după războiul nostru de independență în 1877 78 -18. e independent abia în 1908 și ultimul care intre pe scena politicii este statul național turc, Republica Turcia, sub Mustafa Kemal Ataturk, care nu e nici pe departe tot aia cu Imperiul Otoman și care apare în 1924. Așadar, sunt state care apar așa într-o sută de ani. Grecia și Bulgaria, chiar născându-se din vechiul Imperiu Otoman, renascând, de fapt, din vechiul Imperiu Otoman, noi o să punctăm și aspecte din perioada medievală, când vorbim, propriu-zis, de raporturi între popoare, între poporul român, bulgar, grec, respectiv turc. Mm -hmm. Și am zis să începem în ordine geografică, tocmai ca să nu ne pierdem în istoria veche. În ordinea traseului da. de mașini românești care <gângânt> pleacă spre destinațiile astea turistice. Acum... Prima dată se ia la Giurgiu Ruse. Exact, <gânt> unde se traversează celebrul pod al prieteniei, inaugurat la 20 iunie 1954, prin prezența celor doi dictatori comuniști din România și Bulgaria la vremea aceea, respectiv Gheorghe Gheorghiu de și dacă nu mă înșel, cred că e între primele lui evenimente publice ca abia i urca la putere, Todor Jivkov, cel care a fost tătucul Bulgariei bulgarii comuniste din 54 până la căderea regimului comunist în 1989, când, spre deosebire de noi, la frații bulgari, înlăturarea regimului, ca de altfel în toată Europa de sud-est, de est, s-a făcut pașnic. Ok. Numai noi am avut uh, ghinionul unei revoluții sângeroase, dar asta e altă discuție. Am avut ghinion și ghinion cu <coughs> vorba lui uh... Luka <laughs> Teljano Prišan. Da. E și acolo cu duși întors dacă era posibil altceva în momentul ăla, că până la urmă nu știm dacă au fost măsluite alegerile din 92, dar era clar că încă nu eram pregătiți pentru altceva. La Bulgaria au avut în schimb marea șansă, am luat-o de la început, de la sfârșit de fapt, să l aibă ca prim-ministru pe fostul lor ultim țar. Bun, fusese țar în perioada copilăriei sale. Este vorba de Simeon din dinastia de Saxa Coburgota, care devine prim-ministru al Bulgariei prin 2006 aproximativ și care cu ajutorul investitorilor germani în mare parte, el fiind o personalitate care reunește spațiul bulgar cu la german, cum era de altfel și regele Mihai I al uh -huh. României, reușește să aducă investitori germani care modernizează fondul hotelier al Bulgariei, pentru că altfel e greu de înțeles cum să ai superioritate în piața românească a turismului între Bulgaria și România, că până în alta Ieșirea la aceeași mare, apa e tot aia, mm. plaja e tot aia, că suntem amândoi pe coada cu asta de sud-vest a mării, nu ai Crimea sau litoralul pontic al Turciei, ca să varieze condițiile geografice, iar fondul hotelier moștenit după 89 nici la nu era mult diferit, că erau celebrele hoteluri din perioada comunistă care variau între 2-3 hai, 4 stele pentru omul de rând, unde toată lumea mergea prin intermediul sindicatelor, adică același sistem. Doar că la noi preluarea s-a făcut cum s-a făcut, nu sunt eu cel mai bine documentat pe tema asta ca să dau lecții, în timp ce la Bulgar prezența investitorilor străini și administrarea cu succes a investițiilor ostra ulterior a produs efectele care, pe care le poate observa orice turist român aflător în perioada asta pe litoral. Mergând înapoi, ce a însemnat... Acum plecăm cu începutul. Ce a însemnat raporturile dintre români și bulgari? Acum, populația Bulgariei în prezent este o populație slavă, dar la început tribul care a dat numele Bulgariei sunt respectiv cei de pe Volga. Pentru că bulgarii sunt un neam turcic care migrează în sudul Dunării, dar venind din stepele Rusiei, vreme de sute de ani, a existat un al doilea stat bulgar, culmea Bulgaria Mare. Pe Volga, cu capitala la Samara, oraș care se găsește astăzi Rusia, în Federația Rusă. Acolo se găsea un stat bulgar, <coughs> okay. care cu timpul se pare că s-a cam islamizat un pic acolo, dar mă rog, după aia au fost absorbiți întâi în Hoarda de Aur, după aia în Imperiul Rus, mai greu să identifici moștenirile pe acolo. Însă, ramura bulgarilor trece în sudul Dunării sub comanda unui han numit Asparuh profită de faptul că Imperiul Bizantin deja se retrăsese de la Dunăre în urma invaziei slave și devine elita războinică a populației din partea asta de nord -est a perinsulei balcanice. Este celebra teorie pe care o folosea domnul Neagu Giovara, care spunea că întotdeauna când se formează noile state, populația băștinașă e castrată politic, așa să exprima el, deci nu e în stare să genereze o elită conducătoare și ai nevoie să vină niște străini care să se implanteze acolo. E o teorie care sună foarte bine, că e foarte simplă, la interpretările cazuistice începe să mai scârțe, că dumnealui folosea teoria asta ca să argumenteze că Basarab I a fost cuman. Okay. Și se pare, potrivit majorității istoricilor, că n a fost chiar așa. În schimb, la bulgari nu sunt dispute. Bulgarii sunt turcici, dovadă numele primilor lui ha lor hani, Asparuh, Tervel, Crum, nume slave toate. <laughs> da. Dar, cu timpul, masa asta de slavi absoarbe elita turanică, și, în felul ăsta, se naște poporul bulgar actual. Așa ca scurte evenimente ale istoriei bulgarilor, primul imperiu bulgar fondat de Asparuh la, sf la sfârșitul secolului 7, durează până la începutul mileniului II, în perioada asta, deci până anul 1000 și un pic. Okay. În perioada asta se bat aproape continuu cu bizantinii, uh, marele lor Han Krum, cel mai, cea mai puternică personalitate războinică din vremea aia, înfrânge pe împăratul bizantin Nichifor I și își face cupă de băut din craniu ăstuia. Băieți civilizați, de altfel. <laughs> uh, ulterior, în schimb, odată ce începe renașterea Bizanțului în secolul 9, bulgarii încep să se simtă din ce în ce mai înghesuiți, mai ales că apar și unguri între timp și se așează în câmpia panonică, ungurii pe care uh, diplomația bizantină îi manevrează în contra bulgarilor. E interesant episodul, uh, mai târziu, o, o idee ce drept expansiunii ungurilor în Transilvania, chestie pe care o învățăm la școală, cred că indiferent de programă, cam toate generațiile știu de gelul Glad și Menumorut, cei trei conducători din zona Transilvaniei care se întâlnesc cu, cu, ceritorii maghiari. Acum, iară, nu trebuie să fie expert în lingvistică, este prins că Menumorut nu-i chiar un nume românesc. Exact. Și cel mai probabil trădează o influență bulgară. Ceea ce stă în sprijinul teoriei împărtășite de majoritatea istoricilor: că primul imperiu bulgar cuprindea ca zonă de dominație, nu neapărat ocupație directă, și actualul spațiu al României. Suntem Transilvania, adică e deja dincolo de Carpați, unde se exercită o influență bulgară. Și chiar răspunsul lui Menu Morut, când i-a amenințat de trupele maghiare că eu sunt supus al împăratului de la Constantinopol, care o să intervină pentru mine, arată clar o incluziune a lui în spațiul puterilor balcanice. Evenimentul <coughs> principal din punct de vedere al formării poporului bulgar la vremea asta este creștinarea. Creștinarea se întâmplă sub Hanu Boris. Este o creștinare din ciclul celor politice, cum e în majoritatea uh, cazurilor, numai la noi nu avem un eveniment, mă rog, sau în zona asta, românii și grecii nu au un moment când se produce creștinarea, pentru că la noi nu se produce politic, nu ai un moment când cineva spune, bă, de mâine sunteți creștini. Ceea ce, okay. se, ceea ce se întâmplă la Boris. Bun, cu armata bizantină mărșeluind spre vechea capitală, Preslav, și cu flota bizantină intrată pe Dunăre, nu prea era o alegere. De fapt, ei se proclamă creștini, cu timpul elita bulgară renunță la păgâniți, devin creștini și durează statul ăsta bulgar, cum am spus, până în, în începutul mileniului II după Hristos, când au de-a face cu unul dintre oamenii care până astăzi este printre cei mai infam din istoria lor, are și un nume pe măsură, este împăratul bizantin Vasil al II-lea Bulgaroctonu, ucigașul de bulgari. Ok. Vasil al Doilea este de fapt împăratul cel mai uh, glorios din istoria medievală a Bizanțului. Sub el Imperiul Bizantin atinge apogeul lui medieval, uh, Apogeul constituit în parte și prin victoria împotriva ultimului țar bulgar, Samuel. Este celebra uh, bătălie de la Câmpul Lung, în, tra în traducere liberă, nu este Câmpul Lung de la noi, da, este da. Peninsula Balcanică. Uh, în cadrul căreia, după victorie, împăratul bizantin orbește 99 din 100 de soldați bulgari capturați, la fiecare 100 lăsându-l pe unul cu un ochi bun ca să-i ducă pe ăștia înapoi în capitală. Deci țarul bulgar s-a trezit cu convoaie de câte 100 de orbi, de 99 de orbi duți fiecare câte un chior. Nu știu dacă de acolo a apărut expresia chiorul din țara orbilor, dar este o șansă destul de mare. Glumesc. Okay. Se pare că Țarul a murit de apoplexie când a văzut scena asta. A căzut pur și simplu din picioare și Bulgaria a fost reintegrată statului bizantin, în componența căruia mai stă o aproape 200 de ani. Uh -huh. Și aici vine primul contact că până atunci nici despre român nu prea avem mențiuni istoriografice prea multe, adică în afară de episodul Menu Morut nu prea avem ce e să vorbim. E de negură istorică în Așa istoria... zis un mileniu întunecat. Așa a mai intrat e, el. Exact, în... da. Ei bine, uh... Când vorbim de raporturi între populațiile românești și cele bulgare, noi ne-am gândit strict în cadrul geografic, adică noi la nord de Dunăre, ei la sud de Dunăre. N-a fost întotdeauna așa, au existat vreme de sute de ani și probabil că mai există și astăzi, nu sunt eu foarte la curent, dar așa ar fi normal, populații latinofone înrudite îndeaproape cu românii și la sud de Balcani. Sunt foarte cunoscuți astăzi a Românii sau macedoromânii, mai sunt meglenoromânii, în vest de tot dispar acum ultimii vorbitori de română. însă mai există o latinitate și în zona Balcanilor, respectiv în zona actualei Bulgaria, și anumiții cuțovlahi, deci tot okay. populație latină. E o treabă destul de simplă de altfel. Când au venit invazile din nordul Dunării, populația care vorbea latină după 5 secole de ocupație romană s-a retras <coughs> în zona de munte. Și acolo comunitățile lor au persistat sute de ani. De altfel, prima mențiune a limbii române, tot pe teritoriul Bulgariei se petrece, este secolul 7, campania unui împărat roman, Mauriciu, împotriva slavilor de la nord de Balcani și traversând un defileu montan, asta ne spune istoricul bizantin Teofilaxi Mocata, uh, mergând în șiridian cu catării unui soldat îi cad desagii pe de catâr. Și ăla din spate, vlach fiind amândoi, îi spune torna, torna, frate. Adică întoarnă-te, întoarnă-te, frate, să ții înapoi desagii. Armata se pare că înțelege că e vorba de o ambuscadă și o toți la fugă. Ok. Intrăm glorios în istorie. Glumesc. Dar asta este prima, prima mențiune și are loc pe teritoriul Bulgariei, că vorbim așa de legături culturale, să spunem. Ei bine... Apară o soi de cooperare vlahu bulgar în cadrul celui de-al doilea Imperiu Bulgar. Cel de-al doilea Imperiu Bulgar este rez rezultatul unei răscoale în 1185, pentru că fiscul bizantin îi taxa păștea de inebunea. Păstorii din zona munților Balcani, Hemus, în istoriografia bizantină, merg la Constantinopol și îl roagă pe împăratul Isaac al doilea Angelos să scutească un pic din impozite. Se pare că un unchi al împăratului chiar i-a pălmuit pe delegații bulgari, spunând, hai, sictir, mă, noi, noi facem legea pe aici, i-au zis, bine, s-au întors la ea acasă și în jurul, în jurul a doi frați care se pare că, de fapt, sunt vlahi. Acum, bineînțeles, că în perioada naționalistă o istoriografie a zis că sunt bulgari, o istoriografie a zis că sunt români și nu e nevoie să spun eu care a spus ce, că e evident. Mm -hmm. Petru și Asan sunt cei doi păstori, oameni umili care ridică standardul răscoalei și reușesc în 10-20 de ani să măture toată dominația bizantină de la nord de Balcani, statul lor având parte de un avantaj considerabil că și Constantinopolul însuși cade, dar nu sub ei, cade în fața trupelor crucia de a patra, acel minunat eveniment istoric când niște creștini care mergeau să elibereze Ierusalimul de Arab distrug cel mai mare oraș creștin din Europa. Ok. Uh, și dispariția bizantinilor le dă ocazia să-și consolideze status Sunt urmați de o personalitate care se resfrânge în spațiul românesc, atât în zona folclorului, cât și uh, în zona politică, respectiv fratele lor mai mic, după ce mor cei doi, uh, tronul este luat de Ioniță Caloian, adică Calo Ioanes, Ioan cel frumos, ca asta înseamnă numele lui. Numele lui se răsfrânge dubios, n-am găsit exact legătura, dar este singurul corespondent de nume pe care l-am întâlnit, într-o practică folclorică, mai ales din zona de sud a României, practica zisa caloianului. Okay. În perioada de vară, mai ales în perioada de secete, se face o păpușică din lut, se face ca un om de zăpadă, dar din lut. Așa, care ei se face o ceremonie ritualică de îngropare fie să dă drumul pe apă cărgătoare, fie pus la propriul mormânt cu un descânte. caluene, caluene, mătai pe surcele, tactui pe noele. E o variantă, că la ca orice chestie mitologică are mai mult, folclorică, are mai multe uh, inversiuni. da? da? Uh, asta fiind singurul corespondent. Cum Dumnezeu să fie asociat, mă depășește și cred că depășește pe oricine, dar o altă treabă este faptul că uh, omul ăsta se intitulează pe el împărata romanilor la un moment dat în cariera lui politică și pentru că era vlah cumva ceva răsfrânt în uh, spațiul politic valah și moldovenesc ulterior pentru că toți domnitorii români până târziu de tot își încep documentele, proclamațiile cu I.O. Okay. Mircea, Vodă, Mare, Voievod și dom dar formula asta I.O. zic unii s-ar putea să mă înșel. Eu am întâlnit-o la câțiva istorici că s-ar referi la acest Ionită Caloian, care avea titlul imperial. Era vlahul care ajunsese cel mai sus de până atunci. Uh. Că fi fost așa, că nu o fi fost așa, nu se știe. Omul ăsta obține o victorie fabuloasă împotriva cruciaților la Adrianopol, actualul Edirne, în Turcia mm -hmm. și îl capturează pe primul împărat latin al Constantinopolului, pe Balduin de Flandra, care moare în închisori la Târnovo, care e a doua capitale. Velico Târnovo, care mm -hmm. e loc spațiu turistic astăzi, este locul capitalei celui de-al doilea Imperiu Bulgar, care cunoaște apogeul în timpul următorului domnitor mare, la un domnitor distanță de Ioniță ca lui Ian, Ivan Asan al doilea. În timpul lui Ivan Asan al doilea, Bulgaria sediază Constantinopolul, sunt timp până prin Grecia, este perioada lor de apogeu medievală și, bineînțeles, ca și în cazul primului imperiu, exercită și influența asupra spațiului din nordul Dunării, asupra românilor. Se duce influența asta odată cu invazia mongolă, care, ce se vezi, coincide cu moartea lui Ivan Asan al II-lea, atunci vin și tătarii și Bulgaria stă un pic sub dominație tătară și după aia uh, apar niște lupte interne destul de nefericite pentru Bulgari. în felul ăsta imperiul se sparge în trei. Unul este țaratul de Târnovo, altul e țaratul de Vidin, Vidin este o localitate înspre în vestul României, da. da? Uh, respectiv jupanatul sau despotatul, cum preferați, al lui Dobrotici, acel conducător bulgar, care, mă rog, Vlah bulgar ce-o fi fost el, care dă numele de Dobrogea. Ok. Pentru că el domnea în zona asta dintre Dunăre și Mare. El e și primul care dispare statul, mă refer, din cauza amenințării care a cuprins cu timpul întreaga peninsulă balcanică. Suntem după 1300, când în peninsula balcanică trec și se extind foarte repede turcii. Uhum. Și, drept urmare, Bulgaria, Bulgaria este chiar spațiul Bulgariei, este în prima linie de expansiune. Drept urmare, conducătorii ulteriori lui Dobrotici preferă să se alieze cât de strâns, mergând până la anexare, se pare, cu țara românească, cu statul românesc care se formase destul de recent în nordul Dunării. De asta, Mircea, cel bătrân conducător, în timpul care statul ăsta a atins maxima expansiune teritorială, se putea intitula Domnitor până la Marea cea Mare. Pentru că în componența statului său intrase și Dobrogea și posesiunea asta valahă a Dobrogei a constituit principalul pretext pentru realipirea teritoriului ăsta la ceea ce deja era România după războiul de independență. Dar o să ajungem imediat și acolo. Ei bine, Bulgaria nu duce deloc bine cu turcii, pentru că erau și dezbinați, iar în fața turcilor oricum n-a prea rezistat nimeni pe Balcan prea mult. În 1393 cade Târnovo și în 1396 cade Țaratul de Vidin, numai înainte ca ăștia să se fi înrudit, nu mai știu exact cine cu cine, cu dinastia Basarabilor. Deci e și un pic de sânge bulgar pe acolo. E, suntem în 1396 așadar când Bulgaria este ocupată, Bulgaria medievală ocupată de turci și rămâne sub stăpânirea lor aproape 500 de ani. Drept urmare, raporturi politice nu mai ai cum să întreții, uh -huh. dar rămân raporturile culturale și bineînțeles solidaritatea este uh, constituită la vremea aia în principal de religia comună, religia ortodoxă, plus mai avem un tipar cultural important la vremea aceea, respectiv faptul că folosim în slujbă și în administrație aceeași limbă ca bulgarii, respectiv slavona medievală. Okay. Slavona medievală este limba de care bulgara actuală este cel mai apropiată, mai mult decât rusa. Este cea mai conservatoare dintre limbile slave, iar la noi Slavona a rămas în administrație până la mijlocul secolului XVIII, până la 1750 aproximativ, iar din biserică n-a dispărut nici astăzi, că denie, vecernie, dveră, cutare, sunt toate denumiri slavone, dar să zicem că slujbele s-au românit până la începutul secolului XIX. Până atunci, Slavona era limba de cult, astea sunt lianturi, să spunem, între noi și bulgari, plus avem un soi de exod, de emigrare a bulgarilor în spațiul românesc, care n-a fost niciodată total sub dominație otomană, drept urmare, erau condiții, să zicem, mai bune. Avem, în primul rând, o emigrație religioasă de moaște. Ok. Unul, dintre sfinții cei mai populari din România la ora actuală, respectiv Sfânta Filoftea de la Curtea de Argeș, Sfânta Parascheva de la Iași și Sfântul Dimitrie Basarabov, deci patronul Iașului, patroana Iașului și patronul Bucureștilor, sunt sfinți de origine bulgară, ale căror moaște de-a lungul acestor secole de ocupație turcească au trecut în țările române. Vasile Lupu e cel care a adus moaștele Sfintei Parascheva, respectiv cele ale Sfântului Dimitrie sunt aduse de un general rus, Petru Saltăcov, în urma unui război cu Imperiul Otoman, în 1776. Dacă nu mă înșel, menționez treburile astea, că o să vezi cum răsfrâng mai încolo mm -hmm. în istorie. Și avem, bineînțeles, și uh, emigrări în masă de bulgari. Există mai multe sate, mai ales prin țara românească. N-am verificat și în Moldova, dar e logic să fie mai multe încoace că este mai aproape de. Ei, da, 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 Numite băjenari. Okay. Băjenia este emigrarea unei populații. Vlațepeș, okay. de exemplu, are. Aici, deci, probabil, și numele băjenaru cel mai probabil. Vlad Țepeș, de exemplu, e unul dintre domnitorii români care poartă campanie la sudul Dunării împotriva turcilor, ucide turci, se pare că n-au ucis numai turci, dar pe o parte din locuitori îi strămută în nordul Dunării. Okay. îi mută pur și simplu peste apă. De aia foarte multe sate de, la, de pe linia Dunării, din lunca Dunării, dar din România, au descendenți, au, sunt urmași ai bulgarilor, inclusiv satul de unde vin eu. Satul Mănăstire a fost cornățel, așa cum spune Constantin Giurescu în monografia satului, este sat format din sârbi și bulgari din Băjenar, care au venit de-a lungul timpului în țara românească, ca să scape de dominația turcă. Cei îi deranja cel mai mult, bineînțeles, la dominația turcă era odată faptul că plăteau taxă pentru că erau creștini. Într-un proces, niciodată nu ar fi răzbătut mărturia unui creștin în fața unui musulman. Deci dacă aveai pricină cu vreun musulman, era destul de clar în favoarea cui o să fie verdictul, nu da? uh -huh. uh, Și, bineînțeles, că din când în când, deși Imperiul ca legislație, Imperiul Otoman a fost tolerant, nu putea să-i controleze perfect pe toți pașii beii de pe acolo care mai aveau chef de jaf. Din când în când, chid că jefuiau teritorii deja supuse. Au existat și mai multe răscoale ale bulgarilor în perioada asta și, în general, când domnitorii români mai... Belicoș, Mihai Vitezu, Radu Cel Mare, mai târziu Șerban Cantacuzino, vor să se desprindă de turci, vorbesc adesea și numele populațiilor creștine de la sud de Dunăre. E bine, așezarea asta a bulgarilor în țările române a durat o vreme destul de îndelungată, cu timpul, mai ales înspre secolul XIX, ce suntem deja în perioada fanariotă, apar biserici și școli bulgare în mai multe orașe astăzi române și puțin. Brăila, Alexandria, Buzău, mi se pare, chiar și Ploiești, dacă nu mă înșel. Deci, în zonele astea, comunitatea bulgară își face școli, își face biserici, se ține cumva legată. Uh, și nu are cum să fie exceptat și Bucureștiul. Bucureștiul considerat de mulți principalul leagăn al renașterii bulgare moderne. Okay. Deci aici la București au fost principalii fermenți pentru obținerea independenței Bulgariei. Am ajuns în secolul XIX, secolul naționalităților și fiecare nație se gândește fie să-și îmbunătățească așa zisele condiții de trai, fie să-și creeze niște condiții de trai dacă încă sunt sub stăpânirea vreunui imperiu bulgarii, oricum putuseră să facă negoți uh, și în perioada fanariotă crește exponențial numărul bulgarilor veniți la București și n au lăsat și niște urme până astăzi. Respectiv, una este o zonă unde acum să petrece la greu în centru vechi. Știi care, despre care stradă vorbesc? Uh, nu, dar încerc să intuiesc. Știu că există străzi chiar cu nume bulgărești în proximitatea centrului vechi, dar nu chiar în centrul vechi. Uh. E pe partea cealaltă de bulevard în spate, pe la Intercontinental, este o stradă Hristobotev, chiar Nu, e bulevard pleacă din piața Rosetti. Ok. Și face trimitere la unul dintre cei mai mari poeți ai Bulgariei. E contemporan cu Eminescu, oarecum. Hristobotev trăiește mai puțin ca Eminescu, e născut în 1848 și moare în 1876, la 28 de ani. Apucă să publici un singur volum de versuri, n-am citit ca să pot să mă pronunț, dar este considerat unul dintre cei mai mari poeți naționale ai Bulgariei. Dacă te uiți la viața lui, nu seamănă atât cu Eminescu cât seamănă cu Pușkin sau cu Byron. Okay. Uh, pentru că e o viață din asta romanțioasă, trăită în... Bine, la sărăcie seamănă cu Eminescu, dar moare eroic în munții Bulgariei, căutând să sprijine uh, Revoluția Bulgară. Dar aici deja suntem la finele secolului XIX. Da, avem un bulevar Hristo Botev, uh -huh. pentru că Hristo Botev, ultimul lui Dumiciu, a fost în București. Ok. Dar e una în centru vechi, care face trimitere la o localitate din Bulgaria. Hai să ne gândim care ar fi, nu-mi spune. Păi, uite, A, spun, dau un indiciu. Majoritatea pe care străduțele din centru vechi. Majoritatea așa? străduțelor desemnează bresle, deci clar nu sale. Șelari, covaci, lipscani. Așa, alea desemnează bresle, negoți uh -huh. cu tare. Dar sunt câteva cu denumiri de locuri, de toponime. Ok. Stai să mă gândesc. Sau între, între lipscani și covaci. Dar nu știu unde e covaci. Mai jos de lipscani. Lipscaniul se intersectează în lung drept cu șelariu, șelariu aia pe care urci în centru vechi, de la barieră, așa. se termină cumva sau se intersectează sus cu Lipscaniu. Până atunci se mai intersectează pe dreapta cu câteva străduțe. Ok. Prima pe care virez când urci este Covac și mai e una între ele. Zic cum se numește, că nu, nu... Gabroveni. Gabroveni, așa mă, da. Gabroveni face trimitere la localitatea din nordul Balcanului, din Bulgaria, Gabrovo care în perioada aia este unul dintre principalele centre textile și metalurgice din peninsula balcanică. Okay. Cu numeroși negustori care desfășoară o activitate largă, dar unul dintre principalele centre comerciale este Bucureștiul care e în vreme și mi se pare că rămâne până astăzi al doilea oraș după Istanbul în toată zona asta. Mm -hmm. Normal să vii încoace, să faci negoți. Am impresia că Atena e mai mare decât... Ca populație? Mă cred, înșel. Cred că da. mă, mă înșel. Mă îndoiesc. <laughs> <laughs> Orman, mă îndoiesc, ori mă, înduiesc, or mă înșel. Chiar vreau să caut, să văd chestia asta Și între timp vreau să fac o treabă Dacă tot am... facem... Uh pauza asta scurtă. Înainte de a începe uh, episodul cu Damian, înainte de a da drumul la, film, la filmarea propriu-zisă, uh, îi spuneam uh, despre bucuria unei uh, cunoștințe comune despre doamna Rodica Bârzu de la Iași pe care ați mai văzut-o probabil prin uh, serialul Moldovenii sau în clipurile colegilor de la Trei Chestii. Uh, doamna Rodica este unul dintre cei mai mari admiratori ai lui Damian fire și a venit foarte bucuroasă la mine să-mi spună despre faptul că a reușit într-un final să stabilească o dată pentru un tur cu Damian la Miclăușeni. Ei bine, nu s-a mai putut întâmpla treaba respectivă din motive pe care Damian le poate explica mai bine, însă știrea pe care ne-a prezentat-o Damian cu această ocazie și chiar cred că este o știre pentru toți cei care urmăriți podcasturi în care apare a, Damian a, Dânsul a început a, noi tururi ghidate pe care le organizează practic singur pentru că așa eșa de bine antreprenorului român a, să înceapă să le facă pe toate și după aia să poată să externalizeze dar nu să fie el externalizat <gură> pentru care a, doamnelor și domnilor o să lăsăm aici niște inserții cu site-ul unde puteți intra pentru a vă Interesa și pentru a afla despre. Tururile ghidate pe care Damian file le face. Eu n-am reușit să ajung la niciunul până în momentul de față. În schimb, am în plan să fac treaba asta pentru că sunt cu adevărat o experiență. E cu totul și cu totul altceva să mergi în anumite locuri cu cineva care chiar îți poate vorbi despre locurile respective, despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre personalitățile marcante care au trecut prin locurile cu pricina, și acel cineva să nu-ți vorbească din scripturi. Ci, ci, din cercetări personale. Uh, drept pentru care vă recomandăm să intrați pe site-ul lui Damian, o să aveți link și în descrierea acestui clip și toate detaliile necesare ca să nu existe vreo scuză că n-ați știut. Uh, să revenim. Hai cu, să vedem. O mențiune, Radu, Fiind învățat și eu mai nou în tehnica de marketing, să zicem, îmi lansez site-ul pe 15 septembrie, când e toată lumea întoarsă din vacanță, au început toate școlile, ca să aibă cât mai bună priză. Site-ul e gata, numai că stă cu cortina... Am înțeles, deci ai încă n-ai dezvelit cum ar veni. Păi e, e numai bine, pentru că acest episod, din câte știu eu, se postează pe 7 septembrie, deci peste fix o săptămână că majoritatea o veți uita vineri la acest episod, peste fix o săptămână veți găsi site-ul lui Damian activ. Toate detaliile le veți regăsi atât în inserțiile noastre pe care le va băga domnul Niciune la montaj, cât și în descrierea acestui clip. Hai să vedem asta cu Atena, că e Tenu. o curiozitate personală. Atena, ia să vedem. Oricum urmează să vorbim și de greci. Sigur că da. Avem așa, ia... Deci orașul are 643.000 de locuitori, dar cu populație urbană 3.074.000 și metropolitană 3.737.000. Și acum să vedem Bucarest ce zice? Bine, în orice caz eu cred că datele nu sunt actualizate corect în ceea ce privește Bucureștiu, cred că suntem mult mai mulți aici decât. Uh... Eu sunt convins de treaba asta, pentru că de când Uber și alte chestii e principala. Zona 419 419.000. E cu, metro... cu metropolitană, da. Dar Hai. mie mi se pare mult deci prea puțin. Statistic vorbind, ai dreptate. Eu totuși sunt convins că Bucureștiul are un milion minim peste populația asta. Asta zic și eu, da. Dacă nu o fi mai mult, pentru că este una dintre puținele centre care oferă locuri de muncă. Pe păi cel mai țară. bun exemplu sunt eu. Eu teoretic am, nu teoretic, și practic, am buletinul, adresa de domiciliu din buletin, e pe Bulevardul Chimiei, numărul 63, în Iași. Frumos. De, și locuiesc în București de 8 ani de zile, 7 știu că nu-i corect, tocmai de asta și vreau să schimb era o chestiune de mândrie personală să-mi păstrez buletinul de Iași pe de altă parte nu-i corect, pentru că eu de atâta timp trăiesc și locuiesc aici și, din punct de vedere statistic eu nu sunt numărat ca și locuitor al Bucureștiului pentru că n-am nici măcar viză de flotant în direcția asta, deci da dacă e să ne luăm după treaba asta, cu siguranță Bucureștiului ar, ar mai trebui adăugați cel puțin un milion de locuitori. E cu siguranță așa, pentru că odată e principalul centru de educație. Eu sunt caz, și eu sunt venit în timpul vieții mele la București, nu sunt născut în București. Eu sunt venit la 10 ani, pentru școală, okay. o școală mai bună la București am atâția alți prieteni care la fel, fie la generală, fie la liceu, fie cel târziu la facultate, s-au stabilit aici majoritatea n-au mai plecat. Bun, sunt unii care au plecat în străinătate, dar oricum orașul își trage din restul țării, o parte rămân aici, alții pleacă mai departe. Mai punem în calcul, cum spuneam, cei care nu au venit să studieze, cei care au venit strict să lucreze. M-am uitat pe o estimare. Acum, iară, nu-i nu domeniul meu de specialitate, nu mă dau ca fiind autoritate, dar am înțeles că PIB-ul zonei Ilfov este mai mare. 20% din PIB-ul României. Și e mai mare ca al Bulgariei. Uh -huh. Global, că tot vorbim de români și de bulgari. Și mai e o treabă, București a fost o vreme îndelungată, nu știu dacă mai este, principala zonă de tranzit pentru cei care vin din Republica Moldova, pentru că noi avem un regim special cu vizele cu Republica Moldova, iar de aici se poate pleca nu e și mai departe. Bine, aici și și-o joacă un rol destul de asemănător cu București. Da, clar. Dar nu facem top în România, facem în zonă. Da. Și motivele principale pentru care București o atrage din ce în ce mai mulți locuitori. Mm -hmm. În epocă e cu siguranță așa. Deci pe lângă Istanbul, Constantinopol, București e principalul centru comercial. E normal să vină din Gabrovo, din Arbănaș, din Dârstor, de la Silistra, Ruse, toate, toate centrele comerciale ale Bulgariei. Este absolut normal să trimite reprezentanți și la București. Oamenii ăștia se constituie în, în niște mici bresle, cei de la Gabrovo, fiind cei mai bine legați dintre toți, reușesc să creeze un han în centru vechi, pe locul cumpărat odată ce se scoate la mezat, adică se lichidează vechiul teren al curții domnești. Curtea domnească, de în care a mai rămas acum doar o fracțiune, lângă biserica Sfântul Anton Curtea Veche, se întinde altădată până în strada Gabroven, deci cuprindea, nu știu, un sfert. Din actuala suprafața centrului vechi, odată ce cade în ruină, fanarioții schimbă centru, se mută la curtea arsă, este scoasă la mezat, se vinde la bucată și gabrovenii cumpără secțiunea de nord a curții domnești, unde ridică un han, astăzi, din păcate, ruinat și și o dispută. Se mai păstrează ceva uh, ruine în actualul sediu Arcub. Arcubul are o formă care amintește de vechile hanuri în sensul că răspunde în două străzi. Într-o parte răspunde în Lipscani, într-o parte răspunde în Gabroveni. La interior a fost renovat de către primăria municipiului București foarte reușită renovarea și având podele de sticlă pot să vezi de desubt uh -huh. niște ruine unde mulți susțin că ar fi ruinele hanului Gabroveni, al hanului bulgarilor din București, în timp ce alții, cum ar fi domnul Majuru, sper că am înțeles corect afirmația domniei sale, spun că e alături. Okay. Hanu Gabroveni și că nu ruinele sale. Mai puțin important aspectul ăsta pentru raporturile dintre români și bulgari. A la fel se întâmplă cu mai multe comunități. Paradoxal, București e ultimul oraș care are o biserică și o școală bulgară dar este întemeiată de un mitropolit bulgar al cărui nume, din păcate, l-am uitat. Aflat în exil în România, în zona Vergului, deci actuala calea Călărașilor, la numărul vechi 16. Se găsea această casă în care locuia mitropolitul și unde s-a fost amenajată și o biserică bulgară. Avem și în prezent o biserică bulgară la București. Ea se află tot în centrul vechi, pe strada Doamnei, cum se intre pe strada doamnei către Banca Națională, pe stânga, doar că este ecranată de o clădire care aparține, sau mă rog, e ținută de Patriarhia Română, unde e un sediu al Agenției de Turism a Patriarhiei. În spatele ei se găsește Biserica Bulgară Sfântul Ilie. Ok. Biserica aflată altădată în incinta unui alt han bulgar, hanul Sfântul Ilie, al lui Lazar Calenderoglu, un alt negustor bulgar care vine aici. Cu origini și... clare turce. Sau cu nume turcesc. Greu de spus aici, că se preiau anumite ameste. Da, particula Oglu în limba turcă este echivalentul lui Escu din limba română, mm -hmm. fiul lui. Da, fiul lui Calendară la noi nume turcesc. Adică s-ar putea să fi luat doar numele, oricum în 500 de ani, probabil că se mai întâlnea unii cu alții, dacă înțelegi ce vreau să spun prin mm -hmm. Bulgaria. Yeah. <laughs> e remarcabil faptul că profilul genetic al grecilor, dacă e să te uiți la Elena din Troia, Elena din Troia este blondă cu ochi albaștri cum vezi o grămadă de fete astăzi în Grecia, așa <laughs> Da, dar venite din Germania. <laughs> da, adică cu timpul, bineînțeles că se produc niște amestecuri de populații și atunci și tiparul se mai schimbă puțin, dar acest laser care în deloc nu știu dacă e tată sau e rudă altfel, că n-am apucat să studiez bine, dar este oricum rudit cu dr. Iancu Calinderu, care este administratorul domeniilor coroanei pe timpul lui Carol I. Ok. Așadar, dau și niște personalități politice vlăstarele emigrației bulgare de la București. Așa ca zone, mai avem în zona Filaretului Casa Fraților Mustakov mustacofii sunt tot așa negustori bogați, bogați, din Bulgaria, care se așează la București permanent, aici fiind centru afacerilor lor comerciale, și în casa lor moare revoluționarul bulgar Gheorghe Rakovski, care este precursor al socialismului bulgar, bun prieten cu Dobrogeanu Gherea și cu alți precursori ai socialismului în România. Și, în schimb, cel mai bog, cei mai bogați bulgari pe care îi cunoaște Bucureștiu sunt posesorii una dintre cele mai frumoase morminte din cimitirul Belu. Este vorba de frații Gheorghev, Hristos, Hristonedev și Evloghe. Gheorghev, născut la începutul secolului XIX, rămași orfan de mici, sunt aduși de rude în România, sunt sprijiniți de rude și se dovedesc foarte talentați în a face camătă, a se înțelege bancă. Mm. Nu e clar când devin din negustor banchier, dar asta se întâmplă cu ei. Și la un moment dat intră între cei mai bogați oameni din țara românească, ulterior România, că uh, Evlog, Hristo moare înainte de războiul de independență, Evlog e mare până 1890 și un pic. Adică apucă bine de tot regatul României, motivul pentru care ei n-au mormintele în Bulgaria, mormântul în Bulgaria, deși apucă să vadă statul bulgar modern, este faptul că uh, cel care moare primul Hristos e mort înainte de apariția Bulgariei. Și atunci, pentru că apuca să le mormânteze aici, fratele supraviețuitor ce n-are rost să mai mutăm mormântul. Noi rămânem aici, însă colosala lor avere de la vremea oamenii avea o bancă. Deci vorbim de niște sute de milioane de dolari în banii actuali. Sunt donați în mare parte statului bulgar care se naște, inclusiv uh, pentru fondarea Universității din Sofia. Drept urmare, cine o să ajungă la Sofia va vedea în fața Universității două statui în bronz de 3 metri. Sunt acești doi frați bulgari, al căror mormânt se găsește până astăzi la Belu. Okay. Este un super mausoleu făcut de Ion Mincu cu sculpturile celor patru evangeliști realizate de Frederic Storc. Okay. Tot ei, având bancă la București, sunt cei care fondează singura asociație bulgară recunoscută de statul român, care avea tot timbru, cont în bancă, exact cum e astăzi o firmă. Am aflat și eu de curând. Sper să nu stâlcesc pronunția, pentru că evident că nu vorbesc bulgară, dar se cheamă Dabra de Telnie Drujina, Societatea de Ajutorare frățească, să-i spunem. De Casa de ajutor reciproc. Nu are... așa ceva. Okay. Bulgarii cu dare de mână de la București negustori în mare parte, bancheri, Hristo Gheorghef este unul dintre președinți. Fondează această asociație menită să i sprijine pe semenilor mai puțin norocoși. Cu timpul contribuie și la organizarea unor capiteliște, cred că se cheamă în bulgară, ateneuri populare pentru culturalizarea emigranților bulgari la București, ca și pașoptiști în România și bulgarii s-au prins că dacă nu-și formulează o cultură națională în adevăratul sens al cuvântului, n-au șanse să existe ca națiune modernă. Și pentru că în Imperiul Otoman, <hăhă>, mult succes să-ți faci cultură națională, existau școli, dar majoritatea erau în limba greacă, dar vorbim asta la greci, au venit în număr mare la București și în alte orașe din țara românească mai ales și acolo au fondat școli în limba bulgară în Cazul capitalei, cum am spus, ea este cea de pe bariera vergului, însă mai există niște contacte culturale. De exemplu, nu mai știu, cred că chiar Rakovski îl roagă la un moment dat pe... pe Cuza, nu, pe Carol, pe Carol I, să intermedieze pe lângă Carol Davila, pe lângă fondatorul sistemului de învățământ medical din România, uh -huh. să primească studenți bulgari. Și doctorul acceptă și oferă anual locuri la Facultatea de Medicină din București ca să pregătească și medici bulgari. La fel se întâmplă cu viitori învățători bulgari care vin să studieze fie la Academia Domnească de la Sfântul Sava, cât se păstrează ea, fie la alte școli bucureștene mergând un pic înapoi, doar așa câteva repere, cea mai veche școală cunoscută din București, școala de Slovenie, de la Biserica Gheorghe Vechi. Cea vizibilă din bulevard este Gheorghe Nou, aia de la kilometru zero. Ok. 100 de metri mai e la dreapta, cum te uiți la biserică, în spatele fostului magazin Cocor, cum începe Calea Moșilor, mm -hmm. e pur și simplu închisă de blocuri, o vezi numai din Sfânta Vineri, din bulevardul de sus. Este și Biserica Gheorghe Vechi, ctitorie de secol XVI, în prejurul care a fost fondată această școală de Slovenie din motivul pe care l-am menționat anterior, că vechile noastre documente de cancelarie erau în limba slavonă. Okay. Și atunci aveai nevoie de dieci de secretari de cancelarie care să știe să redacteze documentele astea. După ce am schimbat administrația în limba română, chit că am menținut caracterul, uh, caracterele chirilice -o încă o vreme, aveai nevoie de die ăștia ca să știe să-și citească pe documentele veche. Bă, ce a zis vodă Mihai Viteazul asta? Nu știu, șefule, că nu scrie în română. Aveai nevoie de oameni care să știe să deșifreze asta și a fost menținută până la regulamentul organice în 1830. Evident, pentru că Slavona dispăruse între timp și din administrație și și din biserică în mare parte, aproape că nu mai găseai român care să vorbească, așa că unii dascăl de pe acolo au fost plugari. Mm -hmm. Bulgar stabilit în România, care acum trec în impostaza de profesori. La fel cum au fost și la Academia de la Sfântul Sava. Alexandru Turnavitu este Alexandru din Târnovo. Că da, îi spune așa. Okay. Și care este un învățat bulgar. Avem și noi contribuție reciprocă la cultura bulgară, respectiv la noi ajunge o perioadă, studiază la Sfântul Sava episcopul Partenie Pavlovici, care este considerat primul iluminist bulgar, prima personalitate culturală a Bulgariei moderne, precursor al renașterii bulgare. Și tot la noi învățatul bulgar Peter Sapunov, cu sprijinul unui sfânt din România, mitropolitul Grigori al IV-lea dascălu al Ungrovlahiei unul din marii cărturare ai bisericii, tipărește la Râmnic, mi se pare, în 1823, prima Biblie în bulgara modernă. Ceea okay. ce la noi făcuse Șerban Cantacuzino cu 150 de ani mai înainte, reușește și bulgarii să facă, dar tot pe teritoriul țării românești și lucrul ăsta îl atestă bulgarii când la înscăunarea Patriarhului Miron Cristian 1925, delegatul Bisericii Bulgariei aduce un exemplar original. În această Biblie spune, noi n-am uitat faptul că ne-ați fost de ajutor cu ocazia asta. Deci sunt mai multe schimburi dintre astea culturale între noi și bulgari și de asta poate fi considerat Bucureștiul. Avem un mare slavist, Ioan Bogdan, care traducem numeroase documente din slavonă și care spune că Bucureștiul poate să fie considerat, Ita mă rog, Bucureștiul spațiu românesc, Italia bulgarismului, locul unde se creează Sentimentul okay. național bulgar și de unde vin mare parte din revoluționarii bulgari care reușesc să declanșeze răscoala de la 1876, revolta, care a dus la intervenția rusă. Ajungem imediat și acolo. De Bote v menționat că și el face parte, i-a ajutat puțin, e drept de Abra de, de, de Telnie Drujina, de asociația asta umanitară bulgară. Stă pe la Brăila. Este învățător, mi se pare, pe la Ismail, care la vremea era teritoriul românesc, că suntem între războiul Crimei și războiul de independență. Aveam sudul Basarabiei, okay. cedat de Rusia. Și este unul dintre cei, cum spuneam, care la 1876 trece în Bulgaria să lupte contra turcilor și moare eroic prin munții Balcani. Dar este un om care trăiește jumătate din scurta lui viață în România. Un alt poet bulgar, mi se pare, Liuben Karabelov, tot așa stabilit pe aici, prin zona uh, bulevardului Obor, deci Calea Moșilor. Mm -hmm. Așa. Uh, și un schimb, iarăși invers, un bulgar cu un nume foarte ușor de ținut minte, Gheorghe Hagi Toma Peșacov pe Destrășescu. Gheorghe Hagi e simplu. Hagi, da. Pierzi de Măștrășescu, e mai complicat acum. <laughs> E un bulgar care și-a romanizat numele. Pe Șacov e numele bulgar, pe Destrășescu este numele romanizat. Bulgar care, educat la școli în România, se așează aici și este primul care trece în versul viața lui Tudor Vladimirescu. Despre okay. tragica moarte a eroului României, mi se pare că se cheamă poemul lui, este prima scriere, cronologic vorbind, despre Tudor Vladimirescu și el e la Belu. Ok. Deci avem un schimb dintre ăsta acum. cultural. Gheorghe cultură. Hagi Peșacov pe Nu uitați Toma. Gheorghe Hagi Toma Gheorghe Hagi Toma Peșacov pe, Băi, dar asta e exercițiu de dicție, nu-i nume, ești nebun la cap. De la pedestru. <laughs> pedestru, <laughs> da, dar pe, nu, nu, creierul a transmis informația, limba nu reușește să -am, nici n-am băut, -i. asta e de formă la păi mine. Păi da, Gheorghe, ia, dă iau, poate, stai, să vezi cum se modifică acum. Nu știu pe unde e sticla, dar <coughs> văd că mai îmi trebuie și mie un pic de combustibil neuronal. Iertați-mă <coughs> imediat. Gheorghe Hagi, Toma, Peșacov, pe Destrășescu. Vezi? Super. Asta era ta... Avem un următor hit în România. <laughs> Putem să facem quiz la nivel național. Cine poate să-i spună numele lui ăsta din prima bine? Nu, fii atent că facem și mai tare. Cine poate să-i scrie din prima bine e provocat în secțiunea de comentarii. Chiar acum, doamnelor și domnilor, câștigătorul primește o poză cu mormântul lui din Belu, făcută chiar de către Damiana în file cu telefonul lui fără cameră și cu butoane. <laughs> Am avut până de curând relativ. Păi când ne-am cunoscut pe ăla la avea, acum am văzut că ai scos ceva, un device, era mai multă sticle decât butoane, ceva. Bine, nu, nu, era deloc caracteristic Păi nu-mi este și eu, oricum mă simt un pic inutil cu telefonul ăla, că eu oricum numai să sun, să dau mesaje și în cel mai bun caz să intru pe un messenger ceva, oricum pe messenger, deci eu scriu trei rânduri în 5 minute. Iar butonul cel mai des apăsat este delete. Ok. Deci ești un om hotărât, să înțelegi. Absolut, da. Eu sunt, cum a observat un prieten, singur om sub 50 de da, ani care scrie așa. Ah, cu un deget. Da. <laughs> Lasă că... Lasă la o parte că eu trebuie să mă opresc din mers, din orice fac, ca să pot să dau un mesaj. <laughs> în ritmul ăsta la anul te vedem cu iPhone, stai să vezi tu câte schimbări pe petrec în piața ta. Adus, Cu da. Apple mai răspunzi așa, plătești cu ceasul. <laughs> Fără să fac reclamă, eu am spart un telefon de la de fac reclamă că -arunc de la aruncă de, la, de 4 și nu se sparge sau cu, dau, cu, dau cu toporul în el. A, bine, știu, Caterpillar de la care rezistă Dar, pe șantier. Am avut da. două, le-am spart pe amândouă atrat de la Belu e mult mai Ai fost să spunem că e o investiție neprofitabilă în cazul meu. Nu știu ce să zic. Adică, hai să vezi. lasă-mă că am prieten care l-a crescut tensiunea din cauza iPhone-ului la un simplu scăpat pe masă la ceva cric ecran. Dar stai să nu divagăm. <laughs> Gheorghe Hagi Toma, Peșacov pe Destrășescu. Incredibil. Mamă, ce tare sunt. Numai de la o gură. Da, dacă beau o sticlă, <laughs> vorbe... poți să citesc și poeziile. <laughs> Vorbești în bulgară direct. Citesc poeziile... chirilic. Poeziile le poți citi, că el a scris în limba română. Ah, ok. Dar cu siguranță în caractere chirilice, n-a scris cu păi caractere sunt, latine. Suntem înainte de reforma lui Cuza, când sunt introduse caracterele latine. Toată lumea scria în chirilică mm -hmm. la vremea aia. Deci bulgarii și astăzi scrie, scriu cu chirilice. Bulgaria a rămas până astăzi, mă refer toată lumea din spațiul românesc. Okay. Deci ne-am scris în limba română primul da, lume, caracter prima caracter primul document în limba română este scrisarea scrisoarea lui Neacșu din Câmpul 1521. Din 1521 până în 1862, mi se pare că e reforma lui Cuza, toată lumea scrie limba română, dar cu caractere chirilice. Ok. Da, e spectaculos exercițiul ăsta îl fac cu vizitatorii în Belu, sunt pietre de mormânt cioplite înainte de reformă, care sunt în română, dar cu caractere chirice și stau mai ales cu copiii. Ia -i să vedem, puteți să descifrați și să vezi ce mișto, după ce le deștifrezi eu câteva cuvinte, să prind care ce e da. și reușesc aproape să citească. Pentru că mintea e intuitivă, te prinzi recunoscând câteva caractere care sunt identice, A-ul, au, ul cu tare, pe restul le suplinești la un moment dat. Da, da, și da. reușești să lești cuvintele. Pe de exemplu, numele Rusiei, eu acum pot să-l citesc, îl citesc Pokbash. după aia îmi dau seama că stai, că să nu-i fotbalistul ăsta e Rusia. Da. Rasia. Rasia să că P e R, da. C e S și tot așa. Uh -huh. Da, și la Rusie, pițe așa-l așa citesc eu p y C e piți asta, ruse, gata da. mergem, este un drum bun spre casă e bun deci <laughs> pentru amatorii cei care trăi prin Bulgaria nu e deloc complicat să înveți să citești nu să înțelegi dar să poți să citești pur și simplu ce scrie în chirilică e o treabă care îți ia una-două zile da, și puține cuvinte pe care să le-și cunoști ca să poți să faci asimilările respective și după aia să pe baza raționamentului să știi care literă e cum e da Exact. Dacă știi, de exemplu, Sofia și vezi cum e scris, după aia poți să intuiești o, altă localitate. Dacă știi să descifrezi caractere chirilice, odată că recunoști în ce localitate te afli, bun, suntem în în care avem sute de aplicații, nu-i neapărat nevoie, dar mai știi. Dar și ce și pe aplicații îți scrie tot în caracter chirilic. Aia, nume de străzi cu tare, plus că poți să recunoști poliție, spital, chestiile uzuale de care ai avea nevoie, mm -hmm. Mm -hmm nu strică să știi măcar un pic, plus că așa mai poți să legi cuvinte, că dacă vezi cum să citește, mai reții și cuvinte la un meniu de restaurant, nu că n-ar avea în limba engleză. Sau în, dar... în limba română. Dar la fel, la un moment dat nu știi pe unde te nimeri, știi, e interesant să mm -hmm. poți să ceri câte ceva direct în bulgară. Revenind. Gheorghe Hagi, pe Șacov, pe Destrășescu. Fabulos. <laughs> <laughs> uh, deci avem schimbul ăsta cultural și avem niște contribuții importante pentru cultura Bulgariei de la vremea aia. Vis-a-vis -vis de cum poți să identifici pe bulgari în perioada veche a istoriei românilor, e un pic complicat pentru că avem obiceiul în documente să le dăm tuturor slavilor sud-dunărene aflător pe aici numele de sârbi. Deci nu okay. facem diferențiere că e bulgar, că e croat, că e sârb, oricum, sârbii și bulgarii, dat fiindcă sunt vecini cu noi, sunt în număr cel mai mare. Și bulgarii sunt sensibil mai numeroși decât sârbii. Însă, la momentul de față? În vechime, nu știu la momentul de față. Oricum, sunt minorități foarte mici, în ultima perioadă, pentru că s-au făcut schimburile cu țările respective. Dar mm -hmm. în momentul ăla, când e întins ca o pleașcă Imperiul Otoman pe aici circulația este mai liberă și deplasările de populație se fac mult mai ușor. Însă toți sunt trecuți cu denumirea de sârbi. O, un exemplu în București este cartierul Giulești Sârbi, care în vechime era populat aproape exclusiv cu bulgari. Ok. Fie că a fost vorba de această veche denumire, dar denumirea asta dispare, adică în secolul XIX începem să diferențiem și noi între bulgari, sârbi și alte neamuri slave din Sud, fie am întâlnit o variantă, dar mi s-a spus verbal și n-am reușit să o verific în vreun document, că denumirea de sârbi este dată după primul război mondial pentru că am fost adversar cu Bulgaria, s-a căutat să se evite anumite resentimente. Și atunci <laughs> guvernanții au schimbat numele ca să nu mai știe nimeni că acolo. Dar care e cartierul Giulești Sârbi? Nu, nu este -e în estul Bucureștiului. Nu, raport cu Giuleștiu că bănesc că e în zona E mai Giulești. la sud, mai la est de Giulești, către Mănăstirea în Ruine, Mănăstirea Cheșna. Ah, ok. Ăla e cartierul okay. Giulești nu știu să spun cum se cheamă artera care îl traversează. După militari, după așa, mai la răsărit e zona Giulești. A, deci, după militari. Da, da, da. Ah. Ok. După Înseamnă că e prălungire ghencea. Ține cont că eu nu sunt șofer. Ok. Și eu ți-l spun de pe hartă. Nu știu exact cum vine. Am un prieten care a fost dascăl mai mulți ani la uh, o biserică în Giulești, Sârbi. Și așa că m-am plimbat pe acolo, dar eu la volan. Nu am știut <laughs> niciodată exact pe unde sunt. Ok. Uh, Ăla -i, aia e zona unde au fost așezați de-a lungul timpului bulgar. Și cum spuneam, prin sudul Dunării, sunt până astăzi o grămadă de localități, mă îndoiesc. De exemplu, bunica mea este sârbă bulgară o cheamă Rada. Ok. I-am spunea că bunica ei vorbea sârbește și că ei era jenă să se ducă la bunica ei că făceau copii mișto de suntem vorbind de o femeie născută în 35. Mm -hmm. Ei era jenă să se ducă la bunica ei care nu prea rupea românește, că râdeau ceilalți copii de ea când îi vorbea sârbește. Ok. Astăzi, cel mai probabil, se mai păstrează doar în memoria familiilor faptul că au fost, la un moment dat, sârbi, bulgari, etc. Pentru că, din punctul de vedere al limbii, cu siguranță că au fost asimilați. Între timp, avem cazuri și prin București, tocmai pentru că uh, nu facem diferențierea pe naționalități și le spunem sârbi tuturor, e greu de spus ce au fost fiecare, dar strada Pitar Moș, de exemplu, din centru, în spatele Cărtureștiului de la Verona, de pe Magheru. Uh -huh. De fapt, nu e niciun pitar acolo, este un sârb, cel mai probabil, pedar, care se ocupă cu una dintre profesiile considerate emblematice pentru bulgari și sârbi, respectiv. Hmm. Asocierea clară pe care o făceau cel puțin mai de mult cu ocupația sârbilor și a bulgarilor. Cu ce se ocupau ăștia cu predilecție? Stai să dăm, dăm puțin timp de Gheorghe Hagi Toma pe Șacov, pe, a, pe, așa. pe, așa, pe mă gândesc. Vezi dacă te-ai grăbit? <laughs> da. <laughs> nu e bine să te grăbești. Uh, deci cu ce, fă, ce făceau uh, asocierea clasică cu ceea ce făceau bulgarii și sârbii? Sunt, sunt recuno recunoscuți ca fi niște excelenți... Negustori? Ce? Nu, acolo greci, armeni, evrei. Da, și asta e adevărat. <sus> nu știu, mă dau bătut. Legumicultori. Așa, da. Ca Foarte să bun tot da. să țină grădin de legume, de zarzavaturi. Evident că și negoți de aici, implicit, dar în zona aia se pare că acest pedar, care a prins suta de ani, da, de și a ajuns celebru, a reușit să dea numele străzii, doar că i s-a modificat numele și a ieșit Pitar Moș. Dar Moșe, pentru că era bătrân, uh -huh. îl chema Pedar. Ok. Așadar, avem comunități de slavi în București de altă dată. doar că, așa cum spuneam, faptul că sunt denumiți toți sârbi face destul de dificilă repartizarea lor pe neamuri. Uh -huh. Evident că nu sunt limitați doar la negustorie, respectiv la uh, cu cultivarea legumelor. Oricum, în oraș propriu zis, ca în greu să cultivi legume, chit că suntem într-o perioadă când grădinile sunt largi. Dar... Uh, în zonele limitrofe, cu siguranță, era posibil. Se ocupă și cu fel de fel de profesii. De exemplu, din rândul bulgarilor, mai avem bogasieri. Bogasierii sunt o ramură de meșteșugari din industria, industria textilă. Din câte te știu eu, sunt cei care realizează umplutura de la uh, cojoace, chestii care uh, pun blană. Ok. Uh, diverite materiale. Gabrovenii oricum se remarcau în principal prin comerțul textil. Postavul de Gabrovo era un material textil foarte gros din care de regulă se făceau plăpumi. Așa, îi mai găsești băgați și pe la Ișlicari și pe la Cojocari, adică sunt meșteșugari destul de îndemânatici în general, chiar dacă era destul de greu, exista o tentă de naționalism atunci, de fapt era mai degrabă o încercare de a favoriza industria națională, să nu prea permită domnitorii să fie asimilați Străgini în cadrul Breslelor. Dar asta nu vorbim de <coughs> naționalism, de, de fapt de xenofobie, cât vorbim mai degrabă de protecționism economic. Uh -huh. adică, industria mea, încercăm să nu facă alții concurență. E cazul unui negustor bulgar, antreprenor, chiar bulgar, dar îmi scapă numele lui, care se apucă să fabrice, să deschidă o fabricuță de textile, concurând o fabrică de testemeluri care exista pe lângă Mărcuța și statul îi închide pur și simplu, un, un, mi se pare că Alexandru Suțu, ultimul domnitor fanariot, îi închide stăia fabrica că nu avea voie să facă așa ceva, să facă o concurență. Gagiu, <coughs> foarte ambițios, trece administrator în fabrica asta de testemeluri, sunt basmalele, și după câțiva ani când ăstea expiră monopolul, deschide iar. Ok. Angel îl cheamă pe negustorul bulgar, doar că e concurat cea a doua oară, dar, cum spuneam, un tip foarte întreprinzător, Ideea asta de protecționism economic, cum vrem să o luăm, s-a manifestat cu timpul și în xenofobie. O găsim la Eminescu, de exemplu, în, cred că în Epigonii, scria de bulgăroi cu ceafa groasă. Așa, da. Acum, faptul că și eu am niște descendențe bulgare, la capitolul ceafa groasă chiar mă simt. <laughs> uh, Hai că nu e chiar e oricum, nu, e, nu, ai chiar bulgărească E oricum vorba de stereotipurile astea Culturalo-etnice Care în general nu-s valabile Tocmai de-aia le și enunțesc ca atare, vis-a-vis deci -vis de fizionomie. Că bulgarii ar trebui să fie butucănoși, lați în spate, totul venind de la faptul că prestează munci agricole. Nu știu dacă ați cunoscut bulgari, eu am cunoscut și bulgari care nu corespund. În general, stereotipurile astea nu se aplică. Mm -hmm. Că toți țiganii ar trebui să fie măslini cu ochi negri, păr negru cu tare. Iar nu e o condiție. Da etc. Poate să meargă aproape orice neam, culmea mai puțin românii. Eu până astăzi n-am întâlnit un stereotip de, legat de aspectul unui român, de-aia mi de recunosc greu oamenii până străinătate. Bă, nu știu ce să zic, eu o recunosc românii rapid, chiar dacă pe nu aud vorbind. Nu noi, pe noi. A, ah, ok, străinii Alții să ne recunosc pe noi, pe noi. ok, da, da. Da, din punctul ăsta de vedere, păi depinde, suntem și diferiți, fizionomia noastră e diferită în funcție de zona de pe unde venim. E drept. Aică în schimb, pe bulgari... meu e mai rusesc decât a tău. Al meu e mai nemțesc. Da. He, în schimb, pe bulgari, ca, tot ca stereotip cultural, iarăși, majoritatea greșite, că țiganul fură, că neamțul și rusul sunt bețivi, că neamțul, în schimb, e foarte tehnic, etc., pe bulgari îi luăm cu un stereotip bun, că sunt foarte muncitori. Că într-adevăr, unde se pune bulgarul la lucru, mai ales să amenajeze o gospodărie, iese totul țais. Aici posibil să corespundă, dar sunt stereotipuri, le luăm ca atare. Tot contactul ăsta cultural uh, culminează, să spunem, în 1877, când România, la vremea aia sub Carol I Principat, se alătură Rusiei în ceea ce a fost, propriu-zis, în peninsula balcanică, ultimul război ruso-turc rușii cu și cu Turcia au o îndelungă relație de ciocaneli reciproce, din care, statistic vorbind, Rusia iese învingătoare în proporție de 90% aproximativ. Este cazul și acum. Rusia, prin tratatul de la cuciuca i din 1774, se uh, căpătase titlul de protectoare a tuturor creștinilor din Imperiul Otoman. Ceea ce a fost diplomatic uh, cireașa de pătort pentru Rusia, pentru că orice violență a turcilor împotriva unui popor creștin era motiv de război pentru Rusia. Uh -huh. cum să răsculau careva creștini în peninsula balcanică și turcii evident că o încercau să năbușe treaba da, asta da, da. Rusia declara război în cazul ultimei răscoale bulgare aceea din 1875 76 violențele turcilor au fost într-adevăr oribile, adică au fost populații întregi ale unor localități masacrate, femei violate, copii, oameni uciși în biserică, biserici incendiate Lucrurile astea sunt incontestabile. Rusia folosește asta ca pretext de război și, în prima fază, cum majoritatea știm din manualele de istorie, nu cere participarea militară a românilor, cere doar drept de tranzit. Pentru că Rusia nu mai avea graniță cu Imperiul Otoman în Europa, mm -hmm. în urma tratatului de la Paris, că pierdut sezona aia din sudul Basarabiei, cere drept de tranzit țărilor române, trec trupele ruse spre Bulgaria. Mănâncă o bătaie zdravă în fața lui Osman Pașa la Plevna și marele duce Nicolae telegrafiază repejor principe lui Carol, cerându-i să treacă Dunărea de grab să facă jocțiune că ne mănâncă turcii. Okay. Și în felul ăsta trec trupele române, obțin celebrele lor victorii de la Grivița, Plevna, etc. și reușesc în anul 1878 să se îndrepte spre Vidin, unde îi prinde finalul războiului tratatul de la San Stefano între Rusia și Imperiul Otoman, unde România nu e luat în calcul noi n-am contat. Rusia face o treabă de toată jena, dacă e să vorbim amical, diplomatic, bineînțeles că a profitat. Ne cere sudul Basarabiei spunând că ne dă la schimb Dobrogea. Ok, cu ea de la bulgar și nu dă nouă. Da, economic a fost vax, pentru că Dobrogea stând <coughs> 400 plus spre 500 de ani sub dominația turcească, era un teritoriu slab dezvoltat economic, vai de mama lui. Da, era deschiderea la mare. Păi și sudul Basarabiei era total. da. da dar asta, adică unui stat aliat să iei un teritoriu, să-i dai altul, nu se prea întâlnește, bine, nu se prea întâlnește între egali. Nu eram egali ca putere cu Rusia, primim schimbul ăsta că nu avem încotro și totodată tratatul ăsta consfințește formarea unui principat bulgar, de fapt a două principate bulgare, unul la nord de Balcanul, unul la sud de Balcani, încă sub suzeranitate turcească. Este consfințit într-o formă mai restrânsă de Congresul de la Berlin, care de fapt încearcă să regleze situația, să aibă Rusia atâta avantaj în fața Imperiului Otoman, și în felul ăsta apare un stat incipient bulgar cu care noi intrăm în relații diplomatice, încercăm să reglementăm cu foarte puțin succes și situația vlahilor de la sud de Balcani. S-a spus că sunt români, nu chiar români. Mm. Avem clar legături culturale, dar parcursul e un pic diferit, că dacă ar fi fost români, români și limba ar fi fost la fel. Uh, și nu prea reușim. Asta e o treabă pe care am, am menționat-o pe în alte podcasturi, dar nu strică să-i mai fac mențiune pentru că nu se vorbește aproape deloc de ea. Sigur. Uh, S-a produs un soi de genocid în Balcani odată ce au apărut naționalitățile independente față de aceste populații vlahe. Că vorbim de macedo-români a români, că vorbim de megleno români sau de cuțovlahi, uh, naționaliștii greci, bulgari, sârbi, în ordinea de fapt ar fi greci, bulgari și sârbi, au comis uh, violențe pe față față de aceste populații. Tot la instigațiile grecilor se pare că Ali Pașa din Ianina ar fi ars mai înainte Moscopole, mare oraș al românilor din Tesalia. Lucrurile astea nu vorbim în spirit revanșard că ni s-ar conveni nouă compensații sau orice, dar este frumos în civilizația secolului 21 să-ți recunoști bubițele din spatele istoriei. Adică e indiscutabil că holocaustul existând merită să fie recunoscut, dar la fel merită să fie recunoscut și genocidul ăsta și genocidul armean, de care o să vorbim probabil dacă uh, reușim să extindem destul Imperia, istoria Imperiului Otoman mm. și toate celelalte crime istorice, să fie recunoscute că au fost tocmai să fie predate ca să nu se mai repete vreodată. Adică să se înțeleagă odată că ura asta între neamuri e un cretinism profund și atâta. Categoric, da. Ei, hey, au loc uh, luptele astea, ceea ce în România produc prima schimbare majoră de nume de străzi, ceea ce explică de ce noi până astăzi avem, nu doar în București, nume de străzi cu denumiri din Bulgaria. De exemplu. Grivița Plevnei. Grivița Plevnei, Calea Rahovei, în centrul vechi Smârdan. Ok. Ăla nu e dat de niște negustori bulgari. Ăla e schimbată din ulița nemțească, cum se numea până atunci, în amintirea luptelor de la Smârdan, calea victoriei tot atunci schimbă numele din podul Mogoșoi, pentru că pe aici defilează trupele române victorioase după încheierea războiului din Bulgaria, Calea Dorobanților, fostă ulița Herăstrăului, aduce aminte de infanteriștii români, cei cântați de Vasile Alexandrii în Peneșcurcan, între altele. Toate treburile astea au de a face tot cu legătura dintre români și bulgari și și pe teritoriul Bulgariei, la Plevna, la Grivița și mai sunt vreo două localități, mi le-am notat pe aici că nu le-am reținut foarte bine. Uh, doar că nu mai știu până... Așa. Pordim și Beala, sper că am pronunțat cum trebuie, se găsesc monumente închinate soldaților români care... Chit că a fost indirect, că noi luptam pentru propria noastră independență, dar, conjunctural, am și ajutat la Formarea independenței Bulgariei. Mm. Mă rog, la nașterea statului bulgar, pentru că Bulgaria, ca stat independent, cum am spus la început, apare abia în 1908. Abia atunci, profitând de dezordinele din Imperiul Otoman, reușesc bulgarii să-și declare independența față de uh, sultan. Ok. Și devin stat independent care poate să trateze de la egal la egal în perioada asta e normal să apară și mai intense schimburi economice cu Bulgaria, să crească comunitatea bulgară de la București, chit că există un stat național, ceea ce ar fi însemnat că ar trebui să producă un regres, să se întoarcă bulgarii, dar nu, rămân importante comunități bulgare la București bun, dar mai ales prin Dobrogea, și mai sus, prin zona Bugeacului de astăzi din Ucraina. Evident, toată zona asta dinspre mare, din Bugeac, Dobrogea și mai jos, un pic cadrilateru, e zona disputabilă, pentru că, istoric vorbind, cinstit, a stat mai mult în stăpânirea Bulgarii decât a stat bulgarilor, decât a stat în stăpânirea românilor. Și exact aici au avut loc și conflictele cele mai importante dintre români și bulgari. La scurtă vreme după ce își declară independența, Bulgaria se unește cu celelalte state care se născuseră în Balcani, Serbia, Muntenegru și Grecia, care a apărut de mai devreme, ca să-i mai tragă una Imperiului Otoman. Ăștia mai dețineau niște teritorii prin Balcani, izbucnește primul război balcanic, turcii sunt înfrânți total, sunt zburați aproape complet din Europa, mai păstrează doar Istanbulul. Și fiecare stat obține teritorii copioase, Bulgaria se simte un pic driblată. Bulgaria ar trebui să ocupe teritorii, inclusiv actuala Macedonie de Nord. Okay. Nu primește toate teritoriile alea și supărat țarul Ferdinand, că deja are monarh german, este o altă treabă care ne reunește. E oglindă cum s-a petrecut la noi: România, Bulgaria și Grecia. Mm -hmm. Toate trei primesc dinastii germane, din numeroasele principate care au alcătuit dată conglomeratul etnic german mai înainte să fie reunit în cadrul unui imperiu unitar. La noi este dinastia de Hohenzollern-Sigmaring, la ei este cea de Coburg, gota Ferdinand, profund mulțumit de rezultatele primului război balcanic, îl pornește pe al doilea, minunată gândire strategică din partea Bulgariei să iau la bătaie cu toată lumea. Uh, e bine, el începe împotriva Serbiei yeah, și a Greciei mai care... e un, un inteligent și în zilele noastre care face asta da doar că ăla are ceva mai multe resurse pe mână dar să nu intrăm în discuții actuale Uh, bine, el de fapt începe cu Serbia și Grecia crezând că o să-i spulbere rapid pe ăștia. Armata bulgară era într-adevăr cea mai puternică din că Avea penisula... experiența la activă a Și experiență și număr și sprijinită puternic de Rusia. Era statul cel mai apropiat de ruși și atunci uh, scontau și pe sprijin militar al Rusiei. Oricum era numită Prusia Orientului celebrul dictator al lui Voltaire, de altă dată că Prusia, în, în mod normal, orice armată are o țară. Prusia este o armată o, orice, țară orice țară are o, armată, o armată, este o armată, armată care are ar o țară. Exact. Cam aceeași treabă se producea în Orient cu Bulgaria. Asta și explică de ce ceilalți s-au aliat cumva să se păzească de bulgari. Ferdinand a sperat că o să aibă o victorie rapidă, cum au sperat mulți, mulți în istorie. Nu s-a întâmplat așa și au avut timp să intre și turci în luptă tot împotriva Bulgarii și la sfârșit stătea România așa în sus de Dunăre și zic, mă, dar eu ce fac aici? Eu de ce să stau degeaba să nu... Să nu și, profit și eu. Drept urmare, declarăm și noi război bulgarii în al doilea război balcanic. Trupele românești coboară în sud, est, în nord-estul Bulgariei și uh, cucerim aproape fără să tragem un foc sudul Dobrogei, Durostor și Caliacra, celebru cadrilater. Noi, la noi se moare pe capete, dar nu din cauza opoziției bulgare, ci din cauza unei epidemii de holeră, ceea ce prefigura lipsurile logistice din primul război mondial. Drept urmare, Bulgaria foarte rapid este constrânsă să încheie pace care se semnează la București, în timpul când este prim-ministru Titu Maiorescu. Avem poză okay. de acolo. Prin tratatul ăla, mai pierde niște teritorii în fața Serbiei, Greciei, cedează și Turciei zona cu Adrianopolul, cu Edirne și se formează granița actuală dintre Bulgaria că Edirne și Edirne e localitate de graniță. Da. Granița actuală apare atunci, după tratatul de la București. Rămâne la fel neschimbată până astăzi. Mm -hmm. Așa, iar noi preluăm acest cadrilateral. Am mai spus-o iarăși, mi-am luat ceva în jurături, dar nu e vorba. De... Este un naționalism. Destul de deplasat, fraților, să crezi că orice teritoriu stăpânit vreodată de români chiar e locuie... nostru. Da? Da. E adevărat că noi n-am prea purtat război ofensive, dar ăsta a fost unul. Drept urmare, nu e greu de înțeles dușmania pe care n-au purtat-o ulterior frații bulgari, deci după ce a 100 de ani colaborare bun, cumva din inerție bună, după Trinaitii Goda, cum au ținut minte bulgarii, ne-au purtat o ură feroce și ce să vezi trei ani mai târziu ne, gă ne găsim în tabere opuse în Primul Război Mondial, bulgarii fiind de partea puterilor centrale alături de Imperiul Otoman și Austro-Ungaria, respectiv noi fiind de partea Antantei. Mm -hmm. Ceea ce, evident, a dus la uh, lupta bulgarilor împotriva românilor. Trupele bulgare, pregătite de ofițeri germani în frunte cu Mackensen și cu artilerie germană, ne administrează una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din primul război mondial. E vorba de bătăria de la Turtucaia, Tutracan, astăzi în Bulgaria, vis-a-vis -vis de Oltenița pe Dunăre. Uh -huh care era teritoriul românesc, era, facea parte din cadrilater. Și în urma înfrângerii astea a României, se reușește spargerea frontului, traversează Dunărea, evident, trupele române sunt nevoite să se retragă, abandonăm Bucureștiul fără luptă, în timp ce și în Dobrogea frontul se prăbușește și Dobrogea încape pe mâinile administrației militare a puterilor centrale, implicita Bulgarii, care urma să o primească în situația unei victorii finale a puterilor centrale după primul război mondial. Soldații bulgari intră și în București împreună cu trupe germane, austro-ungare, turcești și își manifestă dragostea față de români odată ocupând casa Capșa pe care îl transformă în clubul ofițerilor bulgari și pun spre oroarea tuturor Capșa era cel mai select local al Bucureștiului pun borcane de murături în geam okay. frumos plus că devalizează spre eterna drama lui păstoril Teodoreanu excelenta pivniță a Capșei păstorii tuturor spuneau că erau sticle de chateau IKEM vândute pe 5 bani de către soldații bulgari și mai încearcă să facă o chestie foarte interesantă, să fure moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov de la Mitropolie, pretextând corect că e bulgar și că trebuie să-l returneze uh, țării lui de origine. Deci niște soldați bulgari sparg Mitropolia la un moment dat, fură moaștele și încearcă să treacă vama, că totuși exista o delimitare între teritoriul ocupat și teritoriul național bulgar, pe la Giurgiu cel mai probabil. Uh, Mitropolitul între timp Conun Arămescu Donici îl alertează pe Mac Macanson spusese oficial că, băi, război e război, dar nu facem, nu distrugem cultură și chestii conexe. Mac are reacție rapidă și reușește să fie prins bulgarii înainte să treacă vama și moaștele să fie returnate datorită intervenției astea energice le avem până astăzi în Catedrala din București. Da, ca să vezi cum normal, violența naște violență. Adică noi le-am tras-o, ne-au tras-o și ei, nouă. La Turtucaia am uitat să menționez Avem printre prizonieri pe George Topărceanu Ok, cum George... a ajuns el acolo? Era soldat mobilizat pe front E prins în cercuirea de la Turtucaia Este luat prizonier Și este dus într-un lagăr de prizonieri Și petrece restul războiului Într-o zonă din Balkan, dar Din sud, uh, sud-vestul Bulgariei Pirim Planina. Sunt memorii ale lui Topărceanu Din perioada aia, așa se numește cartea Ok N-a dus-o bine deloc, săracu da, la război ca la război, se întâmplă și chestiuni dintre astea, pacea de la buftea București, pacea temporară pe care am fost noi nevoiți să o încheiem după ce Rusia a sucombat sub Revoluția Bolșevică, prevedea să cedăm toată, do toată dobrogea Bulgariei de să ne pierdem ieșirea la mare. Din fericire pentru noi, puterile centrale au pierdut războiul, oricum se sperase că Bulgaria va fi primul stat scos din război, pentru că aveam trupe aliate debarcate la Tesalonic cu generalul francez Sarai. Și ele ar fi trebuit să evolueze rapid prin Bulgaria, să-i libereze frontul românesc. N-a reușit-o și de acolo zica la populară românească din epocă, of, 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 sarai, sarai, noi ne batem și tu stai. Ok. Așa, dar în cele din urmă Bulgaria a capitulat, s-a revenit la granița dinainte de război, graniță care a fost menținută până la al doilea război mondial, când Bulgaria aliată mai devreme ca noi cu Germania, sau cel puțin intrată mai repede în granițele Germaniei pentru că se s-a aliat și în primul război mondial, obține din partea lui Adolf Hitler revizuirea alinierii teritoriale cu România și este ultima cesiune teritorială a României din anul, de grație, sunt ironic, anul catastrofal 1940. Deci după ce cedasem Nordul Bucovinei, Basarabie, Sfântul Herța Uniunii Sovietice, mai cedăm și Nord Estul Transilvaniei uh, Ungariei, și după aia la Craiova uh, cedăm și Gadrilaterul Bulgariei. Să zicem că asta este cedarea cea mai pădrept uh, posibilă. Bulgaria se implică mult mai reticent decât noi în războiul împotriva Uniunii Sovietice, are un rol destul de ambigu în al doilea război mondial. Uh, drept urmare, și are, are și mai puțin de suferit din partea sovieticilor care îi recunosc anexiunea asta în uh, detrimentul României. Și ca și România, țarul Boris al III-lea moare în condiții destul de misterioase în 43, deci la fix cumva, ca după aia comuniștii să instaleze un guvern comunist. Ultimul țar, am spus Simeon de Saxa Coburg, Gotha, minor e pus să abdice în 1946 și A, exact Bulgaria... Exact Mihai. Uh, Mihai un an mai târziu. Uh -huh. E la sfârșitul 47 și în Bulgaria se instalează de asemenea un regim comunist. Să zicem că în Bulgaria n-a prea fost loc de dispute. În întâlnirea de la Moscova din 44 între Churchill și Stalin pe celebru șervețel, Bulgaria este trecută... România are cel mai mare procentaj în favoarea bolșevicilor, dar nici Bulgaria nu-i departe. Mi se pare că are 80 față de 90 la noi. Ok... Ca și în România, sunt doi dictatori comuniști, îmi scapă numele primului, a stat destul de puțin la putere până în 54, când vine M. Todor Jivkov, cel care apare dată cu podul prieteniei, stăpânul incontestat al Bulga ne de necontestat al Bulgariei până în 89 și autorul probabil celui mai cel sau la comanda căruia se realizează una dintre cele mai celebre asasinate din războiul rece, este celebra umbrelă bulgărească. Aveau un scriitor dizident, cred că la Londra, Gheorghi Markov, parcă chema, un spion bulgar îl ucide împungându-l cu o umbrelă otrăvită, cu vârful umbrelei, mergând pe stradă. Ok. E celebru cazul Google It, ca să zic așa, umbrela bulgărească. Ok. Unul dintre cele mai faine asasinate, glumesc, faine, uh, asasinate în august. Interesante, zi, să zicem. Cele mai uh, inventive. Așa. Uh, bun, și în Bulgaria, ca și în România, industrializare, forțată, nu așa de megalomană ca în cazul Nicolae Ceaușescu, Jivkov e mai ponderat, să spunem. Uh, nici nu apar multe controverse diplomatice. Uh, între bulgari și ruși există o prietenie cumva firească. Există până astăzi, dacă vizitați Bulgaria, sunt monumente uriașe ale lui Alexandru al II-lea, uh, țarul Rusiei din perioada războiului nostru de independență. La ei, în Bulgaria, e numit liberatorul. Ok. Pentru că la comanda lui, până la urmă, s-a născut Bulgaria modernă, e cumva de la sine, înțeles. Podul prieteniei, cum am spus Giurgiu Ruse, pentru că eram în blocul socialist, era musai să ne înțelegem toți bine, dar să spune că noi cu bulgarii, în general, n-am avut raporturi negative, în afară de segmentul 1913-1940, n-am prea avut altele de împărțit, chiar din potrivă, am suferit și noi și ei, după perioada comunistă, tranziția la ei cu niște mici variațiuni. Acum, dat fiindcă Bulgaria e o țară mai mică teritorial, din punct de vedere al populației, cu resurse mai sărace, astea sunt chestii obiective față de România, bulgarii sunt pentru noi, au fost în perioada ultimă, un soi de, cum să-i spunem, îndulcitor. O ducem noi prost, dar nici chiar ca bulgarii. <laughs> <laughs> Că întotdeauna, când vezi clasamente până nu e România, e de regulă pe penultimul loc, nu s-răutăcios. Acum, astea statistici. Da, 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 Și da. sub ei, Bulgaria, deși uneori ne iau anumite chestii. A, are ori. Cum se întâmplă cu industria turistică? Băi, pe bune. Deci, la litoral suntem cam egal egal e cam aceeași deschidere litorală, aceeași mare, aceleași condiții. Am moștenit același fond hotelier, mai mult sau mai puțin nu prea e scuzabil ce se întâmplă la noi, uh, cum la fel nu e deloc scuzabil să meargă, eu nu o spun naționalist, foarte bine ca au ei, dar putem să avem și noi, nu e scuzabil să meargă român la schimb Bulgaria. Da, nu e scuzabil, Asta, asta într-adevăr, la cât domeniu schiabil avem noi să baz drumul până la Bansco, care totuși e o puțină distanță. Adică hai să, să, fim sinceri. Distanța dintre, pentru un bucureștean ca să meargă pe litoralul bulgăresc e cam tot una cu a merge pe litoralul românesc. Mai mergi o oră, să zicem. Da. da tătuțule de la București până la Bansco, mergi de behăi, din nu știi ce cu viața ta, nu pupi un kilometru de autostradă până aproape de Sofia și ai la 150 de kilometri, aici ai uh, atâta domeniu schiabil, ai Sinaia, ai Poiana Brașov, ai uh, Azuga, ai Predeal, Tocmai. <laughs> ai Păltiniș în partea deci, altă Nu la ai Sibiu. cum să compari Carpații cu Bulgarii, cu, cu Balcanii, Balcanii da. pardon, din punct de vedere al sporturilor de iarnă. Noi nicio avem formă. clar potențial mai mare. E cumva mai tristă situația decât în privința turismului estival. Mult mai triste, da. Bine, Era și mai a bucovelul așa, în Ucraina. Am mai avut o relație culturală ad hoc cu bulgarii în perioada comunistă, celebra televiziune bulgară care spre deosebire de a noastră care emitea două sau trei ore pe zi și alea erau în mare parte cu Neanicu sau despre Neanicu, la bulgari se mai dădeau și filme, respectiv desene animate. Așa că o grămadă de blocuri și de case în perioada comunistă aveau fel de fel de improvizații, sau au făcut și sketchuri pe tema asta de antene, că încerca să prindă bulgarii și drept urmare cam toți învățaserăm pe vremea aia măcar un pic de bulgărește, că trebuia să înțelegi ce spunea la acolo. E magistrală interpretarea lui Anghiuri Pascu în perioada de glorie a grupului Divertis. Mi se pare că este Shakespeare în limba bulgară. De fapt, e un tătă. -tă. Ok, Continu. da. Continu. Ghiuri Pascu a fost un geniu al umorului românesc după 90, mă rog, în perioada anilor 90, asta arată clar că existau legături. Se făcea și un mic comerț, după care Bulgaria a devenit foarte rapid zonă de tranzit. Emigrația românească în perioada comunistă țintea mai adesea Ungaria, pentru că ajungea în, în mai repede în democrație direct. Exista și varianta Bulgaria, dar era mai puțin uzitată. Încercai să treci înspre Grecia sau Turcia, să spunem. Oricum era celebru... Mă fugi, Damian Drăghici. Uite, nu știu... El am fugit. Știu așa, că v-ați întâlnit recent la un podcast. Eu am menționat asta la domnul Sorin Constantinescu, pentru că suntem singurii doi de cunoscuți pe piață. Era inevitabil ca la mare să mă oprească cu doamnă, cu, tot cu soțul ei, și să mă ia frumos de braț, dar era clar că mă cunoaște. Să că vai ce fain, dragă, fă și mie o poză cu domnul Damian Drăghici. <laughs> da, no hard feelings. Yeah. E, cu mult înaintea mea pe piață. <laughs> Foarte no, el el a, a plecat așa, da A fugit în, în Grecia Iată, deci exista, oricum, în comunism exista Chestia asta de orientare foarte simplă Din partea autorităților Te prinde că ai vrut să treci granița spre Bulgaria Spre Iugoslavia, spre Ungaria Te băgăm la pușcărie Te prinde că ai vrut să treci granița spre Uniunea Sovietică Te băgăm la nebuni <laughs> Sau cum era bancul ăla Cu am bilete în RFG, am bilete în RFG Nu vă supărați, du întors Nu fac afaceri cu proști. <laughs> Corect. Da, deci cam așa au fost relațiile romano-bulgare de-a lungul timpului. În general, noi considerăm că cu sârbii suntem cei mai prieteni, deși avem episodul Kosovo care a stricat un pic această prietenie istorică sârbo-română. Pe de altă parte, nici nu aveam de ales, că dacă am fi recunoscut. Era condiționată de intrarea noastră în NATO, uh -huh. care s-a și petrecut, dar iarăși. Ulterior, noi n-am recunoscut independența Kosovo pentru că nici nu ne permiteam să o facem. Prietenia e una, politica e cu totul altceva. În politică nu ai loc, cel puțin prin definiție, de sentimentalisme. Se ține se totuși cont în politică de anumite apropieri istorice, tocmai de asta până astăzi Serbia este una dintre țările cele mai apro... europene, cele mai apropiate de Rusia, pentru că Rusia i-a sprijinit în perioada războiului din Kosovo și nu numai nicărușii, chit că pentru a servi propriilor lor interese, au fost unii dintre mari sprijinitori ai independenței slavilor de la sud de Dunăre față de Imperiul Otoman și lucrul ăsta nu are cum să fie uitat nici trecut sub tăcere în istoriografia lor. Da, poate de asta și caracterele chirilice care uh, rămân. Caracterele chirilice fac parte din fondul tuturor slavilor ortodoxi, că o să observați chestia asta, când treci la slavii catolici, că sunt polonezi, cehi, slovaci, Sloveni-Croați, Alfabet alfabetul e latin, deși limbile sunt tot slave. Uh -huh. Cam asta e linia de demarcație între spațiul de influență ortodoxă și spațiul de influență catolică, ceea ce Samuel Huntington făcea o, o linie de demarcație în Ciognirea civilizațiilor. cartea aia care a făcut istorie în geopolitică, din păcate pe la noi trece până în mijloc, că trece prin zona Transilvaniei linia asta de demarcație. Uh -huh. Între spațiul de influență apuseană, romano-catolică și spațiul răsăritan, da. spațiul răsăritan de influență ortodoxă, ăsta e un alt punct care ne apropie și noi și grecii și bulgarii facem parte din ceea ce Dimitriu Obolenski a numit Commonwealth-ul Bizantin avem tradiții istorice care, mergând spre perioada bizantină, înseamnă ortodoxie, înseamnă o reclamare de la Imperiul de Constantinopol, vis-a-vis -vis de conducerea politică în perioada veche și am cam pătimit mai mult sau mai puțin aceleași lucruri. Ok. Hai că am reușit să încheiem bulgaria în cât timp? Uh, nici mai mult, nici mai puțin de o oră și 40 de minute. Remarcabil! <laughs> Damian a scos ceva foarte vintage Și <laughs> anume o carte de vizită Scrie aici cum spunea un domn în comentariu Domnul Damian în filie <laughs> Una dintre variante, numele meu suportă mai multe <laughs> Da, până o să ajungi la Damiana Alifie <laughs> A fost așa. Uh, sau afilie, dacă ai fi afiliat. Da. Uh, guide Cultural Storyteller. Foarte frumos, uite. Îți apare aici scrisoare dacă vrei să-i trimiți, adică mail. Uh, Damianananfilie.ru, site. Uh, Numărul de telefon 0763 Băi, 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 uh, Damian Damiana în file Instagram Damiana în file Facebook el a pus aici, dar voi vă dați seama că el n-a mai intrat pe Instagram din octombrie De când am filmat noi primul episod de anul trecut <laughs> da, pute, voi puteți să-l căutați pe Instagram. <laughs> Cel mai bine cred că e să direct asta cu sunat. Hai că a fost părgătorul de nuci la fundul meu când ai zis num numărul de telefon. <laughs> Și cred că îl citesc. <laughs> mă gândeam. Da, am dar nu am n-am chiar complet. Îmi place mie popularitatea, dar nici chiar așa. <laughs> <laughs> Atunci știi că doream popa vorbește cu fanii lui la telefon? Da, că l-am văzut. Ai că văzut? Da, le-ai hâți, genuțule, da, te popa, pa, 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 pa. <laughs> Da, eu totuși nu pot să duc reformule repetitive, eu chiar încerc să vorbesc cu toată lumea pe Facebook, pe Instagram, să răspund la chestiune. Bun, dacă e bravo, felicitări, e mulțumesc, logic. Dar, în funcție de ce sunt întrebat, eu încerc să răspund. De ce că te mai întreabă? Oh, probleme de teologie, de istorie și chestii din domeniul o fantasticului bineînțeles, care fel ar fi viața plictisitoare. Așa. Îți iei fel de fel de întrebări. Nu credeți că de fapt este o conspirație reptilienilor să... <laughs> <laughs> știi, mai au sticla de vin, mă mai ui la un pic. Ce a fost în asta? Că știi că tot timpul te întreb, poate și eu? Da, și eu am, am chestiunea asta. <laughs> Aseara am avut parte de discuții de... despre conspirații de trei ore și ceva. <laughs> Nu o să bată nimeni, uh, am avut o foarte scurtă perioadă, uh, acea aplicație celebră pentru întâlniri, uh, bun, și acolo am primit cea mai mișto întrebare de început dintre toate, dacă îmi plac dihorii. Așa a început discuția. Okay. Și am închis. eu am închis discuția cu a doua replică, spunând că nu știu, că n-am gustat niciunul până acum. Ok. S-a închis discuția repede. <laughs> așa, uh, revenind la ale noastre, am încheiat capitolul cu Bulgaria, urmează să începem uh, mai la sud de uh, Bulgaristan și anume la Elada. Vezi, nu fi incorrect politic bu cu Bulgaristanul. De ce? Că Bulgaristan se cheamă țara în limba bulgară. Da? Da, Bulgaristan, așa îi zice. N-am întrebat niciodată, nu știu. Nu, serios. Da, e nu de contrazic. Așa se cheamă țara. A, ah, interesantă similitudine. Uite, chiar n-am știut aspectul ăsta, care se, se, numește. Frumoasă similitudine cu statele din Asia Centrală. Deci, cum e? Stați așa. Bulgaristan. Uite. Bulgaria, Republica Bulgară și Bulgaristan. Ok. Nu am treabă. Eu zic să mergi în Bulgaria, să-i zici S -a -s -a -s unui bulgar că e din Bulgaristan și după reacție <coughs> ne prindă dacă aveai dreptate sau nu mai ești. Eventual. -bul mai este și bulgarski. Eventual, dacă vrei să faci chiar o performanță, du-te în Sofia, în cartierul numit Facultete. Ce e Echivalentul ferentariului de la noi. Mai zice că după nume zice că e un cartier universitar. Băieții <laughs> au omor. Ah, ok. Și <laughs> <Şi> zi acolo, bulgaristan, vedem ce se întâmplă. <laughs> Bă, dacă nu se cheamă așa, înseamnă că am trăit eu într-o... Habar n-am. N-am auzit mulți bulgari să-și pronunțe numele propriului stat ca să pot să-mi dau Și asta seama. asta e adevărat, da? Da, asta înseamnă stan, în general. Că da, e Caza, stan Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afganistan, etc. Doar că n-am întâlnit denumirea atribuită Bulgariei, atâta tot mă rog, să lăsăm Bulgaria. Uite că scrie aici, Europa Birligi ne tam iuder Batida da Serbestean ve Macedonia dogu da deniz, asta e în turcă care deniz. Cuzedie România Gunaidie, iu Nanistan Gunaide cu da Turcia ile e ce Ce frumos pronunț ca un nativ. Ce ai zis? Chicks <coughs> bet yolm. Uh, hai să mergem la <laughs> Grecia, Așa. Uh, următoarea destinație ca și popularitate, că de fapt n-am făcut chiar un top, dacă ca să nu facem vreo greșeală. Personal, habar nu am care-i topul, ceea ce am auzit și eu din discuții cu mai mulți prieteni, ca buget Bulgaria e cea mai accesibilă, cu siguranță. Da. Mai departe, alte considerente calitate cu tare nu sunt. Acum la greci putem să vorbim și despre o varietate mult mai mare. Când în Grecia poți să te duci în Mykonos sau în Santorini, care este insule foarte scumpe, sau poți să te duci în Tasos, unde e cam Bulgaristan, dar mai frumos, că -i e altă mare, e baltă. În Grecia, cu siguranță, avem mult mai mult litoral, adică pornind de la litoralul din Marea Egee, din nord, de la Peninsula Calcidică, unde e și Atosul, mergând spre Paralia Caterinii, până în Atena, insula Eubea, plajele din sudul continental, din Pelopones, din zona peninsulară, și mergând la, la vest spre Marea Ionică, Uh, mergând până în Corfu, apropo asta este o opinie auzită de la trei greci și nu în grup, faptul că ei consideră că au cele mai frumoase plaje în Corfu. Eu nu fac reclamă nimănui, este okay. ceea ce am auzit nefiind vreodată eu în Corfu, dar asta este părerea unui grec relativ, relativ la treaba asta. Uh, ok, mai ai insule, sunt cu sutele în Marea Egee de la cele mai cunoscute, Tasos, Icaria, uh, Rodos, etc., dacă vrei condiții chiar exotice, poți să încerci Creta, mm -hmm. care e unul dintre cele mai sudice teritorii zise europene. El e, de fapt, la distanță egală între sudul Greciei și Africa. Mm -hmm. E împărțit, să zicem. Capitala la Eraclion. Da, capitala regională. Mm -hmm. E foarte <coughs> interesant că, nu mai știu în ce conflict, Creta a trimis un, un transport imens de arme din ceea ce aveau localnici. Ah. Trebuie să ai. cum? Da, ei au rămas într-un stadiu mai, mai, belicos un pic, să spunem. Pentru, da, numai dacă e super, din câte am înțeles, altfel sunt foarte de treabă. Potențial s-ar putea să fie invitat la o nuntă în Creta în anul viitor, că am un bun prieten acolo. Da. Așa că o să pot să constat la fața locului, să zicem. Deci, cu siguranță, din punct de vedere al petrecerii vacanțelor estivale, Grecia e o țară foarte bine înzestrată în ceea ce privește geografia. Cu, uh, cu o apă într-adevăr net superioară celei din Marea Neagră vorbind de altă salinitate, de alte condiții ale apei și aia apa aia cristalină prin care poți să vezi, m-am gândit la o manea celebră. Uh, o... <coughs> da, nu, lasă, lasă, lasă că am încercat să-mi șterg gândul, nu insista uh... <laughs> Așa, pentru cei care nu stau bine cu notul, e o constatare practică stai mult mai ușor la suprafață în Mediterană decât stai în Marea Neagră Și nici valori n-ai, n-ai nici salva mari să te cu ei, încă trebuie să te oprească Grotesc episodul Așa, mai o să avem jandarmeria pe plajă de la anul Te nu te nești, dar dați o iei până ajungi în apă Dacă ei fug așa, bam, scurt culcați, am salvat viața Bun. Acum, vis-a-vis -vis de raporturile istorice, să lămurim un lucru: când vorbim de Grecia modernă, vorbim de Grecia din 1833. Dar altfel, grecii sunt unul dintre cele mai vechi popoare ale Europei. Limba greacă, într-o formă sau alta, există de vreo 3500 de ani. Cele mai vechi scrieri cam de patun sunt, ei sunt aia legați de celebrul război troian, una dintre cele mai cunoscute epopei din antichitate, Iliada plus continuarea tot la Odisea. Homer, Odiseea, călătoria spre casa lui Ulise Itaca înspre Italia, e în Marea Ionică, există insula, nu uh -huh. e fictivă. Um, în Grecia, spațiul ei de dezvoltare e un pic mai larg decât al teritoriului actual din Grecia. El cuprinde de-a lungul timpului sudul peninsulei balcanice și toată zona care astăzi este partea asiatică a Turciei, <coughs> respectiv Asia Mică, numită de greci Anatolia. Anatolii în greacă înseamnă răsărit, pentru că era partea lor răsăriteană. Grecia cunoaște un apogeu în perioada antică. Cultura greacă este considerată strămoașa culturii europene pe bună dreptate, pentru că filozofia începe, sau mă rog, se dezvoltă maximal în Grecia. Platon, Aristotel și o grămadă de alții. Este celebra pictură cu școala din Atena, unde avem pe toți filozofii celebri. Dramaturgia pleacă acolo, comedia, teatru, tot ce ține de manifestările astea culturale, tot în Grecia cunosc dezvoltarea lui, lor maximală. Este cel mai de succes sistem de învățământ din antichitate, paidea antică. E o cultură care, de fapt, devine cultura națională a Imperiului Roman, că nu degeaba vorbești de civilizația greco-romană, dar e greco-romană pentru că romanii au fost autoritatea politică mai mare, dar i-au preluat cultura net superioară a Greciei. Doar că perioada de glorie a Greciei Antice, continuată o vreme de Imperiul Roman, dispare odată cu invaziile barbare care ajung și prin Grecia, chiar dacă mai sporadic nu e teritoriul cel mai afectat. <coughs> și uh, vechea civilizație greco-romană se continuă aproape 1000 de ani după căderea Imperiului Roman din 476, prin intermediul Imperiului Bizantin. Aia sunt grecii medievali. Pentru că Imperiul Bizantin, deși nu se numește Bizantin, nici grec, el se numește Imperiul Roman. Până la căderea lui în 1453, nu o să găsești niciun scritor bizantin că vorbește de uh, greci sau de bizantini. Ei toți se numesc Imperiul Roman. Mm -hmm. uh, da, aia Roma, Ioi, ceea ce a dat la turci Rumelia, okay. partea europeană a Imperiului Otoman. Uh, Bizanțul nu are, iară, rost că e o expunere cât se poate de largă, dar... Se pare că același împărat care a distrus Bulgaria Vasil, al doilea bulgar octonu, într-o expediție, una dintre cele mai nordice expediții ale lui, ar fi ajuns și aproape de zona Banatului, unde ar fi înființat, să pară, o episcopie a vlahilor. Deci este unul dintre primii care intră în contact cu strămoșii românilor. Imperiul Bizantin dispare în 1453 prin căderea Constantinopolului, în Grecia mai rezistă un pic un stătuleț numit Despotatul Moreei. Morea este actualul Pelopones, <coughs> peninsula extrem sudică de pe, din Grecia continentală, de la Ismul de Corint. Începând, de unde se numește așa, Morea vine din Morus Alba. Morus Alba este denumirea latinească a Dudului. Pentru că okay. e una din principalele zone folosite în sericicultură, în creșterea viermilor de mătase care se hrănesc cu frunze de dud, era una dintre zonele cele mai productive pentru mătase, că fiindcă în Bizant s-a adus tehnica creșterii viermilor de mătase din China. Și de acolo s-a răspândit în restul Europei. Acolo mai dorează un despotat până în 1460, când îl distruge Mahomed al doilea cuceritorul, cel care aduce aproape tot teritoriul grec sub stăpânirea otomană. Există o singură excepție din teritoriul actual al Greciei. Sunt singur teritoriu care n-a fost niciodată sub stăpânirea turcească. Știm care a, zona Sal Salonicului, Tosaloniki? Nu, nu, nu. Ala stă cam cel mai mult okay. sub stăpânirea turcească. Corfu. Ok. Insula Corfu <coughs> din teritoriul, teritoriul actual al Greciei n-a fost niciodată stăpânită de turci fiindcă a fost posesiune venețiană. Veneția okay. s-a tot servit din teritoriul Imperiului Bizantin. La un moment dat, venețienii stăpâneau Corfu, Creta, Cipru, care e tot locuit de greci, chiar dacă e țară separată, mm -hmm. plus mai multe insule prin Marea Egee și mici cetăți pe malul grecesc. Corfu a fost niciodată stăpânit de turci, dar deja la sfârșitul secolului 15 întregul teritoriu continental al Greciei și treptat și numeroase insule, Creta e printre ultimile cuceriri prin secolul XVII, una dintre ultimele cuceriri otomane, intră sub stăpânire turcească și rămân așa vreme de între 400 și 200 de ani. Ok. Bun, și ajungem în perioada 1821 pentru războiul de independență al Greciei, dar între timp, în perioada de apogeu a Imperiului Otoman, apare un schimb între greci și țările române. Noi cunoaștem perioada fanariota, ca fiind aia de maximă influență a grecilor asupra țărilor române. Dar uh, emigrația grecească în țările române se petrecuse cu mult mai înainte. Grecii sunt recunoscuți pentru asta și au fost recunoscuți aproape din totdeauna pentru abilitățile lor comerciale. În Antichitate, de exemplu, dacă <coughs> e să vorbim de contacte culturale propriu-zis, Histria, Tomi și Calatis, marile cetăți din Dobrogea, sunt cetăți grecești. Actuala uh -huh. Constanță, Mangalia uh, și Histria care a dispărut. No, nah, exact. Uh... ulterior în nevu Mediu, tot așa, fiindcă Imperiul Bizantin e prezent la Dunăre până la răscoala Săneștilor, deci până la sfârșitul secolului XII, la fel ai mai multe cetăți bizantine pe aici, cum ar fi cea de la Păcuiul Usoare, este lângă Vama Ostrov, e o cetate aflată sub apa acum, se consideră că acolo a fost vechea mitropolia vicinei, din care s-a venit primul mitropolit al țării românești, e o cetate care poate fi văzută cu ochiul liber, că mi se pare numai în luna august acum, dacă vrea cineva să-și facă vreun concediu pe acolo, că ea, de regulă stă în Dunăre și în luna august, când e nivelul minim al cotelor apelor Dunării, atunci reușește să să se vadă și cu ochiul liber o parte din fortificația. E pe o insuliță. Și nu e periculos, de exemplu, pentru vasele care navighează pe acolo? după 500 de ani, de, 1000 de ani de navigație fluvială, ai niște hărți care îți spun, boule, nu pe aici. Adică nu mai ești chiar în stadiul de Magellan, să ce o fi pe acolo? Sau nici măcar nu ești în stadiu ăluia săracu marinar de pe Titanic, știi, care era pe post de radar, noaptea pe mare. I can't see shit. Ce-o fi aia de vine? un iceberg. Nu, nu sunt pericole de genul acesta pe Dunăre, mai sunt neatenții, da, nu din punct de vedere al cartografiei. Uh, apropo, se pare că s-au încercat niște explorări pe acolo cu scafandrii și au ieșit aia speriați că au au spus că în viața lor n-au văzut som de asemenea dimensiuni pe acolo. pește care poate să crească mm -hmm. foarte mult. Mm -hmm. e, astea sunt contacte așa sporadice, da, undeva din secolul 16 începând, începe o mutație a grecilor, mă rog, foștii cetățenii Imperiului Bizantin, că noi despre o identitate națională grecească până prin secolul XVIII nu prea putem să vorbim. Apar niște scriitori bizantini târzii, un pleton, de exemplu, care vorbește, raportându-se la grecii antici, de o naționalitate elenică, în detrimentul celei bizantine, dar ocupația otomană pune punct un pic discuției astea. De menționat totuși că prin emigrația greacă produsă în Italia cu Besarion, cu alți învățați bizantini, se produce renașterea în Europa. Okay. Ăștia care păstraseră la ei nu se pierduse niciodată moștenirea antică, ei tot copiaseră textele antice, ducându-le în Italia, creează acolo dorința de a emula antichitatea, de a relua modelul antic și așa se produce fenomenul renașterii, care scoate teoretic Europa din evul mediu. Mm. Discuție mai lungă. N-are rost. Uh... În schimb, în țările române și până la fanarioți e un aflux de oameni de origine grecească, fie direct din Grecia, fie de la Constantinopol, care evident că avea populație vorbitoare de limbă greacă, dacă nu-i putem spune de naționalitate greacă, inclusiv familii nobiliare, probabil cel mai sonor nume, fiind cel al cantacuzinilor, că între membrii acestei familii se numără și un împărat al Bizanțului. Dar nu sunt singuri. Treptat se mută mai mulți în țara românească, se înrudesc cu boierimea de acolo, Chiar cu casa domnitoare a basarabilor Sau în Moldova cu Mușatini, <coughs> Primesc posesiuni și în felul ăsta Cu timpul se românizează Numele rămâne grecesc Dar caracterul familiei propriu zis devine românesc În epocă, în schimb, există o reacție În ambele țări române Dar mai pronunțat în Valahia Că iar este apropierea geografică Vis-a-vis uh -huh. -vis de grecizarea Anumitor părți din administrație Din biserică Încearcă să se opună față de această dominație grecească care, într-adevăr, cunoaște apogeul în perioada fanariotă, adică vorbim în țara românească din 1716, în Moldova un pic mai devreme, din 1711, sfârșită la 1821, în ambele țări. Dominația asta fanariotă, iară, noi le spunem greci în ansamblu fanarioților, nu-i chiar așa. Ghica, de exemplu, care sunt mai mulți pătrunul țărilor române, sunt albanezi de origine, chiar dacă sunt grecizați trecând prin Constantinopol. Okay. Iar majoritatea, oricum, vin din actualul Istanbul, din cartierul Fanar, Fener. Mm -hmm. Chiar fanarioții se uită foarte urât la un Nicolae Mavrogeni, un Vlad Țepeș al epocii fanariote, care e un grec din insule. Să uită la el că la un cetățean de mâna a doua. Ce-i mă cu parvenit ăsta pe aici? Mm -hmm. Nu sunt la fel de populari, să zicem. De menționat, în schimb, faptul că, la fel ca în cazul Bulgariei, identitatea națională fiind asigurată în perioada medievală târzie și epoca premodernă de credință, țările române au jucat un rol foarte important pentru menținerea identității ortodoxe ale populațiilor din Balcani. Turcii n-au încercat niciodată să distrugă ortodoxia, dar nici bine nu le-a fost orto sub turci și atunci ce spune Iorgan Bizans după Bizans și spun și alți istorici, danile date de către domnitorii români mănăstirilor grecești, de la Atos, Meteore și alte numeroase stabilimente monastice, au ajutat la menținerea ăstora în toată <coughs> perioada de dominație otomană și sunt păstrate în inscripții până astăzi, multe dintre ele, plus mănăstirile închinate. Că la un moment dat cam o treime din mănăstirile din țările române își trimiteau surplusul devenit, venit, trebuia să fie în teorie, către mănăstirile adesea dominate de greci din Orientul Ortodox aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman. Și okay. ajungem la momentul 1821. Uh, grecii ca și alte neamuri balcanice, au părut sărășii la București. Erau recunoscuți pentru abilitățile lor comerciale, plus. Pentru că turcii, prin tradiție, nu se dedau la activități comerciale pe care ei le considerau înjositoare. Turcii erau militari, erau stăpânii Imperiului, nu făceau ei de astea. Mm. Atunci, multă, o mare parte din comerțul Imperiului Otoman a încăput, din perspectiva internă, pe grecilor. Și grecii erau cei care intermediau, grecii au fost cei care au pus mâinile și pe diplomația otomană, de multe ori. Uh, și asta includea, bineînțeles, și țările române, așa că aveai uh, negustori greci cu o activitate destul de prolifică pe aici. Centrul lor operațional, uh, asemenea hanului Gabroven, nu mai există, dar nici numele nu s-a mai păstrat. Aveam un han al grecilor în București, acolo unde Lipscaniu intersectează strada mai puțin cunoscută Eugeniu Carada, cea situată la vest de Banca Națională. E uh, Lipscaniu... Okay trece la un dat pe lângă Banca Națională și pe colțul băncii ai un bust al lui Eugeniu Carada făcut de uh, domnul guvernator. E, acolo, în față, este uh, Palatul Dacia, în prezent. Palatul Dacia ridicat pe lui, este între Lipscan și Stavropolos și Carucubere. bere acolo ai fi avut biserica și hanul grecilor ridicate de un anume Gheorma Banu, că de-aia se găsește sub ambele denumiri, locul unde trăgeau cu predilecție negustorii greci la București, se păstrează o gravură a pictorului Rafe din prima jumătate a secolului XIX, care reușește încă să-l prindă în imagine, înainte să fie demolat. Ok. Dar apoi dispare acest centru grecesc la București. Ai altfel, bineînțeles, pornind de la elita fanariotă. Suțu, Mavrocordat, Calimah. Ăștia sunt într-adevăr greci bizantini veniți din Bizanț. Care se naturalizează aici este valul 2 de emigrație, după Cantacuzini și cei mai vechi. Ei cu timpul asemenea devin, devin români, dar și pe ei îi înfierează bineînțeles și Eminescu și alții ca fiind venetici. De altfel, minunata tradiție xenofobă de localism. Așa. Dar pe lângă fanarioți, cum am spus, vin comercianții ăștia și mai vin și niște personalități culturale. Aici voiam să punctez pentru istoria veche. Cea mai importantă instituție de învățământ din Țara Românea, de fapt din ambele țări române, poartă același nume, dar aia se pot naște confuzii, că sunt două academii de la Sfântul Sava, pentru că și aia din București și aia din Iași e sub același patronaj. Aia e Academia de la Sfântul Sava din București și Academia de la Sfântul Sava, dar din Iași. Uh -huh. Academia de la Sfântul Sava din București este pe locul statuilor din fața Universității de astăzi. Nu se mai păstrează absolut niciun vestigiu de okay. la acea clădire uh, începută de Șerban Cantacuzi, organizată de plin de Constantin Brâncoveanu, care devine cu timpul cea mai importantă instituție de învățământ ortodoxă din întreg spațiul balcanic. Aici nu încape niciun fel de dubiu. Favoriza, bineînțeles, de faptul că eram și singurele țări care nu eram direct sub control automat. Uh -huh. uh, școală organizată aproape exclusiv pe modelul uh, școlilor antice grecești. Cel care este rugat de Constantin Brâncoveanu să organizeze învățământul de aici, programa universitar am spune astăzi, este patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului, grec, evident, după nume, care face pe principiul trivium și quadrivium, cum era educația în perioada antică. Te ocupai de retorică, de gramatică, de filozofie când ajungeai în stadiu mai avansat, dar totul exclusiv în limba greacă, greacă veche, greacă veche și greacă nouă, este cumva, forțez o comparație doar ca să se înțeleagă, latină cu românazi. Ok. Deci eu vorbim greacă veche în Grecia, greacă veche e o limbă moartă, aș suna pentru un grec exact cum sună unul vorbind latina în România. Te prinzi care o legătură, dar nu înțelegi mare brânză. Ok. E bine și acolo se studiau textele antice grecești, dar predatul adesea se făcea în limba greacă modernă, deși studenții nu erau evident majoritar greci, nu au fost niciodată, erau în mare parte români sau din tot Balcanul și sârbi și bulgari, oricine dorea să studieze, putea să meargă la Academia de la Sfântul Sava, unde învățământul era gratuit. Învățământul era sprijinit de domnie. Bineînțeles, au fost probleme financiare destule de-a lungul timpului, a scăzut numărul de bursieri care trebuiau să fie ideal 90, nu au fost chiar așa, dar mă rog. Iar elita profesorilor, e un fapt incontestabil, a fost alcătuită majoritar din greci. Neofit Capsocalivitu, Neofit Duca, Lambros Fotiadis, Constantin Vardalahos, ăștia sunt numai directorii, sunt toți profesori de origine greacă, vin din tot spațiul vechi elenic, de la Trapezunt, Trabzon, în Turcia, dar e în răsăritul Turciei, până în Ianina, deci sunt proveniți din tot spațiul ortodox de influență greacă și toți își desfășoară activitatea fiind bine remunerați și uh, stimați la București, la această academie care e reorganizată încă o dată, fiindcă a avut anumite stricăciuni de Alexandru Ipsilanti, unul dintre cei mai luminați fanarioți, și durează într-o formă sau alta până în perioada regulamentului organic, ca și școala de Slovenie de la Gheorghe Vechi, când se înființează învățământul propriu zis de stat, în termeni modern ai cuvântului, și amândouă uh, își dau sfârșitul, O Academia de la Sfântul Sava a plecat de pe locație inițială în jurul anului 1800, când s-au făcut excavațiile pentru parcarea subterană de la universitate, s-au găsit niște rămășițe, dar bineînțeles că de ce să le punem în valoare când putem să le îngropăm în betoane. Așa, aproximativ, de deci este o școală constituită alături de biserică. Era o mănăstire acolo a Sfântului Sava, și în jurul ei s-a construit acest complex. A fost mutată o vreme într-un alt loc care a dispărut complet, Metocul de la Măgureanu. Este situat în zona pieței Națiunilor Unite, unde se găsește acum brocul agricola fonciera. Este brocola superb din perioada interbelică, ridicat de Petre Antonescu cu. Uh, am uitat acum, am un lapsus, uh, și știam termenul ăsta, firar să fie: gloriete. Ok, ce înseamnă asta? Are deasupra blocului, la etajul 15, câte etaje o fi având, are un ansamblu de coloane. E blocul care privește înspre Dâmbovița, cum se termină calea victoriei. Mm. Îl vezi cel mai bine de pe malul opus, deci din zona blocului Gioconda, blocul ăla de inspirație cu o arhitectură modernistă, foarte Aha. înalt este Palatul de Justiție, mai mergi un pic, este blocul Gioconda și față în față cu el stau blocurile astea ridicate în perioada interbelică. Acolo se găsea metocul de la Măgureanu, unde s-a -a sfârșit și activitatea Academiei de la Sfântul Sava, care însă și-a predat numele principal, primului și unul dintre cele mai importante licee bucureștene până astăzi, Sfântul Sava. Deci da, da, da. de acolo trece. Urma ei se mai păstrează în București prin numele de stradă, strada Academiei cea care intersectează Bulevardul Elisabeta, aproape de universitate. Uh -huh. Este strada care pleacă dinspre Banca Națională și se duce înspre Bulevardul Elisabeta și trece pe urmă, în spate, pe lângă universitate. Strada Academiei nu are legătură cu Academia Română, se pare. Unii zic că avea legătură cu Academia Română, că Academia Română a avut primul sediu în clădirea universității. Poate și așa, dar mai vechi decât asta era această Academie de la Sfântul Sava, care e cu învățământ grecesc. De la înființare până la desființare, când uh, se prind uh, prinde și elita culturală românească, bă, e secolul naționalităților, nu mai putem să facem învățământ în limba greacă. Că nu mai dă bine, nu mai merge așa ceva. Dar vreme de 100 și un pic de ani a fost cea mai prestigioasă învățăm, uh, instituție de învățământ din tot Balcanul. Și o, o manieră prin care țările române au sprijinit, într-adevăr, uh, menținerea și pe alocuri și dezvoltarea culturii grecești, pentru că s-au folosit ca manuale și anumite opere noi. Anumiți cărturari greci scriau opere noi, comentarii la tratate de filozofie sau manuale pe metoda lancasteriană, pe noua metodă didactică ce se răspândea atunci în Europa și în felul ăsta e un prolog cumva la formarea națiunii elene de astăzi. Bineînțeles, nu suntem noi singurii contributori la formarea acestei națiuni. Principala viziune aparține Rusiei. Ecaterina a doua, care și-a și botezat un nepot Constantin, sperând să-l pună la cârma unui nou imperiu bizantin, că este o perioadă când încă nu e clar, băi, vrem un imperiu bizantin sau vrem o grecie națională, că nu-i tot aia. și ridică orașul Odessa, situat astăzi în Ucraina, unde se constituie una dintre cele mai înfloritoare comunități grecești din afara Imperiului Otoman, în cadrul căreia la 1814 se constituie și Etairia, frăția, ceea ce la noi a fost înțelesă ca Eteria, principala societate revoluționară masonică, nu vreau să dau naștere la teoria ale conspirației, este o treabă dovedită documentar, uh -huh. care vizează independența elenilor, grecilor, față de Imperiul Otoman. Acum, în momentul când se formează, ăștia nu-i ce mai propice ca să ai parte de o Revoluție Națională, pentru că suntem în Europa de după înfrângerea lui Napoleon, când la Viena se creează Sfânta Alianță în care principalele mari puteri, Rusia, Austria, Prusia, și uh, Marea Britanie declară că de aici încolo pe continentul european să nu mai fie revoluții, să nu mai fie desprinderi, să se păstreze ordinea așa. Metternich e unul dintre garanții, canceloara Austriei, unul dintre garanții acestei noi ordini, dar uh, principalul uh, jandarm al acestei ordini este bineînțeles chiar Rusia, ceea ce pune Rusia cumva într-o situație paradoxală. Pentru că rușii sprijineau emanciparea populațiilor ortodoxe din cuprinsul Imperiului Otoman, în interes personal, dar totodată promiseseră că nu se mai desprinde nimeni. Drept urmare, când se declanșează răscoala Eteriei, corespunde la noi cu răscoala lui Tudor Vladimirescu, țarul Alexandru I, la care își dușese trupele până la Paris, victorios în fața lui Napoleon primește delegația lui Ioannis Capodistrias, cel care va deveni primul prim-ministru al Greciei, care îi spune, ne sprijiniți în mișcarea de independență, el fiind la un consiliu unde fix asta să vorbea, să nu mai existe mișcări de independență și este... Șeful, cum facem cu ei? mă, nu acum. Nu vezi și vorbim și cu ăștia aici. Și, drept urmare, așa, din vârful buzelor, țarul nu oferă niciun sprijin, chiar n-au oferit rușii, așa că eteria se dovedește a fi un fiasco. Deci, principala mișcare de liberare grecească s-a petrecut în țările române, prima, uh -huh. cu Ipsilanti nu e același cu domnitorul, e un nepot al lui, dar îl cheamă la fel, Alexandru Ipsilanti care trece în Moldova, Mihail Suțu, de formă, e de partea eteriei, dar îl informează și pe sultan de ce să petrece acolo ca să pice cumva la mijloc. Alexandru Suțu, ultimul domn din țara românească fanariot, e contra și drept urmare brusc să molnăvește și și moare la începutul lui 1821 ca să dea cale liberă mișcărilor de revoluționare. Astfel să răscoală Tudor Vladimirescu în Oltenia, vine în București. Eteriștii gândeau că va exista o răscoală generalizată a populațiilor creștini din Balcani, că sârbi, bulgari, balbanezi, toți pentru că albanezii sunt și ortodoxi, nu sunt doar musulmani, se vor răscula și îi vor izgoni pe turci din Europa. După cum aflăm din istorie ulterior, n-a fost chiar așa. Eteriștii au fost masacrați după ce l-au ucis pe Tudor Vladimirescu, Iară nu e vorba de ură între popoare, dar ăsta e un fapt istoric real. A fost predat de Iordache Olimpiotului Ypsilantis și ucis în apropiere de Târgoviște. După asta intră trupele otomane chiar rugate de ruși să intre, deci să politica face multe lucruri să se amestece și în bătălia de la o localitate altfel cu un nume foarte plăcut Drăgășani uh, eteriștii sunt masacrați este o rezistență eroică a batalionului Sacru sau Mavroforii Ei se inspirau din cultura greacă antică batalionul Sacru erau trupele dărită ale Tebei în antichitate totul vine pe filiera asta al redescoperirii uh, a redescoperirii idealului grecii antic un ideal romantic, romantic care animă întreaga Europa și în felul ăsta Grecia, propriu zis, putem să spunem că se formează din simpatia populară care reușește să bată politica. Este o perioadă romantică când toată lumea e pasionată să redescopere istoria medievală a antichității. Mai ales prin Anglia sunt acei mari lorzi care trăiesc din rente de stat și nu se preocupă decât de cultură, care zic, vai, dar ce frumos, Pericle, Platon, Atena, are o cu tare, vrem să avem asta din nou. Ne dându seama că, iar, e o treabă cinstită. Nu mai aveau nicio legătură în afară de pietrele alea cu ce fusese cu 2000 plus de ani în urmă. Automat există o mișcare între asta populară de sprijinirea Greciei. Cel mai, cea mai cunoscută figură este cea a lordului Byron, unul dintre cei mai uh, ilustri exponenței literaturii engleze, care moare la misolonghii. Luptând de partea grecilor, pentru că, în paralel cu răscoala itiriei, se răscoală și grecii din Grecia de astăzi, propriu-zis, unde, deși evident că nu aveau armată, existau totuși niște uh, băieți care știau să se bată. Odată erau clefții. Clefții sunt. Uh, vine de la cleptomanie, cei care fură, okay. bandiții. Uh, chiar ai un, un fel de mâncare în uh, Grecia, se cheamă cleftico. E o tocană de miel absolut delicioasă. E ceea ce făceau ei furând. E miel haiducesc. În varianta... <laughs> Apropo, haiduci e un cuvânt cel mai probabil de origine sârbo-croată. Sunt răspândiți în toată peninsula balcanică. deci și numele echipei croate Haiduc Split. Ia că am cultură de microbist, dar... E a doua cea mai importantă echipă după Dinamo Zagreb, care din Dinamo știm clar de la ce vine. Putea să fie și prima nu mă pricep. Dar așa la... se cheamă, haiduc. Așa. Haiducii sunt răspândiți în toată peninsula balcanică, fac exact același lucru pe care îl, flag, îl fac, și în țările române. În Grecia se numesc clefți. Ăștia sunt pe uscat, iar pe mare ai pe armatoli, pirații pentru că pirateria nu este ar, doar în spațiul caraibelor, se găsește și în Marea Mediterană. Turcia au o eternă problemă cu pirații greci, mai ales cei din sudul Peroponesului, care se află într-o zonă destul de greu accesibilă și atunci mai profită din când în când de pe urma comerțului desfășurat de Imperiul Otoman. Oamenii ăștia se răscoală la rândul lor cu Teodoros Colocotronis, cu mai multe personalități. Capodistria este capul diplomatic, având legătură cu Rusia și reușesc paradoxal să obțină victorii în fața unor trupe otomane net superioare la orice capitol, numeric, înzestrare, orice. Situația se lungește pe parcursul a peste 10 ani, deci izbucnită în 1821 22 răscoala grecilor durează până în 1833, cu numeroase intervenții internaționale. Turcii îl cheamă în ajutor pe Mehmed Ali, pe viceregele Egiptului, e bătălia navală de la Misolonghi, când Rusia, Marea Britanie, Franța luptă împotriva turcilor, prea a ajutat pe greci, dar în cele din urmă, în 1833, avem tratatul de la Londra care consfințește nașterea, nașterea Greciei independente, primul stat care se desprinde formal din Imperiul Otoman în partea asta de Balcani, o Grecie mult redusă față de ce vedem astăzi pe hartă, se întinde un pic la nord de Atena. Okay. Nici insulele nu, nu le are pe toate, dar treptat, într-o serie de războaie pe parcursul aproape 100 de ani, unele câștigate, altele pierdute, că iar raportul de forțe dintre greci și turci, cu nicio dorință de părtinire, a fost întotdeauna în favoarea turcilor, așa cum este și azi. Mm -hmm. La nivel de forțe armate, nu poți să compare armata turcă, care e printre primele din lume, cu armata greacă. Mai ales aviația turcă. Cam tot. Da. Sincer. Uh, Aș să ajungem și la capitolul ăsta, dar se formează o Grecie independentă. Cât de bine ne înțelegem noi cu grecii în prima fază, păi nu avem foarte multe înțelegeri, că noi încă rămânem sub dominație otomană. O vreme drept urmare nu prea putem să ne purtăm propria noastră diplomație, dar așa simptomatic ar fi un caz. Un alfanariot fanariot, penultimul din țara românească, Ioan Caragea, băiatul la care a lăsat expresia că se fură... cu lui Corina Caragea. Briana. Cu Carajea Caragia, prezentatoare de sport. Chiar este strămoșul Principesei Briana Caragia. Ok. Așa, și a lui Max Caragia, care se rudește și cu Cantacuzini. Mm -hmm. Ioan Caragia, după unul dintre cei mai venal fanarios, dar și omul care a favorizat deschiderea primei școli în limba română sub Gheorghe Lazar, a primului teatru prin fica lui Domnița Ralu, teatru de la Cișmeaua Roșie, fură bine și are și suficiente informații și minte cât să o taie din țară mai înainte să-l scurteze turcii de cap. Zice că pleacă la o plimbare și încarcă toată averea mobilă și o taie pe la Brașov, să duce în Imperia Austriac, de acolo se stabilește în Italia. Apucă să vadă independența Greciei, moare la 90 de ani, până 1842, și sprijină cu bani luați din țările române <coughs> mișcarea din independență greacă. Deci cumva am contribuit și noi la treaba asta, chiar dacă indirect. Ok. Să spunem. Uh, încă o chestie legată de cultura uh, bisericească de data asta. E evident că ortodoxia românească își reclamă numeroase tipare de la ortodoxia greacă. Dogmatica este Suntem și făcută... singuri de nou, dacă nu mă înșel. Nu, nu. Sunt mai mulți. Sunt mai mulți. Uh, putem să o luăm altfel, ăștia de rit vechi, sunt sârbii, rușii, Atosu și Ierusalim. Ok. Restul de bulgarii sunt de nou. Așa, deci bulgarii. Bun. Deci asta e... Pe în... ucrainenii nu sunt și ei tot de rit vechi? biserica ucrainiană fiind biserică în arealul slav de răsărit, sunt toți dărit vechi. Ok. N-am dat toată mențiunile, biserica ucrainiană relativ nouă. Mm. Este biserica ortodoxă a Finlandei, care e dărit nou, dacă nu mă înșel. Este biserica ortodoxă în Estonia, dar nu sunt biserici naționale. E adevărat, am omis Ucraina, sunt mai multe. Mm. Dar dintre cele mai cunoscute, cam asta e împărțeala. În Încă o chestie care ne bunește cu grecii și cu bulgarii. Suntem toți ortodoxi dărit nou. Uh, Mă refeream la faptul că, dogmatic vorbind, ortodoxia e articulată în mare parte de gândirea grecească, asta este un fapt incontestabil. Sinodele ecumenice toate sunt ținute în greacă, au documentele în greacă. Și, de asemenea, muzica pe care o avem noi în biserică, muzica psaltică, este, bun, formată în Orient, dar rafinată prin intermediul grecilor, mai ales la Marea Școală a Patriarhiei din Constantinopol. Acolo era centrul Ortodoxiei, vreme de sute de ani. Vreme de sute de ani, mitropoliții din țara românească și moldova erau numit prin egdosis, prin act al Patriarhului Ecumenic, care era superiorul lor ierarhic. În perioada Fanariotă am avut inclusiv mitropoliți greci, unul dintre ei, o personalitate foarte interesantă, este Neofit I Cretanul. E clar de unde vine. Omul care și-a vizitat aproape toată eparhia, deci a fost un episcop un mitropolit care chiar s-a interesat de soarta credincioșilor, lui, chiar dacă el era de origine grecească, și este tot acela care a inițiat eliberarea iobagilor. În timpul păstoririi sale a domnului Constantin Mavrocordat, se realizează eliberarea țăranilor a Și el e cel care dă tonul în toată treaba asta. Uh, și mai avem două personalități foarte interesante legate de muzică, și nu neapărat, la uh, Nicos Vertes și Constantinos Cofos. Un, un pic mai bătrân, ca aia, un pic. Uh, îl avem pe Dionisie Fotino. Dionisie Fotino face parte din ultimul val de imigrație greacă spre țările române, vine la sfârșitul secolului XVIII, e originar de undeva din zona Patrasului de astăzi. Patras, apropo, orașul unde s-a proclamat independența Greciei, Mitropolitul de Patras este primul care scoate steagul eliberării naționale și proclamă că Grecia este națiune independentă în 1822. De aici vine și acest dascăl Dionisaki, care are o personalitate plurivalentă sub toate aspectele ei. E istoric, este cărturar, este om de curte și este și muzician. Știe să cânte atât vocal, muzică psaltică, cât și la instrumente. Și e un personaj foarte iubit de bucureșteni, moare imediat, mi se pare, după Revoluția lui Tudor Vladimirescu și este purtat cu mare alai la Biserica cu Sfinți, unde și are mormântul și odată cu el vine și un Petru Efesiu, iară din Efes, cel care reformează muzica bisericească. Muzica psaltică cu timpul, ca orice treabă bisericească, e destul de conservatoare și tot strânge niște semne. Ea nu se cântă pe note, pe portativ, cum se cântă aia laică, să-i spunem, liniară. Se cântă pe niște semne numite neume care urcă, coboară, schimbă tonalitatea. Trebuie să înveți un pic mai mult ca să le citești pe alea. Plus că face adunări și scăderi pe partitură. Și alea strângându-se cu sutele la un dar nu știa nimeni ce înseamnă fiecare și învățau mai mult după ureche. Și au zis unii la Constantin Apolo, nu se poate așa, că o să uităm ce cântăm pe aici. Hai să facem o reformă, să simplificăm tot fondul ăsta, să lăsăm câteva zeci și asta e. Cel care aduce reforma la noi este Petru Efesiu. De ce menționez chestia asta? Pentru că la școala pe care ăsta o organizează la Biserica Sfântul Nicolae Șelari, din Centrul vechi, Șelariu se prelungește după ce intersectează Lipscaneu printr-un pasaj foarte îngust, e Barhi cunoscut, era el comandante sau nu știu cum se chema. Așa, da, 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 e pasajul la foarte îngust, da, da, da. Iar pasajul ăla da. răspund într-o biserică. E bine, biserica aia e Sfântul Nicolae Șelari, că de aia se și numește așa că e la capătul străzii. Acolo, ca la orice biserică veche, înainte erau și niște clădiri împrejmuitoare, unde Petru Efesiu deschide școală. La școala lui învață, între alții, Anton Pan, deci dacă ne întrebăm ce importanță are muzica psaltică astăzi pe lângă cult, păi din sânul maicii mele compus de Anton Pan, muzica aia a trecut la imnul nostru de stat, mm. de șteaptăte române. Ăla e făcut pe muzică psaltică, inițial. Wow. Deci le predă noua sistemă și realizează o premieră mondială. Tipărind Anastasimataru Mataru și uh, Doxastaru pe scurt, sunt primele tipărituri în psaltică din întreaga lume. Deci până atunci tot ce se scria în muzică bisericească se scria în manuscris de mână, el e primul care tipărește din întreaga lume, 1818 și 1819, mi se pare că tipăriturile, asta este premiera mondială. În România începe tipărirea de muzică psaltică. Mă rog, în spațiu românesc, de la vremea aceea. Deci, astea sunt legăturile culturale cu grecii până la formarea Greciei Independente. Cu Grecia Independentă, așa un eveniment capital, este un scandal respectiv. Avem un incident acum nu atât cu guvernul grec, cât cu diaspora greacă, care încă era în Imperiul Otoman, vis-a-vis -vis de mănăstirile închinate. Vine Cuza patron, vine Partida Națională, care încearcă să realizeze un stat român modern și constată că o mică problemă, dat fiindcă vreun sfert din pământul arabil al țării, aparține mănăstirilor care sunt închinate în orlocașuri din afara țării. Șefu, noi nu o să prea progresăm dacă virăm mare parte din venitul agriculturii peste hotare. Și drept urmare se ia în discuție secularizarea, mă rog, de fapt desprinderea mănăstirilor din închinările lăsate de-a lungul timpului de domni. La închinarea e o mică problemă, că biserica, fiind persoană juridică, nu-i persoană fizică, drept urmare, nu moare, aia nu expiră vreodată cât timp există biserică. Uh -huh. Și e nevoie uh -huh. să o anulezi. Uh -huh. În principiu, fiecare domnitor, de-a lungul timpului dornic, să ajute ortodoxia, când titora o mănăstire sau altele titorite mai mult, dădea un act de danie pe care spunea se închină mănăstirii Sfântului Mormânt, Sfânta ecaterina, etc actele astea erau considerate valabile și la 200-300 de ani în distanță. Cuza zice, bă, nu e ok. Guvernanții lui, la fel, Cogălnicianu și ceilalți, și drept urmare se inițiază procesul de secularizare a mănăstirilor închinate. Urmează un întreg, o întreagă tevatură, pentru că rușii și turcii iau partea grecilor, grecii iarăși, înțelegem toată Grecia, toată minoritatea, toată minoritatea, populația greacă din Imperiul Otoman, pentru că încă centrul era la Constantinopol, unde e patriarhia, se tot terciversează lucrurile astea, au loc schimb de misive, de ambasade, până când în cele din urmă românii spun, băi, noi vă dăm atâta de Era o sumă imensă pentru vremea aia. nu știu să o mai redau acum. Grecii refuză sperând că primesc mai mult, românii mai așteaptă un pic și zic, da, e, atunci vă mai dăm fix. <laughs> și se, dar nu e că n-am vrut să dăm. Doar că s-au -au lăcomit și au vrut mai mult. Exact. Puțichis. Satsiki. Uh, și în 1863 sunt secularizate averile mănăstirești și se pare că, acum nu știu dacă asta a fost doar un pretext sau ba, ca să nu părem că am făcut o măsură discriminatorie, secularizăm și averile mănăstirilor neînchinate, care erau de sine stătătoare, ceea ce creează o criză în biserică. Dar asta este altă discuție. Uh, Incident care, evident, n-a avut darul să apropie raporturile dintre greci și români. Din punct de vedere al suferințelor de după 1821, probabil că Patriarhia Ecumenică din Constantinopol a, a fost, în primul rând, Patriarhul Ecumenic, care era considerat etnarh, deci răspundea de fidelitatea tuturor ortodoxilor față de Imperiul Otoman, Grigore al V-lea, a fost pânzurat de poarta Patriarhiei în ziua de Paști, pentru răscoala din Grecia, de către turci. Este motivul pentru care până astăzi Patriarhul Ecumenic nu poartă alb, ci poartă negru. În cadoliu, în amintirea uh, înaintașului său care a fost omorât de către turci. Culmea, Patriarhul condamnase răscoala din Grecia, dar greci, dar turcii l-au considerat răspunzător. Și ajungem în perioada modernă când, uh, am spus, Grecia luptă de mai multe ori cu Imperiul Otoman, uneori câștigă, alteori pierde. Tesalonicul rămâne otoman... Până la primul război balcanic, deci până în 1912, rămâne teritoriul turcesc. Toată zona de nord a Greciei, Grecia o dobândește în secolul 20. Creta, la fel, târziu de tot, tot în 1900 și este dobândită de către greci, și avem uh, primul război mondial. Am fost aliați sporadic în al doilea război balcanic, pentru că luptam și românii, și grecii împotriva bulgarilor. România cumva a ajutat Grecia, pentru că intervenția României a scos Bulgaria din război. Bulgaria avea toate trupele concentrate în sud-vest. Noi am atacat din nord-est, n-au avut cu ce să se opună și au prins că războiul e finito și au trebuit să facă pace. Și în felul ăsta a obținut Grecia. Bulgaria avea ieșire la Marea Egee înainte. Okay. Teritoriul grec extrem din răsărit către Turcia de astăzi era teritoriul bulgar. Unde e Cavalaz? Da. Okay. Dacă ok. te uiți pe o harta Bulgariei de la 1912 13 vei vedea că are ieșire la Marea Egee. Adică doar ea se învecina cu Turcia. Nu avea altă Aha. graniță europeană. Ceea ce era un mare avantaj economic și pentru Bulgaria să răspundă la două mări. Avantaj economic pierdut în urma acestui război balcanic sau nu mai știu exact. O război balcanic, ori război mondial, când Grecia este tot de partea Antantei mi se pare că intrăm în același an în război, în 1916, se poartă lupte în primul rând împotriva Bulgariei, până când la Tesalonic principala bază de operație a aliaților din zona asta, se învinge Bulgaria, dar după aia Grecia are propriul ei război cu ceea ce încă e Imperiul Otoman, deși Grecia de fapt luptă cu naționaliștii lui Mustafa Kemal Atatürk, deci cu fondatorul Turciei moderne, Grecia um, urmărind un proiect naționalist maximal numit Megali Ideea, mare idee. Marea idee, cumulând moștenirea istorică a elenismului cu Imperiul Bizantin și aspirațiile Greciei moderne, gândea că Grecia trebuie să se extindă pe toată partea europeană a Turciei, deși Constantinopolul să fie iară grecesc, mă rog, iar am spus, Imperiul Bizantin e una, a Grecia e alta. Așa, și să recupereze și elenismul din Asia. Este un fab real că până în secolul 20 în Asia Mică, aflată sub stăpânire turcească, erau numeroase comunități grecești, pornind din nordul uh, acesteia de la Marea Neagră, de la Trabzon, și mergând până în sud, până la în Antalya. Până în Antalya, etc. Ok, Chiar până în Antalya nu mai... Mai sporadice, dar cel puțin zona... Uh, vorbesc de Turcia, din nord-est până în sud către est, este puternic populată, mai ales zonele de coastă. În partea uh -huh. centrală mai puțin. Grecii încearcă să recupereze zonele astea și poartă sub unul dintre cei mai celebri șefi de stat ai lor, Elefterios Venizelos, poartă o campanie separată. Este războiul greco-turc care urmează primului război mondial la primul război de la Lozan s-ar fi a încheiat pacea cu imperiul otoman, dar Grecia declară război, sprijinită în mare parte de aliați. E oricum o perioadă când Istanbulul este sub ocupație internațională, gre -ă, britanicii și francezii sunt acolo, italienii ocupă Talia și insulele din Marea Ege și Grecia atacă pe la Smirna, actualul Izmir. Okay. Reușesc să avanseze destul de mult în podișul Anatolian, vor să cucerească Ankara, noua capitală proclamată de Mustafa Kemal Ataturk, este celebra bătărie de la Sakaria, un râu în Asia Mică, deși în primă fază păreau să aibă toate avantajele numeric, dotări, prima oară când armata greacă e superioară, numeric armatei turce, mă rog, mai multe greșeli logistice, moartea regelui între timp, fac ca ofensiva să deraieze și în urma, am uitat cum se cheamă bătălia aia în 1924, armata greacă intră în degringoladă și în câteva zile pierd tot teritoriul câștigat în Asia Mică, urmează niște măceluri reale din partea turcilor împotriva grecilor, dar bine, fusese și viceversa. Aici e o, o istorie de agresiuni foarte lungă și de o parte și de cealaltă. Și în cele din urmă, în 1924, este anihilată ofensiva grecească în Asia Mică și urmează tratatul de la, uh, am zis Lozan? Era da, Sevr da, da. primul și ăsta e Lozan în 1924. Ok. Așa, care consfințește în mare parte uh, frontiera existentă până astăzi între Grecia și Turcia. Până astăzi băieți, își dispută niște insulițe, e o stare de semirăzboi acolo permanent. Nu se înțeleg bine până astăzi deși dar, au aceeași până spun urmă. Ajungem și la treaba asta. că din păcate alianțele astea supranaționale, uniuni etc. n-au prea reușit să adormă dușmăniile etnice. Alea încă sunt prezente. Vezi, la noi, cazul cu Ungaria, altă inteligență sunt, maximă. Sunt și intensificate de către factori externi care le convine de stabilizarea alianțelor respective. Da, e politica divide-timpera. Exact. Dezbină și stăpânește. Cu cât mai mic un stat, cu atât mai ușor de controlat. Exact. Sau, mă rog, cu cât sunt, suntem ocupați să ne înjurăm unii pe alții, nu suntem atenți la problemele reale. Exact, da. Dar, oricum, altă discuție asta. Așa se închide... Disputa prin care Grecia cam își definitivează forma ei actuală. Teritorială. Da, exact. Avem un episod interesant românii cu grecii în perioada interbelică. România a avut o comunitate greacă, elenă, destul de numeroasă, mai ales în orașele portoare, la Brăila, la Galați, la Tulcea, Constanța la fel, unde era zona de comerț, era evident că o să ai și o comunitate greacă pe măsură, pentru că au avut aproape în permanență activități comerciale. Tatălui Panaiti Strati, de exemplu, între scritorii români celebri, este grec. Este contrabandist grec, dar grec. Și nu numai. Și Caragiale are cel mai probabil ceva sânge grecesc în neamul lui și se și observă spiritul ăsta grec. Așa că Stereotip al fizionomiei, Naso Agvilin este considerat un, o trăsătură specifică grecilor, printre altele. Am spus cât de valabile sunt chestiile astea. În perioada interbelică, în schimb, noi avem un proiect de alianțe matrimoniale cu Grecia, respectiv viitorul rege, Carol al II-lea, la vremea aia principe, o primește de soție pe principesa Elena a Greciei, mama viitorului rege Mihai I., este notorie, notorie cât de bine a mers căznicia dintre cei doi, mai ales după ce a apărut Madame Lupescu, care l-a divorțat de soția lui și s-a căsătorit cu Madame Lupescu în cele din urmă spre sfârșitul vieții, dar indiferent regele Mihai I avea și sânge, mă rog, grecesc și dinastia greacă, tot origini germane are, dar e o istorie mai lungă și nu numai. Regele, mereu uit cum l-a chemat, sper să nu spun prostii, Constantin, cred al Greciei, este căsătorit cu principesa Elisabeta, cu sora mai mică a lui Carol al II-lea. Deci este un proiect intermatrimonial, merge în ambele sensuri și căsnicia celorlalți la fel de bine merge. Se pare că din cauza infidelităților Elisabetei, regele grec chiar a iubit-o, dar ea alege, mai ales după ce e devine public o, public o, infidelitate a ei, să locuiască mai mult la București. Pentru ea se ridică actualul sediu al Casei Regale a României, Palatul Elisabeta, care e o insuliță în mijlocul Muzeului, Țăranului Român... Muzeului Satului pardon, din București. Așadar, bine intenționat acest proiect de alianțe matrimoniale, dar nu cu rezultate pe măsură. Între timp, Grecia intră pe Mâinile unei dictaturi militare a generalului Ioannis Metaxas și produce o surpriză în al doilea război mondial, când, a, să nu uit, a mai avut și o apropiere politică în perioada interbelică, la inițiativa una dintre cei mai ilustri diplomați români din toate timpurile, Nicolae Titulescu, se constituie o alianță împotriva a, puterilor care doreau. A, anularea hotărârilor după primul război mondial, în speță Bulgaria era de interes în zonă, este vorba de înțelegerea balcanică între statele care au să rădă câștigat după primul război mondial, respectiv România, Iugoslavia, care sunt născuse după primul război mondial și Grecia. Este o alianță îndreptată primordial împotriva Bulgariei, care este stat revizionist, pentru că era stat Dorea să se schimbe un pic hotărârile astea, la fel cum avem mica antantă România, Iugoslavia și Cehoslovacia. de data asta îndreptată împotriva Ungariei. Mm. Alianțele astea, din păcate, n-au prea funcționat, dat fiindcă n-au primit sprijinul necesar din partea, mare, din partea marilor puteri occidentale, Franța și Marea Britanie, așa că. Uh, Iugoslavia este atacată în 1941 de trupele germane, după ce mai înainte fusese atacată Grecia de italieni. Italienii ocupaseră dinainte Albania și de acolo Mussolini a considerat că el visa să le facă Imperiul Roman. Cucu! <laughs> <laughs> Dar, mă rog, uh, atacă trupele italiene <laughs> atacă trupele italiene Grecia și surpriză pentru toată lumea Grecii nu numai că fac față, dar întorc ofensiva, trec la contraofensivă și intră în Albania. Hitler nu putea să lase pe principalul lui aliat european să sufere o înfrângere. Drept urmare, ordonă trupelor germane să atace Iugoslavia și ulterior și Grecia, mergând până în Creta, care e cucerită cu mari pierderi de parașutiștii germani, în 1941 mai mulți istorici consideră că paranteza asta balcanică pe care a făcut-o Hitler, i-a întârziat campania împotriva Uniunii Sovietice care trebuia să înceapă în primăvară și a început în iunie și este una dintre cauzele la pentru prins care... La iarna la Kursk. Ger... Nu la Kursk, în în 1943. Uh, la prins iarna la periferia Moscovei. Uh -huh, okay. Dar tocmai întârzierea asta a începerii campaniei contra Uniunii Sovietice ar fi fost timpul ăla necesar pentru germani pe vreme bună pentru a cuceri Moscova caz în care... Posibil, posibil. Este la capitolul Istorie Speculativă. N-ai de unde să știi ce urma. Am fi vorbit azi cu toți germani. less Că oricum Statele Unite... Că oricum nu învățam. Aia una. Chiar să știi că se observă chestia asta istoric, n-am prea avut aplecare spre limba germană. În, la început de secolul XIX, când greaca cedează locul principalii limbii vorbite și apare dorința de a învăța limba franceză, în uh, registrii păstrați la Academia de la Sfântul Sava, unde se introduce studiul limbilor străine, moderne, franceza e pe primul loc detașat cu vreo 60 de elevi, la mijloc e culmea italiana, dar nu e culmea pentru că este simpatia latină, iar germana are numai 16, deși geografic de ei eram cei mai apropiați și în Transilvania, adică la graniță, se vorbea germană cel puțin de autorități. Mm -hmm. Dar nu ne-a prins niciodată microbul învățării limbii germane, cel puțin nu sistematic. Deși astăzi se dovedește profitabil dacă ești român și vorbești germană. <laughs> <coughs> asta voiam să să revenim. Ce crezi că s-ar fi întâmplat ca și paranteză, nu care ne neapărat legătură cu asta, cu, cu subiectul despre bă, greci? Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă Hitler ar fi ajuns mai devreme la porțile Moscovei? Dacă ar fi căzut Moscova, cădea centrul de putere al Uniunii Sovietice. Nu cădea Uniunea Sovietică. Aia era imensă. Mai dura o grămadă de timp și oricum se luase în calcul tot guvernul fusese mutat. Okay. Stalin a decis să rămână pe loc la Moscova, dar guvernul fusese mutat la Kuibyshev deja. Adică Asta unde vine? Kuibyshev și... e mai la răsărit, de Moscova și mai în sud un pic. E lângă Samara. Lângă Urali? Până. -n... Da, dar okay. mai jos oricum. Așadar, nu ar fi căzut complet centrul de comunicații, structura de conducere a Uniunii Sovietice, dar ceea ce se poate spune sigur este că al Doilea Război Mondial ar fi durat mai mult. Uniunii Sovietice ar fi fost mult mai greu să se refacă dacă pierdea Moscova. Acum, asta nu exclude atacul de la Pearl Harbor, care a adus Statele Unite în război și economic vorbind, că războiul ăla s-a câștigat economic, ca și primul război mondial, ele erau deja principala forță forța lumii. Mm -hmm. Și erau foarte greu de atacat cu un ocean între ele și oricare alt competitor. Da. Așadar nu cred că ar fi înclinat nici măcar asta. Balanța, de repet, la istorie speculativă... Vorbim vorbe, că nu. în orice caz. Ceea ce cât se poate de limpede, de faptul că dacă Hitler și-a concentrat atenția uh, spre cucerirea uh, Cretei și-a uh, obținut chestia asta cu dificultate destul de ridicată, e limpede că i-a afectat campania din, uh, uh, din spre Moscova și nu numai. Creta oricum o cucerește și în viziunea cuceririi Egiptului. Italienii îi mai bagă pe nemții încă odată atacând din Libia, care era posesiune italiană, Egiptul uh -huh. care e posesiune britanică, încercând să ajungă la canalul de Suez, uh -huh. care bine, era o miză economică foarte importantă. Imensă, mai ales pentru chiar și în noastre Am mai spus chestia asta, nu mai știu unde. Dacă te uiți la o harta posesiunilor britanice în Mediterană, observ că băieții și-au asigurat coloarul. Gibraltarul, Gibraltarul și Malta. Și Suez. Da? Și Suez. Canalul de Suez și până astăzi acrotirii și de Chelia, în Cipru. Mm -hmm. Alea las baze britanice până astăzi. Mm -hmm. Așa. Plus Creta care era oricum vizată ca interes de britanici, nu a fost vreodată stăpânită propriu zis de ei, dar era o amenințare directă la adresa canalului de Suez. Trecând peste paranteza cu Moscova, Grecia stă sub ocupație germană între 1941 și 1944, când are loc... Majoritatea trimit momentul împărțirii la Ialta, dar de fapt împărțirea cu celebru șervețel are loc mai devreme. Am spus asta cu uh, stimabilul Cătălin Oprișan în podcastul despre 23 august. Întâlnire în, doar între Churchill și Stalin. Churchill merge anume la Moscova în 1944, în uh, prima parte a anului, ca să aibă grijă să regleze din timp uh, împărțirea zonelor de influență, pentru că, așa cum o spune Stalin lui Tito, Armata cui ocupă o zonă, aia stabilește și regimul politic al zonei respective. Și asta se cam vede până unde a ajuns armata roșie, urmează state socialiste, cu o excepție Grecia. Churchill este interesat exact ca în uh, perioada ocupației germane a Cretei, să mențină cu orice preț dominația britanică asupra canalului de Suez, care putea să fie amenințată de orice pătrundere comunistă înspre Mediterană, respectiv Grecia. Așa că de la o împărțire inițială să presupunem de 50-50% influență în toate statele Europei de Est sau cel puțin uh, parte din ele, se ajunge la această proporție 90% influență britanică sau americană, dar, britanică de fapt, în Grecia și 10% influență sovietică. Cei care pierdem la schimbul ăsta suntem fix noi, românii, care primim același procent, dar da invers. E. Da, adică unde de fapt Uniunea Sovietică este tot puternică, degeaba am stat noi că vin americanii, cu atât mai paradoxal cu cât Partidul Comunist din România avea la momentul 1944 undeva la vreo mie de membri. În timp ce Grecia avea unul dintre cele mai puternice partide comuniste din toată zona răsăriteană. Partidul Comunist care era armat, comuniștii la noi aveau două detașamente minore de muncitori organizate de Emil Bondaraș, în timp ce în Grecia luptele de gherilă fuseseră permanente. E adevărat, cea mai puternică gherilă a avut-o Iugoslavia cu Tito, dar nici grecii nu fuseseră mai prejos. Deci acolo erau niște oameni hotărâți care știau să se bată și care cu siguranță ar fi preluat puterea dacă n-ar fi existat împărțirea asta. Lor le-a lipsit sprijinul sovietic. De-aia au fost menținuți la, puteri, la putere fel de fel de dictatori militari, că Grecia a răsturnat din nou monarhia ulterior cel de-al război mondial. Uh, dictatori militar care nu contează câte bube în cap aveau, asta este realitatea, contează că erau anticomuniști. Este o situație întâlnită din Chile până în Turcia. Ok. Și în felul ăsta, Grecia reușește să rămână în afara sferei de influență comuniste, ceea ce evident că influențează și raporturile dintre greci și români, care devin mult mai reci, dat fiindcă ne situăm în tabere separate, respectiv Grecia-NATO, noi pactul de la Varșovia. Nu există conflicte propriu-zise, dar perioada comunistă este perioada când începe refluxul comunităților grecești din România. Mulți greci preferă să emigreze în patria mamă, în Grecia, chiar dacă unii dintre ei, exact ca în cazul evreilor, dar ei aveau deja o țară de vreo 100 de ani, nu erau neam de neamul lor, nu mai avea treabă cu Grecia, erau în țară de câteva generații, în România mă refer, au preferat totul să se întoarcă în Grecia, ceea ce nu înseamnă că astăzi nu mai avem comunitate grecească, inclusiv la București avem comunitate Elena, iar centrul ei, să spunem, se găsește pe Bulevardul Carol, mai sus de Armenească, în rondul de la Izvorul Rece, unde până astăzi e o clădire pe care mulți o confundă, neînțelegând că e biserică, este biserica greacă din București, dar care are formă de templu grecesc. Uh -huh, uh -huh. Și atunci da, mulți nici măcar nu-și dau seama că acolo este biserică. Este biserică, are preot român, dar deservește comunitatea Elena, care evident este ortodoxă, litul este același. Uh, am avut prieteni care au mers la Vasilopita, este o sărbătoare specifică comunității Elene și au spus că e foarte plăcut într-adevăr. Așa ne-au mai rămas destule urme de la greci în România, mai multe edificii, sau celebru vas al armatorului, la fel de celebru Onassis, parcat până astăzi la Costinești, okay. celebra Epava. Da, da, da. Ela era din flota lui Aristotel Onassis, cel care a devenit mai celebr odată ce s-a căstorit cu Jackie Kennedy. Ok. A Astea sunt raporturile uh, greco-române până în perioada 1990, când deschiderea granițelor duce la un aflux. Primul a fost spre Turcia. Deci, asta este limpede. Prima oară românii s-au îmbulzit spre Istanbul, nu spre Grecia. Uh, Dar Istanbul e adevărat că n-am mers atât pentru turism cu atât mai puțin pentru cultural, comerț. și pentru comerț. Atunci e perioada când... E celebrul documentar de la Recorder, mi se pare, alegerile noastre, sau nu alegerile 30 noastre, de ani după Revoluție. Exact, când sunt intervievate mai multe personalități, mă refer ca notorietate din România post-decembristă, care îți explică pe față cum au făcut ei avere tati, <laughs> <laughs> Făcând comerț cu produse de la Istanbul. Dar și Grecia devine treptat destinație turistică acum turismul în Grecia chiar are o istorie mai veche decât turismul contemporan. Pentru că fie din scopuri culturale, romantice, ca să vadă vechile vestigii, vechile vestigii, mi se pare că e vestigiile antichității cu tare, au mers europeni în Grecia de vreo 200 de ani, plus minus. Uh, în prezent, e de uh, menționat remarcabilă abilitatea autorităților din Atena din a, de a face sit arheologic, respectiv uh, zonă de importanță turistică, din orice pietricică. Yeah. Este de descoperit de pe E adevărat că Grecia și are cu ce? E una dintre cele mai vechi civilizații europene. Civilizația minoică din Creta e considerată prima civilizație de pe continentul european. Micene, Atena clasică, vestigii bizantine, atosul, care în sine este probabil principalul loc de pelerinaj din Lumea ortodoxă, cu o mică excepție de sex, așa. Meteorile, <laughs> etc. Meteorile etc. Cu siguranță Grecia prezintă oportunități turistice sub toate aspectele iar nu mă pronunț eu în privința calității serviciilor. Ceea ce pot să observ este că în această rivalitate eternă greco-turcă, Turcia are mai multă grijă prin politica de stat de sistemul ei turistic decât Grecia, unde ai mai degrabă inițiativă privată și lucrul ăsta am remarcat și eu că se observă. Eu unul am fost sporadic, de două ori în Grecia și de două ori în Turcia. Și în Turcia n-am fost pentru turismul estival, n-am stat pur și simplu în stațiune, am făcut tururi la Istanbul, cum fac în continuare. Mm -hmm. Dar din ce mi-au spus prieteni care au fost în ambele părți, aparent există o preferință, cel puțin cei care vor să meargă exclusiv pentru relaxare, deci nu sunt interesați de turismul cultural, pentru Turcia. Deși și în Turcia ai... Asta avantajul la turci, că ai turism cultural pe care îl poți uh, bifa, atât de cultură otomană, cât și de cultură greacă, pentru că na, Efe, să ai uh, toate... Halicarnasu, toate lucrurile Halicarna de pe... Uh, asta uh, Ceanacaleu, unde Ceana -Caleu, e Troia... Exact. Bine, la Turcia, într-adevăr, ai inconvenientul suprafeței țării că spre deosebire de Grecia unde urcat în mașină într-o zi ajungi cam oriunde, cel puțin pe continent. Sau cel puțin e o, con e o concentrație mult mai mare, adică din Atena cel puțin, dacă ai luat-o în sud, vizitezi Corinto, Argos, Sparta, Mistra, Patras, ai de văzut. Da, deși e oricum e complicat din punct de vedere uh, al arhipelagului insular că tot îți trebuie feribuat. Păi nu, nu, asta i-am zis strict de partea continentală. Okay. De ce am zis acum, între Patras și uh, uh, Ismo acela care pătrunde acolo e pod, deci poți să mergi cu mașina. În rest, da, în partea insulară apar mici dificultăți logistice. Repet, eu nu iau părți aici, doar mm -hmm. vorbesc din ceea ce mi-au povestit alții. E limpede că față de Bulgaria, atât Grecia cât și Turcia au 11.000 de avantaje din punctul ăsta de vedere. Da? Adică dacă e foarte greu de a face o comparație între Grecia și Turcia la nivel turistic pentru faptul că sunt extraordinar de ofertante ambele, uh, pentru că și grecii au resorturi foarte mișto, dar pe insule, de cele mai multe ori, uh, turcii au și ei vestigiile lor, cu siguranță nu atât de numeroase precum ale grecilor. Uh, uh, nu te grăbi cu afirmația, mai puțin cunoscute. Mai puțin cunoscute, Iară, da, mai puțin și notorii. E un calcul simplu, e o țară mult mai mare. Mm -hmm. Are suprafață geografică cât să cuprindă mai multe vestigii decât da. Grecia. Grecia are o publicitate mult mai bună vis-a-vis -vis de vestigii. Vestigilor cu cultura e cultură. Mm -hmm. E iarăși imbecil să-ți condănați. domne, eu nu mă duc la turci, că mi-e place să vizitez la greci. Sunt același vestigii. Spațiul ăsta are istorie comună până în mileniu 2. Da, da. Plus că, într-adevăr, ai uh, foarte multe lucruri de vizitat, și într-o parte și în alta. Uh, ce e limpede, diferența ei e uriașă față de Bulgaria, pentru că, în primul și în primul rând, vorbim despre alte mări și despre altă climă. Da, din punct de vedere al turismului, este indubitabil o destinație mai plăcută. Mm -hmm. Acum, oricum, să-ți placă ceva e o treabă de gust. Uh... Da, poate unii să ajungă repede, și atunci de asta preferă Bulgaria. Suntem considerente pe care le poți lua în calcul. Să nu uit să menționez încă o chestiune din punct de vedere bisericesc, pentru că în 2025 o să sărbăm o dată rotundă pentru Biserica Ortodoxă Română, 150 de ani de autocefalie și centenarul Patriarhiei Române. Ambele sunt uh, produse evenimentele cu document din partea Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol, care, indiferent că nu e în Grecia, e grec. E o regulă până astăzi că Patriarhul de Constantinopol se alege dintre etnicii greci. Așadar, și aici are o importanță raportul de cultural și spiritual între Grecia și România. Și am uitat să menționez la greci că mai au un episod în istoria și mai recentă. Respectiv, sunt una dintre țările cele mai afectate de criza economică din 2008-2009, mm. parcă. Grecia, având o datorie externă foarte mare, pentru că ei sunt introduși în NATO și ulterior în UE, cu mult înaintea celorlalte state, evident că sunt introduși în UE încă din perioada comunistă. A fost, uh, cred că odată cu Spania și cu Portugalia, dacă nu da, mă da, da. Neva prin anii 80? Nu, mai devreme, cred că 70. Okay. Cred. Nu știu exact anul intrării Greciei în UE, dar evident că au o componentă balcanică, adică nu pot să nu au o economie la fel cum au statele occidentale, sau mă rog, statele occidentale cum este de talon, Germania în principiu. Da. Uh, și atunci datoria externă a Greciei fiind foarte mare, fiind obligat să aibă tăieri uh, bugetare, cum au fost și la noi, grecii, spre deosebire de noi, au avut o reacție foarte uh, vie. Erau în piața sintagma în fiecare seară. În da, a fost o perioadă când se protesta la greu și un prieten grec mi-a spus bancul ăsta care sunt perioadele de activitate ale grecilor. Cu ce vă ocupați voi, mă? Păi, primăvara cu, mă rog, un pic de agricultură, mai niște măslini, niște portocali, că astea sunt culturile de bază pe acolo, niște vinișor, vara, evident, turism. turism, toamna recoltă de măslini și portocali și iarna, iarna ne batem cu polițiștii. <laughs> da, pe erau cocktailuri molotov pe acolo zburau în continuu, erau uh, Din punctul ăsta de vedere lupte grele. Grecia, stradă. care e locul nașterii democrației, Grecia antică, pare să fi înțeles conceptul de democrație, inclusiv partea de protest popular, mult mai bine decât am făcut-o noi. E, Ducă, am, doar început, am început și noi să o înțelegem, dar cu 10 ani mai târziu. Iarăși, nu spun că o ce fraier noi, dar spun că, uite, se poate lua aminte. Limpede, au fost niște deschizători de drumuri în direcția asta, cel puțin în spațiu balcanic. Și vis-a-vis -vis de faptul că noi totuși Noi am protestat pe niște chestii macro. Nu avem încă spiritul de solidaritate cum la au grecii la greci dacă ei pus o acciză în plus să de la turism, să ieșit tot grec în stradă. Mm. Că ei înțeleg că îi, înțeleg asta, că îi afectează pe toți. Da. Odată ce unii pierd, pierde toată lumea. Nu mm. poate fi așa. Cam așa ar trebui să fie și la noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem ce învăța de la greci. Din capitolul, așa nu, iarăși, este observată și pe pielea mea: și sunt o lecuță naționaliști. Au o mândrie națională ceva mai vocală. Mai puternică decât a noastră. Da. Bine, și totodată, mie mi se pare că au și un gen muzical al lor, ceea ce e foarte greu de definit pentru români în cazul nostru. Ei ascultă foarte mult muzica lor, uh, sunt extrem de naționaliști în legătură cu bucătăria, cu partea culinară. Aici unde... cred că am mai aruncat noi o vorbă data trecută. Bun, recomandare turistică. Dacă vreți cafea cu flegme, cereți cafea turcească. În greci. Aia, da, bine, categorii. <laughs> Disputa asta eternă între cei grecesc și cei turcesc într-o bucătărie e iarăși un nonsens. Pentru că majoritatea felurilor de mâncare populare astăzi nu sunt inventate de 100-200 de ani. Ca să reclame cineva paternitatea nu e ca pizza. Mm -hmm. Și pizza a existat într-o formă sau alta de mult mai mult timp. Dar să spunem așa că la pizza ai momentul ăla clasic, bucătarul ăla din Napoli, mi se pare, care face pentru Margherita, regina Neapole, lui pizza aia celebră cu tricolorul italian. Bine, ce să vină domn Marian, care e expert pe zona de Napoli, cum ești tu pe zona de Istanbul, și să spună că nu e așa, că de fapt și de dreapta... Asta e așa, e de așa. Ok, dar aveai tu o variantă cu soldați americani care au... Nu, nu, ce au făcut pizza fa faimoasă, sunt americani, știi, nu? Prin popularizare ei, la nivel macro. Bun, pe ei, în război, ce să se decât niște pâine cu niște sos din roșii și maxim niște brânză, niște mozzarella. A, și corect, nu eu nu de la asta. S-au dus înapoi în America și faci, am mâncat în Italia, ce bun, ești Ce-ar fi să pun niște ananas pe-aia? <laughs> <laughs> uh, populară. Dar pizza, da, așa pus. Că, adică asta e legenda. Uh... Cel puțin ai, ai niște momente fondatoare. Mersi frumos, Andrei. Uite, nu știam aspectul ăsta. Mai e moment fondator cu croasantul care culme e austriac, nu e francez, uh -huh. cu unele preparate. Altfel, uh, kebab... Uh... Deci nu mai mâncăm croasant, nu? Că le-am dat bani la ăștia, tot, gata. Eu, dat fiindcă încep, risc să semăn cu un croasant la forma fizică, <laughs> nu mănânc, dar din alte considerente. La OMV n că n-ai permis? Da, iarăși, nu mi se pare că avem ceva de împărțit cu poporul austriac. Chit că da, am dat da, da, an... eu, eu, cred că totuși trebuie să fie și niște mesaje, știi, în direcția asta. Chit că am dat un, un cu număr de Austria pe autostradă venind din Croația, care a încercat să facă o figură de aia, de intră în noi. Că nu i-a convenit lui că îl depășim. Ei, era română la asta, liniștit. Mai avea <laughs> număr de Austria, nu știu mai departe. N-am auzit ce înjurături ieșeau din mașina opusă. <laughs> da asta e altă discuție. Pești, uh... voi erați cu Urusul Unia Sorin? Nu, nu. Păi A, nu m-am întors cu domnul. Era, era de așteptat, de ce, era explicabil de ce s-a întâmplat asta. Nu, la, la, la n-a da. da. să facă manevra. <laughs> Dar nu, domnul Constantin, cum că e în Croația când filmăm noi treaba asta. Eu da? am stat mai puțin când n-am mai permis programul. Am uh, înțeles. Ceea ce voiam să spun vis-a-vis -vis de preparatele din bucătăria greacă și bucătăria turcă, că vorbim de musaca, de uh, kebab, de, uh, mai știu eu, sosuri, fel de fel majoritatea sunt acolo dinainte să vorbim de Grecia și de Turcia. Așadar, n-au o paternitate. Da, dar la ce mă refeream eu e că atât în Grecia cât și în Turcia n-ai să găsești cele mai top restaurante ale lor să aibă alt specific decât cel al lor. Adică în Grecia ai să vezi fructe de mare, dacă care n-ai specific cu zonii. Dar nu o să fie, nu știu, un restaurant de sushi să fie cel mai celebru. Nu, acolo ai un duci cu adevărat să mâncăm mâncare grecească sau turcească depinde de cum o iei, dar de-aia de-a lor de acolo, adică brânza aia, feta cu mier de albine și cu crustă, măslinele alea, să ai o selecție de măsline cel mai jmechere pe care le-au da, ei mielul făcut într-un anumit fel exact, bă... salata grecească în felul bă, tradițional, barbunii Girosul, suflaquiu și repet, așa e mai e un de fel part. mai rar, dar e foarte fain, eu am avut ocazia să mănânc o singură dată culmea în România dar eu, cineva pasionat de bucătărie grecească clefticul e tocană de miel mm foarte bună și aia. Da. Și uite, de exemplu, noi în România nu avem chestia asta, adică zi un restaurant în afară de Casa Doina care îți placă cu specific românesc. Zexe. Zexe, așa, da. Ok. Și încă unul? Jariștea. Deja n-am auzit de el. Casa Jariștea e celebră, mai ales pentru felul în care îți prezintă toate. Este Madame Chiera Calița care ține casa acolo, care e pasionată de caragiale, cu taraf, cu lucruri bune. Bun, și bugetul e pe măsură. Ok. Dar merită vizita și acolo. Nicorești. Cârciumă care rezistă de pe vremea lui Nicu. Toamnei colți cu Rosetti. Faină și aia. Ok. Da, uite, asta s de încercat. Nu le știam. E bine că dacă mai ai recomandări, mai... o uh... cea mai mare plăcere. Dar poți să te uiți la conferința despre Cârciumi. Că okay. acolo am, vorbit mai multe. Ai făcut așa ceva, o conferință doar despre Cârciumi? Da, Cârciumile e Bun, cu istoric mare. Da, n-ai promovat-o cum trebuie. Eu acolo aș fi... Aș fost <laughs> cel mai interesat. <laughs> e mai mult despre cum era altă dată, că noi, din păcate, iară e o scădere, dar e motivată și de vremuri. Nu prea avem restaurante de tradiție, cum poți să găsești pe la, Asta zic. Pe la Veneția, cafeneaua aia de 500 de ani. De iau. exact. Mereu uit cum o cheamă. Uh, uh, am uitat, dar am fost prima la Prima cafenea din cântau Europa. Cântau aia acolo, foarte frumos. Yeah. Trebuia să le dai bani de cum te -și dai la masă, dar foarte frumos. Între m am simțit ca Daniel Craig când era James Nici Bond. la greșel puțin n-am auzit de un restaurant de tradiție, dar iarăși ea o istorie destul de tumultoasă și e cam greu să ții, dar spiritul tavernă la greci asta și totodată stilul lor de viață, care cinstit vorbind e balcanic, nu e mediteranean, pardon, nu e rezervat strii la Grecia și italienii fac treaba asta într-un fel și spaniolii de a avea siesta de a sta seara la povești, eu am fost absolut fascinat prima oară în Atena, în piața Sintagma, la două dimineața, să văd piața aia plină de oameni care Eu stăteau iubesc la masă. Eu treaba asta și nu înțeleg de ce la noi, de exemplu, nu fac o paranteză, nu înțeleg de ce, odată cu pandemia, că înainte nu era așa, Înainte de pandemie mai vedeai așa piețe ale orașelor, cel puțin în București, vedeai, era o lume animată, chiar și în Iași. și în Ardeal am văzut chestia asta, țin minte, vara 2019 la Sibiu, era animație, pe la ora 12-1 noaptea în piața mică. Dar uh, acum văd deci, și vara trecută, dar vara asta mai rău decât vara trecută, cum pe la ora 10-11 stinge tot, efectiv, parcă te, te trimite la culcare. Da, știi? e deprimant. E nasol, pe când la uh, greci, la Italieni, se vezi chestia asta, ei pe stradă la ora aia, mai ales vara. Da, au și o comunitate, cred că e Icaria, sper să nu-mi curc, de uh, hipercentenari, de persoane care trăiesc foarte mult și o media comunității foarte ridicată de vârstă și s-au făcut studii. Sunt mai multe puncte dintre astea, există mai multe tratate care vorbesc de toate comunitățile astea de persoane foarte longevive. Eu sunt și uh, prin Italia de astea. Italia, Spania, Japonia, dar alt stil. Mm -hmm. e, o La oamenii ăștia, într-adevăr, se observă faptul că mănâncă produse locale ceea ce vorbeai tu de naționalism. Brânzică de-a lor, fructe de mare, vin făcut acolo, totul preparat local. Ulei de măsline din Bineînțeles, ăsta de... e una dintre principalele resurse ale Greciei ca și alte țări mediteraneene. Uh, au un program de viață echilibrat în sensul că alternează perioade libere cu perioadele de lucru, nu-ți dau un brânci cu munca. Lor li s-a pus un pic stereotipul că-s Eu nu merg neapărat pe ideea că-s leneș, tocmai pentru că și eu sunt adeptul, chiar dacă nu-l practic, al stilului ăsta de viață. Sunt mai degrabă admiratorul, ca să fiu, să fiu corect, uh -huh. al stilului ăsta de viață. Și uh, totodată se mai observă o chestie, la ei nu există masă de unul singur. Deci nu prea prinde conceptul de fast food, ei iau, iau mesele în comun, râd la mese, discută, oricum sunt foarte vocali în general, adică e foarte ușor să intri cu un grec în vorbă cât timp nu abordezi subiecte sensibile. Uh. Și atunci o să intri în vorbă, dar o să afli în jurături, în limba greacă. Uh, toate lucrurile astea chiar îi recomandă pentru o societate care a înțeles mai bine, pare, ce înseamnă să trăiești cum trebuie. Mm. Sunt mult mai atenți la confortul lor personal, iarăși, decât suntem noi. Da, da, și asta se vede. Și, și asta ar fi o lecție pe care o putem lua mm. de la greci. Că se poate și așa, se poate să fim și mai solidari, se poate să ne pese mai mult și de noi. Ok, uh, hai să uh, intrăm în cel de-al treilea capitol. E, te ții bine acum, nu? Podcastului nostru. Mergem către Turcia de astăzi. Am uh, cel mai am lăsat cei mai greu pentru la sfârșit, tocmai ca să, nu ne, să ne asigurăm că nu omorâm discuția cu exact. subiectul ăsta. Da. Raportul Și oricum de... e bine până acum, adică se prefigurează uh, un nou record. Ferească avem Dumnezeu, un, nu, Avem de deja peste trei ore. Deci... Și când îți faci o reputație într-un domeniu, bine să nu încerci să o consolidezi în direcția aia, ci din potrivă să arăți că se poate și invers. Dar, da, margă... Rofi, Deci dacă ajungem la un podcast de 4 ore jumate, asta n-am mai făcut. Cel mai lung cred că este unul cu de 4 ore și 4 minute. Deci să vedem. La mine am acum. văzut că ați oprit la 4 ore fix. E... <laughs> Acolo că lacrimă, fără nicio milisecundă la coadă. Mm -hmm. nu îmi pun neapărat provocarea asta, am aflat în ultima perioadă că să, iar, am fost înjurat, înjurat, mult spus. Mi s-a atras atenția și că vorbesc prea românește, m-au făcut prutenist de la George Pruteanu și după aia când am folosit englezisme, dar de ce folosești engleză, că tot te băteai pe burtă că vorbești numai românește. Și acum am zis că e mai bine o variantă de mijloc. Am constatat că mai puțin, less is more. Că e mai bine să dozezi un pic <laughs> informația. Cât Cât se poate. Eu, eu, nu pot să-mi propun și vreau să le spun asta și în fața urmăritorilor noștri din acest moment. Uh, Scuzați-mi uh, acțiunea, activitatea, pentru că în momentul de față pregătesc să-i torn vie roșu maestrului că dânsul așa la alb și ce mi-a zis? mi-a zis că trebuie să fie alb când na, că vară. Și mi-a zis maestru a zis că domnule, eu nu pot să-mi dai acum folos, funcționează dieselul cu benzină. Mai zi mi odată, maestru că mi se tai orice mm -hmm. <laughs> orice chef de orice. Cum uh. stă și vinul în gât, stai ușurel, că oricum trebuie să... A, ah, scuzați-mă, n-am văzut și, și paharul. Să-l operez. Cum? pe prahar de vin roșu. Apreciez. <laughs> <laughs> Acum ești la modul voyeur, nu beau dar tot. Am făcut și publicitate gratis la purcari, mulțumim frumos prietenilor noștri, cărora le dăm bani pe vin. Așa, opa, Spre deosebire de niște personalități din perioada comunistă despre care îți putea spune că a turnat, dar a și băut. Ia ce frumos am. Tu, momentan, văd că nu mai torni. Vai, da, ce frumos. Ai păi... voie să și miroși. Gata, destul. Păi da, dar eu sunt la cură. <laughs> uh, odată, a doua oară, nu mai știu ce ziceam. Asta vă să le explic oamenilor, că uh, asta discutam uh, cu Damian înainte de materialului pentru că lui era foarte frică de faptul că dacă ar fi foarte frică. Se temea de faptul că dacă materialul ar fi mai lung de un anumit număr de ore, să nu fie descurajator chestia asta pentru chestia asta să nu fie descurajatoare pentru oameni și să nu uh, mai aleagă să l urmărească văzând că e prea lung și că n-au suficient de mult timp. Eu nu pot să îmi pun să setez o limită în cadrul unei discuții cu Damian în file, pentru că n-am cum să-l întrerup. Adică e fascinant pentru mine să-l ascult. Sunt o grămadă de informații pe care el vine și le oferă aici de care eu n-am auzit niciodată în viața mea, într-o proporție covârșitoare sunt informații pe care nu le-am avut niciodată. Încerc pe baza a ceea ce mai cunosc și pe baza logicii să fac niște conexiuni între informațiile pe care le prezintă el și ceea ce mai știu eu din uh, discuții și din uh, cunoștințele acumulate în decursul timpului. Și atunci, văzând cât de fascinat sunt eu să-l ascult, nu mă gândesc decât la faptul că și oamenii de acasă uh, sunt la fel de fascinați să-l mai ales că știu cunosc persoane care mi-au spus că au urmărit podcastul cu Damiana în file primul episod de patru ori. Deci să urmărești de patru ori un material de 3 ore și 40 de minute, înseamnă că efectiv te-a fascinat și vrei să asculți sau poate chiar vrei să aprofundezi informațiile respective. Uh, și atunci de asta nu poți să setezi o limită de timp în cadrul unui astfel de podcast pentru simplul fapt că n-are cum să devină plictisitor. Uh, poate doar să devină greu de urmărit din pricina volumului de informații. La ce ai spus tu, acum trebuia să iau așa o postură din profil. Da, e un adevăr, Damian. Eu ți-am mai spus chestia asta, inclusiv a doua oară când ai venit la podcast. Există unii oameni, cum ești tu, extraordinar de bine educați și cu foarte mult bun simț și cu picioarele pe pământ, care cred că au nevoie să afle despre impactul lor și din alte surse. Pentru că pentru mine e o surpriză uriașă să știu că un material de 3 ore și 40 de minute plin de informații istorice a ajuns să fie vizualizat de aproape un milion de ori. Sunt 930.000 de vizualizări astăzi, probabil săptămâna viitoare, peste 10 zile că îți postează episodul cel mai probabil va fi, va fi, mult mai aproape de milion, dacă nu chiar atins pragul de un milion. În contextul ăsta, n-am cum să nu remarc faptul că tu nu numai că vorbești despre istorie, dar într-o oarecare măsură, evident, proporționată la realitatea cotidiană, o și scrii. Că până acum se spunea că lumea nu e interesată de așa ceva și nu o dăm domne. Nu o dăm la televizor, ce dăm? De astea nu facem audiență, vrei să ajungem în faliment, nu știu ce. Și atât. Vine Cătălin Oprișan, după aia apar tu, apar foarte mulți oameni care vin cu informație valoroasă și rezultatele acelor materiale, din punctul meu de vedere, relevă cât se poate de faptul că interesul exista de foarte multă vreme, numai că e vorba nu doar despre a da ce cere publicul, și de a și te interesa puțin cam ce ar vrea publicul să audă și oarecum să-i și dai încât să-i placă având ocazia să urmărească. E sigur că exista o sete pentru așa ceva, pentru că lipsise din peisaj o perioadă destul de lungă. Exact ce ai spus tu, orice era cultură, ori era luat în bășcălie, ori e deja se renunța pur și simplu din grila de programe la o subiectul respectiv. Vis-a -vis de cum predai treaba asta, eu nici până astăzi nu sunt foarte limpezit de ce prinde. Probabil care da face cu faptul că mie mi s-a predat istoria într-o manieră penseles și neplictisitoare, și încerc și o să o predau la fel mai departe. Admițând că pot să dau sughițuri, pot să fac erori de expunere. Însă eu încerc să înțeleg imaginea globală și să fac paralele, ca așa mi se pare mie istoria că vine pe înțeles. Vis-a-vis -vis de uh, impact, e mai bine pentru mine să rămân în ipostaza asta în care nu mă simt maestru pe niciun fel de palien. Nu, Dar cu maestru nu a fost uh, sub nicio formă nici peiorativă, dar nici laudativă. Acum, aia a fost așa o chestiune pe care, na, e o adresare pe care o mai folosesc eu în cadrul oamenilor de la care simt eu că am ce învăța. Nu, dar înțelegi un debat. Mm -hmm. Adică e, nu că e prematur, este uh, precoce uh, să încep să mă simt autoritate în ceva. Îmi place istoria, îmi place să o povestesc altora. Ești un exponent. Și e foarte bine că există un public care, într-adevăr, din câte îmi dau eu seama, nu sunt expert nici în capitolul ăsta al online-ului, publicul ăsta are nevoie să fie crescut cumva, nu mă refer neapărat în cifre, cât să reușești să devii accesibil pentru cât mai mulți oameni care poate își doresc, dar n-au avut cine să le facă poftă. Odată și doi la mână n-au avut accesul atât de rapid pe care l-au astăzi, pentru că poate pentru un urmăritor de-a nostru, de ai noștri, din momentul de față, din Suceava, de exemplu, omului respectiv s-ar putea să fie destul de complicat sau peste mână să vină la un tur la Belu, poate nu-și permite un tur la Constantinopol, dar în momentul în care vede lucrurile astea, are acces la informația asta, e probabil că atunci când va alege o vacanță, sau va alege pe ce să-și cheltuie niște bani când, îi va, când va dispune de ei, va spune că, domnule, parcă nu e ok să mă duc la Costine și să mă bat cu bombardieri și cu jandarmii pe acolo. Ia să mă duc eu cu Damiana în filă la Istanbul, că poate aflu niște lucruri și îmi deschid niște noi orizonturi. Sau ia să mă duc să vizitez unele din locurile astea despre care au vorbit oamenii ăștia. Păi tocmai asta încercăm să <coughs> subliniem în podcastul de astăzi, că pe lângă turismul estival pentru o relaxare care există, evident că este binevenit, se poate face ori în paralel, ori strictu sensu, și turist cultural. Mm. Adică în oricare țară mergi să vizitezi, cu siguranță vei găsi și locuri pe care să le vizitezi. Că sunt vestigii istorice, că sunt vestigii religios-istorice, că sunt muzee inclusiv de artă contemporană. Găstește ce-ți place, du-te și vezi. Nu știi despre ce e vorba? Du-te și vezi ca să știi dacă îți place sau nu. Exact. Nimeni, nimeni nu e obligat să. Nici eu nu iubesc cartea cu totul, nici. o respect pentru efortul creator. Da, deja am cât de cât limpede ce îmi place și ce nu. Ce îmi face mie plăcere. Spectrul ăsta al plăcerii: că am avut o dezbatere pe vicii destul de curând, e o linie fină, într-adevăr, între plăcere și viciu. Locul unde te poți simți cel mai sigur că plăcerea nu e viciu este la partea asta de cultură. Plăcere poate să-ți facă și să vizitezi niște locuri istorice în momentul în care reușești să te transpui dacă ai parcurs un pic. Bă, tu ești prost, eu calc pe unde a călcat cu tare. Eu sunt în locul unde s-a întâmplat nu știu ce. Pe piatra asta cel mai probabil a pus mâna, adică e exact ceea ce se face în uh, venerația religioasă. Când via crucis, mergi pe mm -hmm. un... Lucrul ăsta e posibil și istoric. Nu ești prost, eu merg pe unde a mers armata romană. Uh. Se poate face, bineînțeles, aceeași, aceeași afirmație orice ține de teatru, de muzică, de orice formă de manifestare culturală. Nu există prea mult acolo. Nu poți să spui că ai o teatromanie. Ești vicios de teatru. <laughs> Mergi prea des la teatru, vezi că o să te afecteze. Nici măcar ca buget nu o să te afecteze la ce prețuri au 90% din teatrele din oru, de oriunde din lume. Mm -hmm. Că în afară de câteva instituții, care au un oarecare prestigiu, poți să te duci oriunde. Da. Și de ce să nu o faci? De ce să nu stai seara la un concert de muzică tradițională grecească, turcească, mai știu eu? Ți se oferă atâtea. Nici în Bulgaria n-am apucat să dezvoltăm foarte mult subiectul. Oamenii au civilizație din perioada paleoliticului. Sunt N vestigii. Și din antichitate este o peșteră rupestră, îmi pare rău că nu-i țin minte numele dar se găsesc picturi rupestre și în Bulgaria. Poți să mergi la Veliko Târnovo, să vezi ruinele vechi în capitale Săneștilor. Acum, dacă te-ai uitat până acolo la că știi că acolo au de-a face și vlahi. Mm. nu numai bulgarii. Adică dacă te interesați din punct de vedere român, pe acolo au fost și niște unii înrudiți foarte îndeaproape cu românii du-te la Balcic, vezi ce a rezultat din perioada 1913-1940 cât a fost românesc de la castelul Reginei Maria sau dacă te documentezi mai în detaliu, nici eu nu știu să spun momentan, pe unde e vila lui Naionescu, Ionescu, lui Frederic Stork și a Cicilei Cuțescu, pe unde mergea intelectualitatea românească din interperic să se relaxeze. Hmm. Că ei aveau chestiile astea de case de vacanță unde mergeau să-și caute inspirația. Oricum, tehnic pentru un om de cultură, că e scritor, că e actor, că e pictor, că e sculptor, nu există conceptul limpede de concediu și perioadă de lucru. Categorie. Și e ridicol să impui omul omului la program de scris, de sculptat, de pictat. Cum este ridicol în alte situații să impui doctorat când ăla e pictor? Dar <laughs> mă rog, altă discuție. Dar oamenii ăștia au nevoie de locuri unde să-și găsească inspirația. Adică pentru ei mersul la mare, la munte, e cu totul altceva. Poți să te pui un pic în povestea aia. Să înțelegi ce stă în spatele unor realizări. Apropo de asta, știi că Alexandrii, de exemplu, care a scris o grămadă de pasteluri despre iarnă, se spune că el ura foarte tare iarna și că, de fapt, și de drept pleca planul la nu știu ce moșie prin Franța. Prin de Cumplita iar iarnă nu exprimă o simpatie profundă. Mm -hmm. Tocmai. E o formă de a percepe lumea și în care te poți transpune cel mai repede, odată citind și în a doua oră mergând să vizitezi acolo. Eu, într-adevăr, eu am văzut lumea mai repede din paginile cărților. Cred că ideea lui e la mijloc. Călătorind doar pentru a face poze pe rețele sociale, uite în ce loc mișto sunt și ce știi despre locul ăla. De ce e mișto? Că arată bine? Și mai departe, ce știi să spui? De, măcar spune de ce arată bine. Uite, de exemplu, o chestie pe care o mai spun pe la Belu. nu mă întreba cum fac legătura asta, dar o fac. De ce arată acropola din Atena cum arată astăzi? De te ce? Săraca arată, înt e într-o stare destul de avansată de degradare. Nu mă refer E că veche, da? Nu mă refer că n-au grijă grecii de cei acolo, că au grijă cu sfințenie. Dar dacă te uiți la partenon, la principala construcție, îl vezi că e destul de dărâmat și mai ales în partea de mijloc e căzut. De ce e așa? Nu știu. Nu e că e veche. Nu, mult mai în spate. Nu sunt bombardamente americane. Dacă nu s-ar fi umblat la el, stilul ăla de a-l asambla cu bucăți de marmură legate cu clame de bronz, că la n-are mortar, n-are nimic. E, sunt pietre prinse cu agrafe, tehnic. Ok. Ăla nu ceda în veac de acolo. Poate cu tremure, Dumnezeu știe. Forma partenului de astăzi cu decupătura aia în mijloc este dată de o explozie. Turcii, cât au stăpânit Atena, au transformat odată Partenonul, care au fost transformat în biserică, e transformat în moschee. Logic. Și moschee este transformată în depozit de praf de pușcă. Venețienii asediază Atena în jurul anului 1680 și un galion venețial trage o ghiuleadă tun care zboară de direct până acoperișul Partenonului, aprinde praful de pușcă și a lasă în aer. De-aia arată în halul ăsta. Okay. Nu e vorba că a fost execuția proastă. Băieții când construiau în antichitate, vreți garanție? Da. 3000 de ani e bine? <laughs> Construcțiile la din punct de vedere arhitectonic, nu prea au moarte. Degradare, așa, din partea elementelor, repede, dacă nu vine vreun cataclism, nu prea se produce. Dar arată așa de la o explozie. Și acum știi. Da. Cam asta înseamnă uh informație într-o discuție cu Damian anfile. Nu numai. Asta e, nu e nici măcar treabă de chitibușa. E vorba să vrei să înțelegi tot puzzle-ul. Bun. Hai să înțeleg de ce a fost construit așa, ce a dus la forma aia, de ce arată toate coloanele alea la fel. Cine s o fi prins sau de ce s-a prins că e una dintre formele cele mai rezistente arhitectonic? De unde dragostea asta pentru geometrie? Că geometria tot de Grecia inventată. Mm -hmm. Da? și după aceea cum a fost modelul de asamblare, motivul pentru care l-au făcut, ce, de ce a vrut Pericle să aibă cel mai impozant templu din Grecia? Pentru că era o formă de propagandă totodată. No. Deci îi spune Partenon, că este dedicat Atenei Parthenos. Parthenos în greacă înseamnă fecioară. Și îl regăsești și în imnele ortodoxe. Una dintre cele mai cunoscute cântări religioase grecești este Agni Partene. Sfântă Fecioară, dedicat Maicii Domnului. Așa? Și după aia, de ce arată așa azi? Asta înseamnă să vezi puzzle-ul complet și asta îți dă, de fapt, fascinația călătoriei. Nu sunt numai eu în domeniul ăsta. Domnul Teodor Paleologu, pe care l-am avut ca invitat, face niște city break-uri dintre astea culturale în care merge cu tine și îți explică, propriu zis, istoria locului. Pentru că tu treci pe un singur spațiu, e adevărat, dar treci prin mai multe epoci când calci pe undeva. Și e frumos să știi ce de unde a venit. Și ce okay. e cu lucrul ăla acolo? Lucrul ăsta noi îl facem la persoane. Mijloacele cele de socializare, astea de agățat online. În fiecare... Dar te interesează, nu? Ce zuri bun Unde lucrează? Unde a studiat? Pe cine are cutare. Dar în locurile alea de ce se trece așa că găsca în apă? Logic, da. Despre asta vorbim. Hai să trecem și la Imperiul Otoman, că... Așadar. O mâine la 8 dimineața <coughs> lucrează. Așadar și prin urmare, grecia aveau comerț pe mare... Uh, da, de Grecia am discutat uh, și pe turf nu i-am uitat. Uh, să trecem la treaba. E, în ceea ce privește relațiile dintre români și turci, să-mi fac și un pic de reclamă, pe canalul domnului Sorin Constantinescu se găsește la capitolul live-uri conferința Între Stambul și București, istorii comune, pe care a susținut anul trecut în noiembrie la Biblioteca Centrală Universitară, în care tocmai am surprins aspectele principale în Raporturile dintre români și turci, nu dintre România și Turcia, pentru că dintre toate statele menționate astăzi, Republica Turcia intră ultima pe scenă în 1923, tehnic. În mm 1923 -hmm. dispare Imperiul Otoman și se constituie noua Republică Turcia, de către Mustafa Kemal Atatürk, tatăl turcilor. Da, e un supranume, la fel cum e și Stalin în epocă și mai multe. Uh, Așadar, dacă am discutat doar despre raporturile dintre România și Turcia, am încheiat discuția în vreo 15 minute. Da, ultima nu. dată ne-au bătut cu 2-0 sau noi am bătut, pe el, nu mai știu. Iarăși, nu... <laughs> nu mă pricep Era că... că oficial nu cred că mai juca cu ei de mult. Știu că la capitolul fotbalului avem două prezențe notabile ale fotbalului românesc în Turcia, Gheorghe Hagi la Galatasaray și Mircea Lucescu la Beşiktaş, parcă. Da, și a mai jucat și Gică Popescu la Galatasaray cu Gheorghe Hagi și a mai fost Daniel Pancu la Beşiktaş. Eu nu vreau să jignesc pe mine, dar din punctul meu de vedere o performanță că știu și cât am spus. Da, e. Yeah. La capitolul ăsta. <laughs> Yeah. Simplu fapt că în familie mai s-a tata la meciuri și mai auzeam și eu că antrenorul tare și că Gheorghe Hagi mm -hmm. uh, Dar mergând un pic înapoi, dacă este să fim cinstiți dintre popoarele mari care ne-au influențat pe noi Când în România contact direct avem cu turcii, ungurii, ulterior austriecii și austro-ungarii, polonezii oarecumva spre nord și rușii Dintre astea toate, turcii sunt prezența cea mai constantă în istoria noastră. Luăm contact cu ei, cel puțin direct, la sfârșitul secolului XIV, când cade Bulgaria și ajung vecinii noștri teritoriali, și uh, terminăm raporturile de vasalitate în 1878, dar bineînțeles că relațiile diplomatice nu se întrerup niciodată. Dar uh, peste 400 de ani noi suntem în dependință directă față de precursorul actualului stat turc, respectiv Imperiul Otoman. Dacă în cazul Bulgariei sau al Greciei, mai mult Bulgaria, la Bulgaria vorbind un popor care are diferite avataruri statale, în schimb Grecia se reclamă de la un fost imperiu și la fel și Turcia. Când vorbești de imperiu, prin principala chestiune care definește un imperiu, în mod real că au fost și niște imperii din astea microscopice de altă discuție, este faptul că este supra-național. Deci în cuprinsul unui imperiu intră mai multe nații. Mm. De-aia îi spui imperiu. Și Imperiul Otoman este ultimul imperiu pe tipar asiatic. Tiparul asiatic este tiparul marilor cuceritori, pornind de la invaziile barbare Imperiul Hunic, din Antichitatea Târzie, mergând până la Mongoli și Timur Lenk respectiv Imperiul Otoman. Imperiile astea asiatice se constituie ne luând în calcul vreun criteriu etnic. Deci din punct de vedere al Imperiului Otoman nu există chestia asta cu națiuni, fac departajarea strict pe religii. Așadar pentru ei există evrei, există armeni, există șiiți fiind suniți musulmani, deci cealaltă ramură islamului, și există rumi supuși patriarhului ecumenic roman, așadar, din Constantinopol că până astăzi în limba turcă nu știu eu să pronunț cum trebuie, dar Patriarhia Ecumenică o găsești ca rum patriarhesi. Patriarhia romană. La capitolul ăsta, ceea ce iarăși ne unește, intrăm noi, bulgarii, sârbii, grecii, tot și ortodox, prin peninsula balcanică. am spus că noi începem raporturile cu turcii la sfârșitul secolului XIV. Avem însă un contact mai înainte cu o altă populație turcică care îi naște pe găgăuzi în minoritate din Republica Moldova, respectiv numele lor pare să vină o teorie istorică, spune asta, de la sultanul Selgiucid, Selgiucizii sunt înainte de otomani, Izedin Caicavus al doilea. Sultanul ăsta fuge din Asia Mică de friga mongolilor cu un grup de fidel cu un trib, propriu zis, trece în Europa prin strâmtoarea Bosfor și urcă spre Dobrogea, unde lașează bizantinii, Ceea ce dă o situație paradoxală. Ăsta este un trip de origine turcică, ce se creștinează, trece la ortodoxie, și în prezent este rusofon. Ok. E o situație unică. Deci asta este... Și exotic, oarecum, prin... E, da, prin formularea, așa, cel puțin, da, e exotic. Plus unde stau, unde există ei, acolo, într-o oază de bă, influență slavă, e... Bă... Toată treaba asta. Au fost și sensibili la influența slavă, cum am spus, sunt rusofoni. Mm -hmm. Da, au devenit rusofoni, înainte. Da. De Dar asta este originea lor și e un merit totuși faptul că și-au păstrat identitatea până astăzi. Asta ar fi cam primul contact cu turcii. Ulterior, ajungând la linia Dunării, încep să atace, pentru că asta a fost toată filozofia Imperiului Otoman în prima lui perioadă, expansiune încep să atace și țările române și primul teritoriu care încape pe mâna lor undeva la sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân, sau imediat după, deci 1418-1420, este Dobrogea. Dintre toate provinciile actuale ale României, Dobrogea stă cel mai mult, respectiv 450 de ani, plus minus, sub dominație otomană, ceea ce explică până astăzi faptul că este și provincia cel mai puternică influențată de către turci, mergând până la numele de la localități. Mahmudia, Megidia, astea au un nume direct de la sultani. Uh -huh. Mahmud și Abdul Mecid, de exemplu. Și pot fi Topraisar etc. Putem să vorbim Babadag până mâine, de localități de genul acesta. Ulterior, turcii mai ocupă direct în istorie, aici o să încerc să trec repejor, adică nu o să stau cronologic cum am stat la bulgari sau la greci, uh, turcii mai ocupă direct în țara românească cele trei raiale celebre, Turlu, Turnu Giurgiu și Brăila. Brăila poartă numele de la Ibrail, e denumire turcească și este un oraș gândit, uh, planul de către turci că este concentric, mm brăi la tot planul orașului, se gândește dintr nivel, din rânduri succesive de cercuri, ceea ce îl face să fie un oraș foarte bine organizat până astăzi. Respectiv, în zona Moldovei ocupă Bugeacu, partea de teritoriu care astăzi, eu vorbesc de vechea Moldovă, care e între Nistru și Carpați și până la Marea Neagră, ocupă întâi Chilia Cetatea Albă și ulterior și Benderu, Tighina de astăzi. Sunt create reale turcești acolo și o perioadă mai scurtă dețin și Hotinu, în nord, deci Hotinu e o enclavă turcească într-un teritoriu altfel numai vasal Imperiului Otoman. A... Ce raporturi avem noi direct cu Turcii în perioada Imperiului Otoman sunt reglementate de o serie de tratate numite capitulații, de care învățăm în general la istorie și avem de a face cu ele la BAC. Capitulațiile sunt o serie de acorduri diplomatice prin care noi ne recunoaștem vasal turcilor, ceea ce înseamnă că odată plătim tribut, așa numitul haraci, dar care se ramifică în mai multe uh, plăți, mucareru, confirmarea la domnie, mucarerul mic plătit de trei ori pe an, mucarerul mare plătit odată la 3 ani. Uh, cred că așa era în uh, Mai dăm fel de fel de daruri și mai dăm și rușfet. Mită că la noi de multe ori se spune că turcii ne-au stricat moravurile. Acum greu de spus, iar nu prea știm care erau moravurile sociale de la 1300. Mm. Ca să știm cum a evoluat până astăzi. Uh, Odată le plătim tribut, a doua oară, noi tehnic nu avem politică externă diferită de Imperiul Otoman, țara românească Moldova și mai puțin timp Transilvania îi iau de dușmani pe dușmanii sultanului și de prieteni pe prietenii sultanului. Asta este definiția uh, politicii externe și, bineînțeles, suntem datori să sprijinim orice acțiune războinică a Imperiului Otoman. Chiar dacă, în general, tratatele astea sunt defensive, noi mergem și la capitolul ofensiv: suntem datori să oferim zaherea, care înseamnă aprovizionare pentru armata otomană când sultanul se află în campanie, și, în anumite situații, să însoțim personal cu trupele. Trupele otomane, cum este cazul asediului al doilea, celui de-al doilea asediu al Vienei din 1683, unde sunt prezenți și voievozii Valahiei și Moldovei, respectiv Șerban Cantacuzino. Și, în momentul ăsta, am un lapsus cine este voievodul moldovean, nu cred că e Gheorghe Duca, mi se pare că deja încetase domnia lui, nu mai contează. Pentru cine vrea să caute, o să verific și informația. Asta înseamnă părțile negative, să spunem, dar părțile pozitive că nu devenim provincie turcească cum devine mare parte din teritoriul actual al Greciei și tot teritoriul actual al Bulgariei, este faptul că la noi nu există uh, niciun fel de manifestare a religiei islamice. Pe teritoriul rămas al țării românești și al Moldovei nu se ridică o moschee în toată perioada dominației otomane, respectiv nu se dărâmă sau nu se închide vreo biserică, ci în continuare sunt ridicate noi biserici. Prima moschee din țara românească și implicit din București este... Prima moschee din da. București? E în picioare până la azi, doar că e mascat un pic. Zim în ce zone? Pieptănari, lângă Belu. Mm, nu cunosc. Se cheamă Carol Hunchiar. Este acoperită de blocuri pe de-o parte și stă fix în, în spatele unui clădiri care a fost magazin, nu știu ce Dumnezeu mai e acolo, acum acolo chiar vis-a-vis -vis de Belu. Ok. Doar că ea s-a găsit în Parcul Carol. Este ridicată la expoziția jubiliară din 1906, la jubileu de 40 de ani al lui Carol I, ca să arate că uh, regele Carol este și regele comunității musulmane din România. Deci e ridicată de români. Exceptăm, bineînțeles, moscheile din Dobrogea, că acolo a fost teritoriul turcesc, este altă poveste. Dar pe teritoriul care nu s-a aflat vreodată în stăpânirea turcească, prima moschee, în 1906, când deja nu mai suntem supuși otomani. Ok. În rest, n-a existat strop de moschee prin țările române. Ceea ce automat implică că noi nu avem minorități musulmane, ceea ce bulgarii au până astăzi, mai ales în zona dinspre, în zona dinspre Turcia, există o minoritate bulgară numită pomaci. Numiți pomaci. Bulgarii musulmani. Grecia nu prea mai are populație musulmană, pentru că am uitat să spun asta. Când s-a încheiat războiul greco-turc în 1924, s-a făcut un schimb de populații și atunci. Musulmanii din Grecia au trecut în Turcia și grecii din Turcia au trecut în Grecia, ceea ce a dus la sfârșitul elenismului în Asia Mică. Uh -huh. În prezent comunitatea greacă din Istanbul mai are vreo 5.000 de oameni grupați în jurul Patriarhiei în cartierul Fanar. Și cine merge să viziteze acolo o să observe o particularitate că sunt case care se vede că au fost părăsite și părăsite au rămas până astăzi, că nu mai sunt în paragină. Deci, okay. lângă o casă care arată impecabil, oricum zici că ești într-o zonă de Italia, pe acolo se schimbă arhitectura, Într- -o, lângă o casă care arată impecabil, găsești o dărâmătură. Mm -hmm. Totodată, supușii sultanului, mai ales turcii, nu aveau voie să dețină proprietăți în spațiul țărilor române, deci nu și puteau cumpăra terenuri, case, prăvălii, etc., ceea ce explică de ce nu avem un cartier turcesc în București sau în alte orașe, repet, în afară de Dobrogea și alea care au fost sub directă dominație turcească, și nu putem să vorbim ca în cazul grecilor sau al bulgarilor de niște vestigii ale turcilor prin București, cu o excepție, dar din păcate nici măcar poziționarea lui nu mai e precisă, dar rămite... Sau urmerea Dristor, care Bineînțeles. Principalul vestigiu. și geninul care e închis acum. Cred că am mai spus și chestia asta. Nu vreau să sun, cum să zic, ipocrit, că nu sunt vreun silfid nicio. Dar, fraților, pe bune, coadă la 3 dimineața, la șaorma, acolo e de bani. Adică nu, bine, bravo lui cu cui ține afacerea Dar pentru sănătatea indivizilor care cumpără acolo... Bă, nene, și la 3 dimineața, adică... Păi de ce altceva? Zim și mie. Dar facem de ce paranteză. la 3 dimineața? Dar nu poți să aștepți până a doua zi? Păi dacă te apucă la 3 dimineața, zice -te. că uite, e ora 12 noapte acum, da? Repet. Dacă terminăm la 1, până facem poză, până alea, și mergem uh, să te lăsăm acasă. Păi trecem prin față pe la Dristor, tu crezi că nu mă tai așa un gând să intru să mă nu, că dacă mergem împreună vă bat eu, dacă vă opriți la Dristor <laughs> că mă tai și pe mine după aia. Lingo <laughs> <laughs> sincer vorbind, adică e totuși un simptom și un simptom destul de grav. Nu, nu vorbește vreun nutriționist aici, adică dacă până și un gras ca mine spune, măi, e ok la 3 dimineața, așa urmă. Da, dar nici n-ai ce, dacă te apucă foamea, n-ai ce mânca altceva haideți frate, o să fim serioși, că există mega ori deschise non-stop și poți să-ți găsești ceva de ronțăit acolo, că acolo e ideea să -ți păcălești foamea, nu să umfli burtoiul la 3 dimineața. Da. Ești chiar tu sigur e... că ai ideea? Da, aia ai, ai, ai ideea. Lasă o parte, o chestie pe care am învățat-o și eu foarte târziu. Ești obosit, nu ți-e foame. Ah, ok. Culcă-te și o să-ți Sau ia-ți chestia aia cu șuma de oră. Nu ai când că, te de foame. Simți că îți crapă în cap, că nu un stomac de foame. Stai jumătate vezi dacă mai ți-e poftă după aia. Păcălește-te cumva. Sau în orice caz, dacă din musa să îngurcitezi, îngurgitează ceva mult mai slab calorii decât și urba. Nu fac contra reclamă dristrului și oricum. Poți să-i să o mie de Că nu... Dristor e un fenomen. Da, nimic de comentat faptul că a făcut profitabilă zona aia de bulevar Cantemir, unde era moartea oricărui business mai înainte, să apară dristorul pe acolo. Mie mi se pare remarcabil, dar încă o dată am mai trecut pe acolo și e coadă la 3 dimineața. Nu vrei să știi cum e după meciuri sau ceva? Ce e pe acolo? Altfel poate să fie coadă să trăiască, dacă e coadă la ore normale pentru stomăcuțul fiecăruia, e în regulă, că până la urmă e iarăși opțiunea ta dacă ți iei cu de toate și baci și cartofi și maioneză și prăjeală și cutare sau dacă ți iei o farfurie în care poți să pui doar carne și ceva legume. Da. Că au și de alea. C au dacă și nu uitați, grill, au și de alea premium. Dacă nu v-ați uitat bine, au și verdețuri pe acolo. Iar culmea turcii, și a urma lor autentică, s-ar uita un turc de la 11 metri la tine, dacă ei spună cartofi prăjiți, Repet, uh, varianta autentică. Acum cu comerțul s-a dat toată lumea pe ce place la toată lumea. Te adaptezi la piață până la urmă. Dar și-a urma autentică turcească pe care în București iar eu nu fac reclamă. Eu pur și simplu uh, am fost surprins să constat că respectau rețeta inițială dacă îi lăsai. Mai de mult deschis divanul. Nu știu dacă mai există. Pe divanul chiar uh, prieten de mine. Emre e prieten. Îl cunosc de ani de zile. Emre uh, cel mic. Uh, ei știau exact ce fac acolo. Era... Și de asta au falimentat. Era... A, <laughs> de deci, nu mai, okay. nu mai e. Nu mai e, nu. Mai am impresia că mai rămas restaurantul, dar s-a întâmplat ceva între asociați acolo, nu știu exact povestea. Uh, cert e că punctele alea care le aveau ei, pe care le aveau non-stop deschise și care era așa orma exact turcească, n-au mers, n-au funcționat. Chiriile erau foarte mari, nu vindeau suficient pentru că românul voia așa ormă cu maioneză, cu de a, cu... Aia, Nu vorbesc de profitabilitatea afacerii, ci de faptul că erau fideli modelului turcesc de kebab shawarma, că shawarma e cuvântul arabesc kebab, e cuvântul mm -hmm. turcesc uh, respectiv lipia era aproape pe jumătate în grosime decât lipia clasică aia de poți să era și ușor crocantă, aia de să înveriști un bebe mm -hmm. ține de cald nu existau toate maionezele alea erau sosuri foarte laide, ia de muștar cu care doar să ungea discret, nu cum se strânge în punguță dacă o iei la pachet, ca ai o băltuță de sos la final, și altă bătuță în tine, bineînțeles. Nu existau cartofi prăjiți și alte minuni, adică era carne cu ceva verdețuri sau hai cu murături. Mamă ce poftă de divan! <laughs> deci n-am mai la divan, cred că din 2019, dinainte de pandemie. Și încă un lucru, că de bucătăria torcească am mai tot vorbit în alte emisiuni, cred că și cu tine am mai discutat chestiile astea. Lăsând la o parte care-i torcesc, care-i grecesc cu tare, Uitați-vă, dacă vă uitați în ansamblul la bucătăria turcească, nu o să găsiți numai cărnăraia și chestiile grase pe care le balotăm noi frecvent. Au o sumedenie de salate, au o sumedenie de mâncăruri foarte light, pe bază foarte ușoare, pe bază de linte, de fel de fel de alte preparate. În principiu, așa, din punct de vedere ortodox, de exemplu, este una dintre bucătăriile cu care ții post cel mai ușor. Uite, apropo de asta, am descoperit un restaurant foarte bun, dar nu am fost acolo doar în comandat. Uh, n am apucat să mă duc până în momentul de față, Duman, care era... Uh, am mâncat eu. Ai mâncat la strău la Oriental Cuisine? Știu că mai au unul pe Decebal. Ah, e același, da. E același, dar mie mi-era peste mână Decebal, adică eu nu merg aproape deloc în zona aia. Și Nici eu adunca. din cauza clientele iar nu vreau să-și exact. găsesc pe nimeni. Exact. Uh, prețurile sunt peste medie, dar da. mâncarea foarte bună, recunosc. Da, uitați Și respectă, Duman chiar face ce trebuie acolo. Nu mă dau eu autoritate în bucătărie turcească. La urma chiar am citit un pic să văd cum era Shaorma. Ori... Bine, original original este ceva cărniță într-o lipie. Ai, mm -hmm. Și și este menționată în Imperiul Persan la din Antichitate. Ok. Acolo apare kebabul. Ca multe altele. Am văzut un comentariu foarte pertinent om un dat că dădeam niște origini de cuvinte, cum am zis, cioban, că e de origine turcească. Și mi-a replicat cineva că e din Persia, da, și m-am exprimat eu greșit, de fapt. Eu am vrut să spun că ajunge la noi pe filieră turcească, că nu era în chestie atunci să fac toată etimologia cuvântului. Dar mulțumesc foarte mult pentru comentariu, foarte pertinent. Uh -huh. uh, dar altfel, rețetele astea, bineînțeles că s-au adaptate, însă ceea ce e până astăzi o filozofie și în bucătăria turcească și în aia grecească, că băieții nu crapă carne și chestii grase în ei la fiecare masă. Exact. Dacă te uiți la masa tradițională a unui turc, asta vei vedea că e abundența aia de salate, că vorbești de la salată de vinete până la salatele de crudități, că poți să ai feluri principale care nu conțin carne și sau alte grăsimi, am avut surpriza... Nu poți să îmbuse cu brânză, de exemplu bașca, dar la e cu foietaș. Noi am avut surpriza să găsesc un, un, fel vegetarian și să vede pe mine că nu sunt vegetarian la Istanbul. Eu tocmai ne concepând vânata într-un alt fel decât salată de vinete, că sunt educat pe gustul românesc. Da. Și am găsit imam baialdă, în traducere liberă, liberă a Imamu. Okay. De cât de bună era treaba aia. E o vânătă... Sau umplută. de la toxinfecție alimentară. Nu, nu, nu. <laughs> e o vânătă umplută cu alte legume. O, un soi de tocăniță în vânătă. Absolut delicios. Okay. Și o spun cu apă în gură în momentul de față. Adică se găsesc preparate. Au nenumărate preparate cu pește și unii și alții. A, ah, uite, de menționat și chestia asta. Motivul pentru care, nu știu dacă am mai spus-o sau nu... Avem voie ca ortodox să consumăm fructe de mare în post? Sunt grecii. A, Pentru cred că, că am vorbit despre asta. De -asta, de -asta da, la în paști, anumite da. zone din Grecia, cum nu ai alternativă în post, s-a considerat că este în regulă să consume organisme care nu au hemoglo hemoglobină în sânge. Drept urmare, tot ce face parte din familia moluștelor, crustaceelor, se consideră în regulă să le consumi și în perioada de post. Dacă okay. nu curge sângele ca la oameni... Practic, la noi aici în sectorul 1 puteam să mâncăm gândaci, că e ok. Tehnic, <laughs> stric din punct de vedere ortodox să nu se înțeleagă că iau vreo parte. Personal nu am părți dintre astea și am considerat că dacă este, este sănătos alimentar, poate fi mâncat altfel încerc să n-am prejudecăți de ordin gastronomic, dar din punct de vedere ortodox, da, când da cu ei de post. Plus că avem aici crește local, e <laughs> perfect. Asta ține de igienă, <laughs> într-adevăr. În spațiu asiatic nu e niciun fel de mirare să mănânci gândași de niște sute de ani. Și în general, vorbind, ceva gătit bine este ok, din punct de este în regulă din punct de vedere sanitar. Adică odată ce carnea a fost gătită bine, indiferent în ce mediu a trăit, Că nici porcul nu e cel mai curat animal, să fim serioși. Categoric. Uh, odată ce e gătit cum trebuie, e să elimină cea mai mare parte. Iar mi-a spus cineva că, bă, ăsta e și gastroenterolog, mai nou, nu, nu sunt. Doar vorbesc și eu niște chestii de bun simț. Mm -hmm. Adică, vis-a-vis -vis de preconcepția că e bine sau nu, nici eu n-aș mânca greierii, să spun cinstit acum de, de gust personal, uh, sau aș avea o mică reținere, dar... Până la urmă, dacă asta e o soluție și sunt ok din punct de vedere al sănătății, de ce nu? Treaba cu ați fi scârbă e de cele mai multe ori o preconcepție culturală. Da, da, da. Adică nu m-a încercat să povestiți voi unui occidental că dacă mai sunteți tradiționaliști, mâncați șoriciu crud de la porc. <laughs> să vedeți privirea acolo. Deci am văzut niște pupire dilatate fără să fi consumat nimic. Era, doamne ferește, boșimanilor, unde v-ați găsit? <laughs> Asta e o treabă de percepție culturală. Da, vorbeam... explic explică eu unui turc că mănânci șoricul de la porc. Bine, că ai că spus sunt... porc. În momentul ăla că se duce, se neacă de bunăvoie. Din ce am observat așa, din cunoștințe personale, nu sunt atât de radical pe cât le-ar reclama lor legea islamului nici în privința alimentelor care sunt oprite de religia lor și nici în privința consumului de băuturi alcoolice. Eu nu fac o regulă din treaba asta, dar am văzut destui oameni care nu respectă. Da, bine, sunt oricum mult mai cizelați față de bă, alte popoare musulmane. Nici nu se poate compara. Adică ei mai beau, plus că prietenii mei turși de pe aici sper să nu le fac vreun rău, dar oamenii... Mai beau și cot la cot cu mine, adică. <laughs> Iar constatarea faptului nu e nicio laudă, nu e nicio insultă. Nu, categoric. Eu sunt mult mai moderați, asta e limpede. Deci asta cred că și să să de la Atatürk. spun că mai cizelați ca alte popoare musulmane, sunt cu siguranță cel mai laicizat popor musulman. Așa, da, musulman. e cuvântul cel mai potrivit. Și da. datorează asta lui Atatürk. Mm -hmm. Uh, și ce am mai observat asta vis-a-vis -vis de stilul de viață al turcilor este adaptat specificului lor, dar în sine este un stil de viață destul de echilibrat când este acela autentic. Nu se înscriu chiar la campiona ai longevității, că nu degeaba avem până astăzi în limba română expresiile fumesc ca un turc sau să bat turcii la gura ta și fumesc ca un șarpe tot în Turcia vine. Vine de la furtunul în arghilelei. Ah, okay. că ăla încolăcit semăna cu un șarpe și faptul că ei trăgeau non-stop din arghilea a dat fumesc ca un șarpe. Uh, bun, de multe ori uh, se feresc de obezitate tocmai având alte vicii în loc de consumul exagerat de mâncare preferă să stea la cafele și la lulele uh -huh. care pot să provoace alte chestii dar cu siguranță nu îngrașă pentru că uh, ceea ce este autentic de fapt cafea turcească iar să presupui că vreo nație a inventat decoctul de cafea, e cu un pic tras de păr. E rafinat de-a lungul timpului de mai multe popoare. Categoric, da. Dar, în general, cafeaua aia cu zaț și servită la filigiană, nu vreau să se supere niciun grec pe mine sau niciun filo grec, dar ai cafea turcească. Da. Uh, și aparate făcute special pentru asta. Așa. Și tur... bricul tot turcii, turcii spun cafe sa de. Sade, a dat în românește sadea, uh -huh. adică e cafea autentică, așa se face cafeaua. Rețeta turcească originală, nu are zahăr. Uh -huh. Avertizment celor care merg în Turcia, astăzi, pentru că la ei oricum zahărul e o parte importantă din alimentație, ei de multe ori când vă întreabă cu zahăr sau fără, vă întreabă dacă să vă adauge zahăr la un produs care deja conține zahăr. Deci dacă nu vreți să beți sirop, mai ales pe la ceaiuri, nu spuneți, da, vreau și zahăr, că ăla are deja zahăr. Sau dacă aveți preparat o cafea otomană și praful ăla de acolo conține zahăr. Numai unde vedeți că omul a pus doar cafea în ibric, ăia e cafea autentică și aia poți să fii sigur că n-are zahăr. Restul, majoritatea, din păcate, au. Probabil, nu, am omis ceaiul turcesc. Ceaiul negru, sunt cel mai mare consumator de ceai la nivel mondial. Mhm. Uh -huh ceaiul turcesc, nu ăla de măr, ăla are zahăr, ceaiul turcesc negru, în forma lui originală, nu are zahăr. Și este și un substitut destul de eficient pentru cafea. Fo mai mult mai eficient din punctul meu de vedere. Da, nu intru în disputa asta iarăși care e mai sănătos sau ba, eu sunt consumator de ambele. Nu, da, pentru a te menține treaz, eu am experimentat, am făcut experimente și cu oameni care nu băuseră ceai turcesc, care nu știau ce beau că le dădeam ceai turcesc. Eu cât am stat la canal de ani am consumat ceai turcesc și cafea turcească din... îți dai seama, mea și pe ochi. Da, pentru ei e o parte din cultura propriu-zisă, mm -hmm. adică în general nu o să prea vezi turc să fie lipsit de ceai. Da, categoric. Și îl consumă da. constant, adică au... Permanent aproape, dacă fac o muncă statică, au în preajma lor uh, ceai sau dacă sunt negustori, de exemplu, vezi băieții cu tăvi, cu tăvi cum trec printre tarabe mm -hmm. să mai bea omul un ceai. Asta face parte și din cultura lor dialogală, în sensul că dacă stai mai mult la negocieri cu un comerciant turcu așa, e foarte probabil să primești un ceai. Mai mult de 5 minute. Că... Da, <laughs> da, 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 exact. Prima dată zice „dobri vecer, după aia zice Bună ziua, dacă răspunzi zice Aha, Pancu, Mircea Luceascu, după aia discuți da. cu el ce ai turcesc, pac. Corect. La capitolul ăsta, dintre toate națiile pe care le-am menționat, deși nici grecii nu lipsesc din ecuație, dar vorbim mai degrabă de greci istoric vis-a-vis -vis de abilitatea comercială, dar în prezent probabil că nimeni nu-i bate dintre cele trei nații menționate pe turci la spiritul mercantil. Adică este spiritul ăsta pe care noi îl numim oriental de a face pe plac clientului oricum. E adevărat că vine și cu o doză de, doză de șantaj emoțional: că ce frumos ești, chiparosule, cu tare. <laughs> dar ce bine zvine, vine, dar ce frumos arăți, hai iau. Și nu mai vrei și altceva, dar eu am constatat practic că se poate și alt scenariu dacă chiar le spui, băi, eu am venit să cumpăr aia. Degeaba mi-am arătat 10 chestii, că doar aia vreau să cumpăr, dar pe aia o cumpăr, să știi. Mm. Așa și cu, fără să stai la, ne eu de exemplu nu sunt uh, amator de negocieri comerciale, chiar îmi, îmi displac profund târguielile. Și atunci, în Turcia am încercat pur și simplu să spun, uite ce, vreau să-mi iau atât și atât și atât, nu o să fac mare gură, dar scade și tu un pic la preț. Și atunci a fost pur și simplu o scădere. Nu știu dacă am câștigat sau nu, nici nu mă interesează. Dar când te văd în general că ești hotărât pe anumite chestii, majoritatea înțeleg și nu mai insistă cu alte discuții. Când te-ai dus stil la el, în general reușește și el să ajungă la o medie. Mm -hmm. Dacă te arunci că negociezi tu, da, e ca și cum încerci un meci de box cu un boxor profesionist. Exact. Da. Rezultatul e predictibil. Tu crezi că ai obținut o reducere, stai tu liniștit că n-ai obținut cel mai probabil ai luat mai scump. Da, e preferabil să o duci cumva la, la nivelul respectului reciproc. Mm -hmm. Astea sunt, mă rog, sfaturi practice. Revenind, Uh, am spus așa care erau în mare dezavantajele și avantajele ale faptului că am fost vasali ai turcilor, vreme de câteva sute de ani, mai ales Moldova și țara românească. Uh, indirect, cumva, efectele dominației otomane este un retard istoric al spațiului românesc față de alte spații europene, vis-a-vis uh, -vis de ce nu avem, de exemplu, catedrale, de ce nu avem clădiri administrative istorice care să fi durat de-a lungul timpului, pentru că din când în când ne mai trezeam fie cu bande de tâlhari, fie direct cu campanii otomane împotriva noastră când se mai răscula vreun domnitor și clădirile astea ar fi fost principalele ținte. În drept urmare, la noi e o civilizație cumva a provizoratului pe care turcii o încurajează foarte mult și care, din păcate, se mai menține și astăzi. Că provizoriul la noi e cel mai permanent lucru cu putință. Da, da. Asta are și o componentă istorică, într-adevăr, și o expresie, într-adevăr, mai răspândită în zona Do Moldovei, domol, că nu dau turci. Ok. Deci treaba asta și geografic explică Pastorul Teodoreanu la un moment dat. Moldova, geografic, fiind un pic mai ferită, totuși, de incursiunile turcești, de acolo s-a și creat expresia asta că, ho, că nu mai fie așa intempestiv că nu dau turci. Că se putea întâmpla. Și avem mai multe. Ho, că nu te iau cu arcanul... Uh, mai era cum e turcu și pistolul, respectiv că cunoști cumva un om după zona pe care să mișcă. E o serie de expresii care arată clar influența asta turcească asupra țărilor române, dar este o influență, cum spuneam, indirectă. Și cred că oprisem un pic discuția la singura prezență direct în legătură cu turcii din București, despre care astăzi, cum spuneam, nici măcar nu mai știu pe unde e plasată. Dar barem să, fie, să avem și noi un mixit arheologic pe acolo care să fie folosit și ca reper turistic. Este vorba de Hanul Beilicului. Drumul Beilicului este sinonim cu actuala cale Șerban Vodă. Șerban Vodă a fost eclipsat în București mult de Bulevardul Dimitri Cantemir, dar își în drepturi mai în sud, pe la Belu, unde chiar se cheamă Șerban Vodă. Altădată era principala rută spre sud din București Drept urmare era principala rută pe care ți-ar fi venit turcii Mai ales de la Giurgiu, care era raia turcească Cu timpul pe acolo ne-au venit pașii sau e, emisarii sultanului Care ne aduceau vești de la Constantinopol, de la stăpânire Și tot pe acolo ne-au venit și domnii fanarioți Numiți la Istanbul, înscăunați de sultan Și trimiși să-și ocupe tronul la București Drept urmare... Pentru că aveai de-a face cu un aflux turcesc în București, cum spuneam, ei având voie să aibă proprietăți, practicau comerțul, dar era într-un într interval mult mai scurt decât negustorii creștini, greci, bulgari, care aveau voie să stea pe durată nelimitată în capitala țării românești. O mică problemă cu amestecul uh, demnitarilor, diplomaților sau negustorilor turci cu masa locuitorilor bucureșteni era faptul că. Pe de-o parte, Bucureștiu prezenta pentru un turc tentații pe care nu le găsea altundeva în imperiul Otoman sau nu le găsea atât de ușor, și mă refer în primul rând la băuturile alcoolice, în contact cu care mulți turi făceau urât ca orice om care nu are des de a face cu băuturile alcoolice și deodată găsește dintre astea în exces. Uh -huh. Adică, cineva scos din prohibiția americană comparația, era nu e perfectă și dus într-o zonă de să putea, bă, bea cel mai probabil s-ar fi făcut turtă. Și așa făceau și turcii la București, chit că beau în cești de cafea. Eu am dat o remarcă foarte sprințară a unui cronicar care spune că pă, nici măcar ochiul lui Allah nu pătrundea până în fundul filigenii de cafea a turcului aflat la București. Dar problema când se matoleau în halul ăsta e că se dădeau și la violențe. Și dacă, Doamne, Fer nu era atât de mare pericol diplomatic vorbind dacă omorau un turc un român, dar dacă din altercația asta avea turcul de suferit riscai ca ala să fie un turg mai de rang înalt și să te trezești că există o reacție oficială, respectiv să-ți vină o ordie turcească pe la București care să ardă și să prade că ai deranjat împărăția. Din păcate avem un corespondent mai actual, mă refer la cazul lui Teo Peter. Okay. Când șoferul american vinovat de, de accident și implicit de moartea solistului a fost extras din țară fără să aibă vreun proces pe pământ românesc. Era cam aceeași situație și atunci, domnitorii fanarioți uh, au fost destul de perspicace în domeniul ăsta și au spus, păi, băi, decât să riscăm chestia asta, mai bine să nu-i lăsăm pe ăștia să amestice cu restul poporului. Drept urmare, inițial le sunt desemnate niște hanuri expres unde au voie să tragă, respectiv hanul Colții și hanul Mănăstirii Sfânta Ecaterina, astăzi este Biserica Sfânta Ecaterina de lângă Facultatea de Teologie, uh, doar acolo aveau voie să tragă, deci nu se puteau caza <coughs> unde voiau ei. Li se interzicea până și ieșitul pe străzi, profitându-se de un tertip. Oamenii ăștia erau aproape nedezlipiți de lulele, de mm. pipele lor, și s-a motivat că, deoarece prezentau primejde de incendiu, să nu iasă cu luleaua aprinsă pe străzi, ceea ce însemna în mare parte să nu iasă. Mm. Dar ulterior, Alexandru Ipsilantii duce la nivelul următor măsura asta de izolare a turcilor în București și ridică e cel mai probabil în zona de sud a pieței Unirii, cam pe unde este, că nu mai trebuie să-i fac o reclamă, acea reclamă care a devenit monument istoric în București cu Coca-Cola. Okay. În piața Unirii, cred că lui bucureștean sau om care a trecut de mai multe prin București să nu țină minte că e o reclamă cu Coca-Cola în zona de sud, este unde vine adresa Bibescu Vodă numărul 1, că e o anomalie cumva în planul stradal. Strada aia începe din piața Unirii. Cam pe acolo, pe, undeva, pe unde răzbea altădată calea Șerban-Vodă înspre Curtea Domnească, înspre Hanul Manuc, s-a ridicat de către Alexandru Ipsilanti acest Han al Beilicului. Han cu o destinație aparte. Este han rezervat exclusiv trimișilor sultanilor otomani la București. Că sunt demnitari, că sunt diplomați, că sunt ceauși, că sunt uh, ofițeri, sau că sunt comercianți, toți trăgeau acolo. Și timp de trei zile stăpânirea din Valahia le punea gratuit la dispoziție camere și tot confortul în acest an, prin tot confortul vorbim de locantă care mergea non-stop, deci de loc unde ei puteau să meargă să mănânce, care era deservită și de o măcelărie, măcelărie tipic turcească, de fapt tipic musulmană, acele măcelării halal. Okay. Este o caracteristică a gastronomiei musulmane că asemenea bucătăriei kosher la evrei, carnea trebuie să fie tranșantă într-un anumit fel, în principal să nu prea rămână sânge prin ea, asta e principiul de bază, ca să poată fi considerată comestibilă pentru, ca să poată fi bună de mâncat pentru musulmani. A fost un mare scandal când un, unul dintre casapii, dintre măcelarii de acolo, a încercat să bage pe sub mână carne de porc. Risca să fie un scandal diplomatic, din fericire n-a fost. Așa, avea o cafenea care la fel era deschisă non-stop pentru faptul, știindu-se a plecarea turcilor spre cafele și spre narghilele sau lulele, cafea care a sfidat o perioadă de pandemie, a sfidat restricții pandemice într-o perioadă de ciumă, respectiv în perioada, mi se pare, a ciumei lui Caragia, când s-a dat ordine în tot orașul să fie închise cafenelele, asta a rămas deschisă, că nu riscai să te cerți cu autoritatea suzerană. Au mai, au mai existat vreodată uh, restricții cauzate de pericolul uh, epidemiologic? De mai multe ori. Înainte de 2020? Da. Sunt, respect, wow. sunt uh, repetatele epidemii de ciumă care lovesc Bine, lovesc toată țara românească, dar evident că victimele cele mai multe sunt la București, unde aglomerarea populația au cea mai urbană, mare, cea mai mare. Și atunci se dădea ordin să nu se mai strângă oamenii prin localuri, să sigilau localurile și atunci cei care nu găteau în casă și erau dependenți de mâncare, luau mâncarea în niște gamele, cumva. Sau comandau cum... prin Glovo. Nu exista. <laughs> dar trimiteau servitorii, servitorii deveneau Glovo în momentul ăla. Și respectiv pentru cei care nu puteau să steie fără cafea, exista tot așa să dea cu filigena pe geam. Drive-in, cum ar veni. Da. Okay. Și vinul, la fel, tot. Uh, dar totul era doar la drive-thru. Okay. Nu aveai voie să stai în local, cu excepția acestei cafenele de la Hanubeilicului, unde turcii se pare că fiind imun la ciumă, ciuciu, -ciu, că majoritatea uh. epidemiilor de ciumă veneau prin sud, ciuma lui Carage, cea mai cunoscută, vine cu probabil câțiva ciumați din suita domnitorului Fanariot când vine asta de la Istanbul. Ok. Dar în Hanul belicului nu există uh, să fie închisă cafeneaua. Deci erau servicii de lux, să spunem. Aveau până și un mecet. Mecetul este echi oarecum echivalent unei capele astăzi. Deci o mică încăpere de rugăciune pentru musulmani, pentru că sunt cunoscute acele îndatoriri islamice să ai rugăciuni la ore fixe. Cine a, oricine a fost la Istanbul aude muezinul, Muezinu, da. de fapt înregistrarea muezinului astăzi, să fim cinstiți, uh, că nu mai e, vezi pe nimeni nu, nimeni, nu nimeni. nu se mai suie nimeni în minareta astăzi, nu? Acum, nu știu ce condiție fizică aveți voi, dar pentru mine să urc 245 de trepte și pe urmă să strig tare ar fi un pic cam greu. S-ar s-auzi un... A, ala. Da, mai rugați-vă și voi că știți textul. <laughs> adică nu trebuie condamnați nici săraci oameni, mai ales că mâiezini și până la moarte la 80 de ani să urci tot minaretul ăla și să strigi. Ține de o performanță fizică destul de rară, mm. să spunem așa. Cum eu nu sunt musulman, vă rog să nu mă neglijați iar mă te rog frumos, dacă eu nu mai duc la gură, mi se pare că nu mai trebuie. Că nici altora gură. nu le trebuie. Da, da, da. Așa. Exista și un mic cimitir musulman, se pare, anexat acestui Hanai Bericului pentru turcii care aveau ghinionul da. să răposeze la București. Și hanul ăsta se menține cel mai probabil până pe la 1850. Este spectaculoasă lipsa de surse, cel puțin n-am întâlnit eu până acum nimic să-mi vorbească despre sfârșitul hanului Beilicului. Când e demolat, cum e demolat, de ce își pierde, bun, de ce își pierde importanța e cumva intuitiv. Pe măsură ce scade influența turcească, automat acesta își pierde rostul. Dar e clar că Trece de perioada Fanariotă, deci până la 1821, sigur, și probabil și ceva timp după, avem acest han destinat exclusiv prezenței turcești la București. Cu cine ne mai puteam întâlni pe atunci, mai aveam Gelepi. Gelepi erau negustori mandatați de sultan să se ocupe de aprovizionarea Constantinopolului, Istanbulul, pentru că vreme de vreo 400 de ani, țările române au fost chilerul, cămara împărăției otomane. Suntem primul bazin cerealier raportat la proximitatea Constantinopolului. Nu e o legendă asta, că noi chiar avem o producție record agricolă, pentru că dispunem de un sol foarte bun. Și atunci, mare parte din resursele alimentare ale Imperiului Otoman, mai ales ale capitale, erau asigurate de cele două țări române. Nu le luau neapărat cu forța, dar le luau la preț impus de ei. Ceea ce este un pic mai bine, dar tot prost. Uh, există un monopol comercial otoman care la fel durează vreo 400 de ani până la tratatul de la Adrianopol din 1829 în care turcii puteau să impună prețul anumitor produse și la prețul ăla îl cumpărau toți acești gelepi. Fie că erau de vite, fie că erau de voi, fie că erau de diverse alte ceară, miere, unt, orice era admis, mai puțin porcul, bineînțeles. Uh, și toată treaba asta, iarăși, nu este chiar un stimulent de dezvoltare economică, că atunci când ești crescător de ceva, cultivator de ceva și știi că vine turcu și țirea la preț impus, nu prea ai niciun fel de motiv să faci producție sporită. Că muncești pe degeaba, cumva, sau pe aproape. Cam astea sunt așa întâmplările cu turcii. Vis-a-vis -vis de personalități, bineînțeles, avem niște personalități care duc la un moment dat, o moment politică de independență față de Imperiul Otoman, cu mai mult sau mai puțin succes. Primul este Mircea cel Bătrân, probabil cel mai implicat în viața internă a Imperiului Otoman, dar fiindcă prinde singurul război civil din istoria Imperiului Otoman, războiul de după înfrângerea lui Bayazid I, fulgerul de la Ankara, când mai mulți fii ai lui, Mahomed Suleiman Musa, ca să citesc numai câțiva, încearcă să-și dispute între la tron și desprind zone din Imperiul Otoman, Mircea sprijină pe doi dintre ei, pe Suleiman și pe Musa, din păcate îi sprijină pe aia care au pierdut, Uh, și are de suferit mânia lui Mahomed I. Uh, după aceea, tot în țara românească, mai avem personalitatea, bineînțeles, a lui Vlad Țepeș, care încearcă o mișcare de desprindere de sub autoritatea otomană cu o campanie fulger în sudul țării românești, în Bulgaria de astăzi, pe care menționam, uh, după care are de înfruntat ofensiva lui Mahomed al ii în persoană, care, surprinzător, se închide cu un meci nul ceea ce raport, privind la raportul de forță este o mare realizare a domnitorului Valah. Chiar sunt cronici care îi sunt favorabile lui Mahomed al II-lea, bineînțeles, este la unic Halcocondilas și Critobul din Imbros, care scriu, sunt scritori bizantini, care scriu cumva laudativ la adresa lui Mahomed al II-lea, dar totul spun că sultanul a fost impresionat de virtuțile războinice ale domnitorului Muntean. Cred că să rământ la țara românescă, îl mai avem pe Radu cel mare, mai mult mai puțin cunoscut, din păcate, deși poarta pe alativă ăsta de cel mare care se tot bate cu turcii, cu succes schimbător, din păcate. Uh, și apoi avem o perioadă de acalmie în secolul XVI până la Mihai Viteazu, care e probabil cel mai proeminent luptător anti-otoman din uh, țara românească, rămâne cunoscut prin bătăria de la Călugări, în care e tot așa un soi de meci nul și mult mai puțin cunoscut pentru bătăria de la Giurgiu, unde chiar îi bate de, zi, de izvântă pe turci. Uh, și după aceea mai avem ultima perioadă de uh, vigoare militară sub Matei Basara. Matei Basara nu se prea bate el direct cu turcii, dar este temut de turci pentru faptul că e un om cu pricepere militare și care ține trupe numeroase sub ascultarea lui, așa scrie într-o cronică otomană. Ok. Că având atâția, atâtea mii de oameni sub arme și tunuri multe și tare, dacă s-ar mânia, ar putea să fie la Constantinopol înainte să-l oprim noi. Deci, de asta e ultimul om care cumva comandă respectul turcilor. Și hmm. este ultima perioadă de stabilitate, ultimul care se mai bate este Mihnea al iii Radu, care domnește un an. Dovadă cât de bine iese toată afacerea asta, 1658-59, după care nu mai avem conflicte pe vor Șerban Cantacuzino încerca să desprindă Valahia de sub suzeranitatea turcească o să treacă de partea Austriei. E prematur proiectului, de aia se pare că este otrăvit în 1688, Brâncoveanu moare executat de turci și după aia intrăm în perioada fanariotă când mai mulți domni, hangerlii, Mavrogeni și alții, sunt executați de turci fără cele mai mici menajamente, alții fiind maziliți pe Temir pe unde, prin Imperiul Otoman. Turcii ne-au ajutat să facem la un moment dat o formă de turism, nu că ne-am fi dorit-o noi, respectiv cea mai lungă campanie românească purtată în istorie până în al doilea război mondial, când ajunge la cotul donului, este campania în care Radu cel frumos, fratele lui Vlațepeș, îl însoțește pe Mahomed al doilea în campania din Caucaz împotriva lui Uzun Hasan, șahul, tur mă rog, conducătorul turcoman al mare parte din Iranul de astăzi, este o armată română care trece Balcanii, traversează Bosforul, străbate întreaga Asie Mică și ajunge undeva în zona de nord-vest a Iranului de astăzi. Ok. Deci asta e cea mai lungă campanie românească. Mai sunt domnitori sau, mă rog, figuri de prim rang din țara românească, cum ar fi doamna Chiajna, care sunt exilați prin diverse colțuri ale Imperiului Otoman. Doamna Chiajna ajunge cu întreaga ei familie la Alep, în Siria de astăzi. Deci este o formă de turism pe care turcinii o cam impun, ca să zicem așa. În Moldova, care intră un pic mai târziu primară, în sfera de dominație otomană, prima oară plătește tribut în timpul domniei unchiului lui Ștefan cel Mare, Petru Aron, după care Ștefan cel Mare încearcă să țină steagul sus, ca să zicem așa, multă vreme în lupta cu turcii, este celebra bătărie de la Podul Înalt, respectiv Valea Albă, una victorie, alta înfrângere a lui Ștefan, dar iarăși meci nul pentru că Mahomed al doilea este silit să se retragă așa ca o mică notă istorică, pe cuceritorul Constantinopolului l-au bătut numai românii. L-a bătut Iancu de Hunedora la Belgrad, pentru că n-a putut să cucerească orașul apărat de Iancu, care și moare acolo după aia de ciumă. A reușit să-l bată tehnic, dat fiind disproporția de forțe Vlad Țepeș în 1462 și respectiv și Ștefan cel Mare, pentru că n-a reușit să le cucerească țările de deci, sunt principalele lui eșecuri în cariera militară. După care avem episodul mult mai puțin inspirat al lui Petru Rareș, care încearcă să limite pe Ștefan. Ștefan, în totuși în timpul lui Ștefan, pierde Moldova, Chilia și Cetatea Albă. Pentru că fiul lui Mahomed al doilea, Baiazid al doilea, este mult mai pragmatic decât Taică. Zice, ce mi trebuie mie să mă duc până podișul Moldovei, să îmi rug pe acolo? Mie îmi trebuie cetățile de la mare și le atacă strict pe Unde Ștefan are ce să facă. Mm -hmm mă rog, încearcă să se opună, dar pierde la Cătlăbuga și după aia cad cetățile. Avem episodul Petru și mult mai puțin inspirat decât cel din sângele căreia se trăgea, în sensul că declară războiul lui Suleiman Magnificu. Bună mișcare! Fiind trădat și de boieri, ceea ce face ca Suleiman să intre în Moldova, în Moldova victorios, domnitorul fuge și Suleiman ocupă Suceava. Din okay. fericire, nu și ține lasă Suceava, dar nu înainte de a lua tezaurul, inclusiv celebra sabia lui Ștefan, care este până astăzi. Deci n-a pierdut Ștefan sabia, au pierdut urmașii lui. Ok. Așa și desprinde bugeac. Deci sabia de la top cap a ajuns acolo din cauza faptului că Petru Rareș s-a căzut meu. Și a, -a luat-o pe, a luat -o pe coajă de la Suleiman Magnificu. Acum, da, el cheamă pe ăsta Magnificu. A... Da, și au făcut ăștia și serial și de asta. Da, 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 nu știu dacă au trecut și partea cu Petru Rareș. Mm, posibil să nu. Chiar, adică nu vreau să mă pronunț. Mă scurisesc că, n-am urmărit serialul. Nicio. Așa. După aia, Moldova mai are un episod. Este Mihai vitezu al Moldovei, dar mai puțin cunoscut. Eu îmi văd de cel cumplit. Este un domnitor de origine armeană. Este fiul lui să văd cu armeancă. Care încearcă la fel o opoziție militară față de tot și organizează foarte bine armata, favorizează clasa de mijloc și îi cheamă în ajutor pe cazaci. Dar este prins, în scapă denumirea locului bătăliei, este încercuit de turci trădat și deși face dovadă de o mare forță fizică, este reputat potrivit legendei că ar fi mutat singur un tun pe care nu îl putea orni patru oameni. OK. Și primește și o pedepsă pe măsură, este rupt în patru fiind legat cu fiecare mână și fiecare picior de câte o cămilă care trag în direcția opusă. Deci una dintre cele mai exotice pedepse suferite de un voievod român în fața turcilor. După care Moldova, regret să o spun mai puțin combativă, Ia să lasă mai ușor la sfera diplomatică, bine, Moldova are și mic avantaj că încă mai are un vecin creștin spre deosebire de țara românească, respectiv Polonia, mm. care o mai sprijină mai ales în timpul Movileștilor, Vasile Lupu este cel care tot încearcă să influențeze treburile pe la poartă și să-l proclame ba al Transilvaniei, ba în țara românească se tot bate cu Matei Basara, până la urmă este mazilit și uh, închis la Constantinopol. Constantin Cantemir tatălui Dimitrie Cantemir este uh, supus porții, este un domnitor prudent, uh, care nu caută să iasă din rând și ajunge la episodul Dimitrie Cantemir cu o domnie foarte scurtă, că tot sărbăm anul ăsta și 300 de ani de la moarte și 350 de ani de la naștere. Uh, care încearcă să scoată Moldova din sfera dominației otomană, alinindu-se cu Petru I al Rusiei, este una din puținele înfrângeri ruse și implicit și moldovene. În fața turcilor, la stănireș pe prut în 1711, când armata țarului este încercuită de trupele otomane, trupele otomane fac dovada unui viciu care le este atribuit așa prin excelență, corupția. marele vizir să lasă mituit și lasă pe țar să plece, avându pe Dimitrie Cantemir ascuns în sub bancheta din uh, trăsura țarinei. Ok. Adică țarina tehnic stătea pe el. Și cum o să trebuie sub fundul țarinei? Adică. Da. Bau, nu se cade. Nu. Se supă, nu? <laughs> nu se <roșănii. laughs> Nu. Așa. Uh, și de acolo intră și Moldova în epoca fanariotă. Moldova fiind, din păcate, tranșată în perioada fanariotă, uh, turcii se poartă cu teritoriul moldovenesc ca și cum ar fi al lor și cedează în 1775 Bucovina. Austriei, respectiv în 1812 Basarabia Rusiei, de unde să tot trage o istorie care să ține până astăzi. Uh, și în cele din urmă, ajunge la momentul 1821 când și țările române încearcă să se scuture de subdominația turcească, deși tehnic Tudor Vladimirescu tratează cu turcii arătându-i numai că vrea drepturi pentru națiunea română și mai degrabă referindu-se la împilatorii fanarioți adică la cei care o jumuiseră propriu zis, celebrul termen de ciocoi care a făcut carieră până astăzi în limba română. Totuși, turcii sunt agenții menținerii ordinii. Acum, Imperiul Otoman, aflat în decădere, mai ales în secolul XIX, părea o alternativă bună dacă trebuia să alegem între el și Rusia. Sau, cum este ominat expresie în Transilvania, că am dat jugul de lemn turcesc pe jugul de fier austriac. Bine, de obicei, cu Rusia... O orice altă variantă e mai bună decât... <laughs> Doamne, ferește de mai rău, că se poate, dar nu o să dăm acum exemple. Cert este că asta, turcii nu mai devină o prezență atât de agasantă pentru românii în secolul XIX, ba chiar tind să încurajeze Revoluția de la 1848 dat fiindcă era o revoluție cu vădit caracter antirusesc, ceea ce lor le venea mănușă. E o lucrare a lui Xenopol, războiului dintre ruși și turci și înrăurirea lor asupra țărilor române, care arată limpede cum, din păcate, noi am fost, în general, teatru de operațiuni militare între ruși și turci. Chiar dacă și-au luat-o turcii majoritar, noi am luat-o sigur. De fiecare dată. <laughs> Ca cum spuneau niște, clasi, niște, clasici în viață că e probabil să o dai, dar e mai sigur să o iei, la noi era numai sigur cu ei. Da. Din toate pozițiile noi nu o luam, indiferent cine câștiga, era prost pentru noi că se băteau pe teritoriul nostru. Uh, și se ajunge... Noi organizam campionatul, cum s-ar spune. Da. <laughs> dar nu, dar nu, da, 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 nu te bilete la intrare, din da, păcate. da. <laughs> tot ei ne tăiau nouă pilete. Uite, aveți de dat pentru asta, aveți de dat pentru asta, ne trebuie Cum? nu știu ce. Ne-am ne bătut la voi, nu e, o, onorabil. Adică imaginează că ești organizatorul meciului și trebuie să livrezi și papa gratis tuturor de pe stadion. Așa și n-ai voie să protestezi că n-ai la sfârșitul meciului să mai și enervează și îți scaunele. Sau mă rog, să bat cu scaunele pe care le-ai pus tu la dispoziția lor. De cam așa merge treaba cu războaiele ruso-turce. În 1848, turcii, iarăi paradoxal, siliți de Rusia, intră în București și uh, dau jos guvernul revoluționar, și ajungem la finalul dominației otomane, respectiv ultimile domnii de după pașii când sultanii binevoitori cam dau acordul pentru fel de fel de măsuri, doar să țină țările române sub dominația otomană, fac ei o mică greșeluță diplomatică în 1800, că 76 chiar când se proclamă prima Constituție Otomană, Constituție care numește țara românească și Moldova provincii turcești. Ceea ce cinstit vorbi nu fusese niciodată. Asta este folosit ca pretext diplomatic pentru inflamarea naționalismului românesc. Cum adică, mă, Acum este suntem provincii. Și, drept urmare, alăturarea noastră Rusiei în acel ultim război rusoturc din peninsula balcanică, numit la noi războiul de independență, în care intervenția trupelor române nu este doar formală, este chiar este de-a dreptul crucială pentru mersul conflictului în Balcan, pentru că Turcia au unul dintre cei mai buni comandanți din istoria lor, Osman Pașa, Există un marș al plevnei dedicat lui Osman Paşa da, 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 îl știu. în muzica turcească. e absolut impresionant. Da. -a. Pentru că omul ăla chiar a făcut legendă și intervenția trupelor române influențează cursul războiului. Turcia pierde, pierde teritoriile de la sud de Dunăre și automat pierde vecinătatea teritorială. Iarăși, am spus Turcia, se înțelege Imperiul Otoman. n mm -hmm. Am mai fost, mi s-a mai Nicio, atras. Nu, nu, asta cine ți atrage de astea, n-are, mai bine îți duce la 3 dimineața la Dresdor decât să a, scrie aia, comentariile astea. Deci, pentru, pentru, mențiune, știu diferența între Rusia, Uniunea Sovietică, Imperiul Țarist, cum știu și între Imperiul Otoman și Turcia, doar că pentru ușurința exprimării, uneori mai zic Turcia, că e mai scurt pierdem vecinătatea teritorială, ne declarăm națiune independentă, Turcia recunoaște chestia asta și de aici relațiile sunt numai în sus. În sensul că, de exemplu, Imperiul Otoman este primul stat care recunoaște regatul României în 1881. Okay. În momentul când ne proclamă regat, primii care zic, da băieți, sigur, sunt turci. Adică ă, relațiile evoluează bine, Turcia răspunde pozitiv și la eforturile statului român de a fi recunoscută populația vlahă din Balcani. Cât mai are Turcia, mai are o frântură de teritoriu până în secolul 20, pornind din Albania, trecând prin Macedonia de Nord, actuală nordul Greciei, aia încă rămâne sub dominația otomană și după războiul de independență și acolo Turcia acceptă negocieri cu uh, România deja pentru a recunoaște drepturile vlahilor de acolo, adică a crea școli în limba vlahă, biserici în limba vlahă, de a sprijini cumva dezvoltarea lor culturală și aici intervin celelalte state naționale balcanice să se asigure că ei nu sunt recunoscuți. Și așa, tot ca mențiune. Grecia menționează până astăzi în Constituție că ea nu are minorități. Ok. Treabă relatată de alți prieteni care au mers la Tesalonic și vorbind românește pe acolo, au întâlnit niște oameni mai în care le-au spus, nu, nu le-au spus cum spun eu acum, dar ceva de genul ăsta, că noi înțelegem ce spuneți voi, chiar dacă noi nu suntem români. Nu reușeau să se exprime pe înțeles, dar ei înțelegeau ce spun românii, mm. ca dovadă că e un filon comun de limbă acolo. Iar nu e tocmai onorabil ca națiune din secolul 21 să nu recunoști că nu -ți cere nimeni teritorii sau altceva, dar fi civilizat și admite faptul că nu sunt toți greci pe teritoriul tău. Lasă-i și pe alții să-și... Cât fi macedoneni, cât ar fi albanezi, lasă... Cât ori fi, să cât ori fi, albanez, cât ori fi de noștri. Albanezii săraci oricum, una dintre cele mai greu de identificat minorități prin tot teritoriul. Avem și noi, numai că noi îi încurcăm cumva că folosim termenul ăla de arnăut, care e un pic <coughs> confuzant, pentru că arnăuții se gândesc mai degrabă la militari, la mercenarii aia pe care îi foloseau fanarioții, drept corp de gardă personal. Ori arnăuții sunt la fel, sunt și negustori, sunt și băcani, sunt etc. Mai multe chestii, ne folosind termenul slavon de arbănaș, care e un pic mai clar, mai limpede că se referă la o nație. Okay. Deci noi în vechime, nici noi, nici slavii, nu, nu ne referim la ei ca albanezi, ci în termenii pe care am menționat mai înainte și asta dă iar confuzia pentru că avem și o comunitate albaneză. Dar asta e altă discuție. Deja că Albania momentan nu e o destinație turistică favorizată de către români. E, să știi că e în creștere. S-ar putea spus. ca peste 2 ani asta să vorbim despre asta. Zi mai tare că sunteți și auzi pe microfon. De A zis, deci nu, că traduc eu acum. A zis Marian că italienii acum s-au dus în Albania toți. Am zis bine? Pentru că, în mod simplu, Prețurile știu că sunt mult mai mici. Da, da, da. Și că calitatea litoralului este extraordinară. Adică Eu am e... avut anul ăsta experiența Croației, <coughs> unde am găsit un litoral puternic asemănător cu cel al Greciei, dar condiții ceva, nu o să zic mai civilizate, dar mai sobri oamenii aia, adică mai în locul lor, mai mm -hmm. amabil, mai serviabil, fără să fie la modul turcesc de baxiși. Mm -hmm sunt undeva la mijloc, adică nu degeaba nu, nu ții sonul domnului Constantinescu care a laudă de ani de zile litoralul croat, că am fost cu el în vacanță, ci și impresia mea a fost la fel, că găsești politețe fără să fie politețe interesată. Da, da, da. Cam așa. Am fost și eu o singură dată în Croația, mi-a plăcut foarte mult. E în regulă. M-am simțit foarte bine în vacanța. În schimb, foarte scump. Țin minte că Dubrovnikul ăla era mai scump decât Veneția. Și asta în 2014, acum 9 ani de zile. De menționat o treabă. Mie nu mi s-a părut deloc scump, dar este adevărat că eu am fost într-o insulă, deci n am fost într un dintre centrele turistice mari, eu am fost în brac, într-un sătuc. Produsele ca atare nu mi s-au părut catastrofal de scumpe. Deci, în am, schimb, am băut un, multă... Am băut un vin bun la preț mai mic de un vin bun din România. A bine, acum asta e, depinde, cu ce, depinde ce, termen de comparație ai, că mie mi se pare că România acum e mai scumpă decât oriunde. Da. Adică nu, nu știu cum să zic. Eu evident că nu sunt un om cu bani mulți, sunt la nivel mediu. Mie la nivel mediu e adevărat că sunt poate mai mână largă un pic, dar nu mi s-a părut ceva scump. Am întâlnit concepția, toată lumea pe care am întrebat-o de Croația, dintre cei care mai să vezi că e scump, vezi că e scump. Poate am nimerit eu altceva. Nu știu, nu pot să generalizez, sunt departe de a fi un expert în turism. Doar pot să spun mm -hmm. că am găsit un perisaj la fel de mediteranean ca și cel al Greciei sau îmi imaginez cel al Italiei, că oricum sunt pe aceeași mare, cu oameni foarte primitori, cu condiții civilizate, fără să fie opulente. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că e curat, e modern, dar nu e flashy. Mm -hmm. nu, e, nu, e, nu e ostentativ este atât cât e nevoie să fie. Exact, da. Dar uite că vorbeam despre chestia asta pe parcursul unei mici pauze pe care ne am făcut-o. La Grecia oarecum de înțeles, dar în cazul turcilor, cum s-a întâmplat ca, turismul. da, ca ei să devină o destinație turistică atât de căutată la nivel european și nu numai. Adică eu țin minte că am văzut de multe ori în Turcia la resorturi, inclusiv americani turcii sunt una dintre puteri pe piața turismului la nivel mondial. Dar de când sunt așa? De prin anii 60. Nu reușesc nici picat cu ceară să țin mintele poli, minte, numele policianului turn, nu știu dacă a fost prim-ministru sau președinte. Este cu siguranță un tip școlit în Statele Unite, electrician de specializare, dar care a ajuns la putere în Turcia a creat o politică a turismului care se menține în mare parte până astăzi, acordând numeroase facilități dezvoltatorilor din domeniul turismului, dar și obligându-i să țină un standard foarte ridicat în privința calității. Că în principal, aturile invocate de oamenii care merg în Turcia spun, domne, este curat lacrimă, deci n-am întâlnit condiții proaste, au mâncare și cu tare, nu au produse de lux neapărat sau n-aveau. Dar este abundență la orice, la că de a, în Turcia s-a inventat moda pentru noi de all inclusiv. Da, de, mergi da. Și te cu Pe 15... bulgarii de acolo au preluat-o. Mergi și te cu 15. 50... mai puțin fani all inclusiv. Da, mergi și cu 15 kg mai gras. Uh, și au creat ideea asta de resort de sine stătător. Ei sunt primii care creează ideea asta de turism doar pentru relaxare și -a, se -a adaptează foarte bine la piața muncii actuală când ai efectul de burnout, de epuizare totală și singurul lucru pe care ți-l dorești de la o vacanță, nu spun că e corect sau ba, dar e clar un simptom, este să stai. Să nu trebuiască să muți un scaun de colo-colo, ceea ce turcii oferă foarte bine, adică au adaptat turismul și pentru cupluri tinere și pentru familii cu copii mai ales, că ai copilul, am dat preluat de personal specializat întreaga zi, din câte am înțeles. Ceea ce e automat foarte bine uh, Altfel, condiții geografice Turcia dintre cele trei țări Are cea mai mare varietate Pentru că are cel mai lung litoral pontic Chiar dacă pe coasta lor de Marea Neagră Apa devine foarte adâncă, foarte repede Este un pic diferit, e un litoral mai stâncos Decât e mm -hmm. la noi, la bulgari Sau la ucrainieni Sau rușească, nu prea e clar uh, în zona litoralului turc, să zicem că sunt mai puține condiții de turism estival, dar există și la Marea Neagră uh, și au și o coastă foarte lungă la Marea Mediterană, pornind din Ege și mergând până în Siria. și acolo o găsești Antalia, a fost vedeta multă vreme. Bodrum, am înțeles la fel că e. Belec. Belec. Sunt o. care are litoral stâncos, dar e foarte mișto. E clar că duc, nu duc lipsă de condiții pentru turism din punct de vedere al geografiei, că au destule și știu și ei foarte bine să le pună în valoare. Ei, la, spre deosebire de greci, merg mai mult pe ideea condițiilor decât pe ideea moștenirii culturale. Din câte am observat eu, neînsemnând că asta lipsește la ei. E admirabil cât de bine organizat este turismul cultural pornind din Istanbul și mergând până în Capadocia, au reușit să-și facă o marcă de țară cu Balonele acele baloane da. cu aer cald de la bordul cărora poți să vezi perspectiva Capadocii care este un pod nici altfel nu foarte agreabil pentru oamenii care sunt dornici de relaxare. Adică ar fi spectaculos de făcut un tur cât mai complet al turcii să vezi cât de mult poate să varieze peisajul natural între Trabzon, de exemplu, și Amasia între nord și sud, cum ar veni, între Istanbul și Diyarbakir, dacă vrei să te duci până în răsăritul extrem al Turciei să vezi platoul Anatolian, să observ cât de mare e fluctuația între podișul ăla din centrul Anatoliei și zona de coastă, iarăși în ceea ce privește variația, și totodată să vezi cât de ospitalieri știu să fie ei în maniera orientală. Adică e într-adevăr, e o ospitalitate cumva mai ostentativă, să cam bagă un pic în sufletul tău cel puțin eu am avut ocazia să merg în Turcia imediat după pandemie, a fost o experiență horror. Că făceai jumătate de oră să treci pe o stradă comercială în Istanbul, că trăgeau toți de tine să te bage în prăvălie. Indiferent că tu spuneai clar că nu vrei covor. Da, mă... Că ai venit cu avionul și pleci sau cu avionul, nu trebuie ca să te înduci înapoi. <laughs> Decât dacă e de la clasic, de zboară. <laughs> Dar ce să vezi, eu nu știu să pilotez o vor, mai friend. <laughs> Dar, mă rog, trecând peste astea, e clar că la ei a fost, probabil, nu cu siguranță, dintre cele trei țări, este politica cea mai îndelungată și mai bine susținută de stat ca să dezvolte un sector al economiei. Sectorul turistic și își merită pe bună dreptate din toate relatările. Când vine vorba de condiții, turcii sunt menționați întotdeauna primii, între bulgari și greci. Mm. Adică știu să ofere gama cea mai variată de servicii, sunt cei mai flexibili, asta este o mare calitate a mercantilismului oriental, ceea ce ar trebui iară să fie o lecție și pentru români. Turcul nici măcar nu clipește dacă îi spui când comanzi ceva de mâncare, știți, dar vreau fără de -aia. Perfect, fără de -aia. Mm. Nu e ca la român, dar în rețetar scrie dacă eu îți plătesc prețul la întreg, ce Dumnezeu te agăți tu de o chichiță? Sau mergând până la varianta trăită de mine la turci, eu fiind fumător de narghilea, nu merg la un restaurant, dar foarte bună mâncare aveți narghilea? Uh, nu, da, atunci mi dat. Da, da, da. Că până nu l-a durut mâna să-i plătească vecinului care are narghilele, să-i zică, băi, Ahmed, ăsta oricum nu consumă la tine, dar nu vrei să-i dai măcar? Dar cum să nu vreau să-i dau? Și să ții omul la masă. Mm -hmm. La fel, politețea de a nu te face să te simți că ai stat prea mult la masă, de a nu te face să te simți prost că vrei să dai retur la o comandă că nu ți-a plăcut ceva. Și cu maleabilitatea bun, clar interesată de a face profit, când discuți cu el că știi că îmi place bluza asta, dar nu așa, dar verde. Mm -hmm. Și îl vezi pe om că cel puțin simulează interesul de a-ți face pe plac. Lucrul ăsta ar trebui să se învețe și pe la noi, până industria Horeca, orice ține de vânză, vânzarea a ceva. Faptul că sunt oameni capabili să înțeleagă că dacă pe om l-ai făcut să se simtă bine, va reveni. Și sunt oameni care merg pe rulaj, pe cantitate, nu pe m-am îmbogățit din trei tunuri. Da, da, da. da. La ei se observă lucrul ăsta, au dublat industria turistică și cum un foarte înfloritor turism medical în ultima perioadă. Anadolu, aici a e cumva uh, simultan cu partea de turism propriu zis, exact cum a fost Israelul mai temul, nu știu dacă mai este în prezent, dar am înțeles că acolo prețul au mai crescut raportat la Turcia, că înainte turismul medical era practicat intens în Israel. Uh, acum ce am constatat eu, practic, dintr-o cursă în care, din care am făcut și o parte, undeva la vreo 14-15 oameni din nu știu cât are un avion, erau evident, nu dau cazuri, că majoritatea știu despre ce e vorba cu turismul medical din Turcia, de la scalp până la stomac. Pe la ea cu scalpul era și gluma aia, că au toți cu băși de alea, că tocmai și-au pus păr și scrie în avion și scria Turkish Airlines. <laughs> da, uite, vezi, se poate. E interesant cum știu oamenii ăștia să-și creeze o industrie din atâtea aspecte. Și cum sunt productivi, nu mai vorbim în anii 90, textile din Turcia erau pe toată piața din România. Așa cum era același lucru până la urmă. Nu mai știu exact acum cât mai e din Turcia cât e din China. Da? Și au făcut și brandurile lor, adică ei nu, au fake-uri, dar nu la haine. Au, bine, au și la haine, ca să nu se apuce acum unii să-mi scrie, nu știu ce. Dar majoritatea fake-urilor la ei sunt la pe ceasuri, pe de astea, pe imitații. Bun. Dar și-au făcut brandurile lor. De exemplu, este asta. Știi cum era al Lauren? Mai au o chestie, US Polo Assign, care e a turcilor, e brand turcesc. Au cumpărat licențe de la Ralph Lauren și fabrică acolo la ei. Dovada via a adaptabilității comerciale a turcilor este faptul că și-au dezvoltat cred că e de totuși de data recentă, n-am intrat în detalii de studiu, dar mă îndoiesc că în perioada Imperiului Otoman chiar existau podgoreni turci, care ar fi fost un pic cam mult totuși în perioada când încă domne domnea legea islamică, e Mustafa Kemal Atatürk e cel care a făcut reforma asta, însă acum în Turcia întâlnești pe piața de consum numeroase vinuri turcești, nu e o surpriză că au potențial, pentru că asta a fost o zonă viticolă din perioada Antichității, zona de coasta Asiei Mici mai ales. Însă, faptul că ei au speculat treaba asta și că au o piață de vinuri, după gustul meu, surprinzător de bune, și sensibil mai ieftine, cel puțin în Turcia, față de vinurile de import, nu prea au ei expunere internațională, adică e destul de rar. La noi în România, cel puțin, tragi cu tunul până găsești un vin turcesc pe piață, că sunt alte tendințe, să spunem. Nu e neapărat un păcat, ar fi păcat să găsești și vin turcesc în locul vinului românesc. Uite, iartă-mă că te întrerup puțin. Vrei să facem la un moment dat un podcast despre vinuri și istoria vinurilor? Periculos. <laughs> Serios. Să facem așa undeva pe la octombrie, când sunt zilele recoltelor, să facem treaba asta. Periculos și totodată provocare, că una e să fii consumator constant cum sunt eu și alta e să studiezi în detaliu, adică cere un pic, dar de ce nu? Asta ar fi provocare o idee și după acceptată. aia surpriza oricum nu o dezvăluim până la final. La final păi nu, nu, știu nici eu. ce discutasem noi înainte de când am ieșit din lift. A, cu 6 ore? Da, nu, mulțum... nu, 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 cu... Bă... Asta că vedem la... Nu, că între timp am uitat și eu, De deci surpriză și pentru mine. Deci ce discutase noi când am ieșit din lift despre o următoare întâlnire? Cum spun, o să fie o surpriză și <laughs> pentru mine la un moment dat trebuie să se ordoneze hard -o, cumva, dacă la mine e orientat să țină informații de termen lung la ala de termen scurt, cum ar fi codul de la card, pinul de la card. Dacă... De șase ore ți se pare termen scurt? Da. <laughs> Pentru mine e termen scurt. Eu ratez aniversări, nunți la care sunt invitat, nu că nu vreau să mă duc, nu că nu știu că sunt invitat, dar nu știu ce zi azi. Ok. <laughs> Deci, aviz tuturor celor care vor să aibă de-a face cu mine, eu am o noțiune relativă despre timpul în imediat. Ok. Pricep mult mai bine ce înseamnă înainte de Hristos, după Hristos, secolul cu tare, se renaște, evolu mediu, decât pricep ce ai mâine și ieri. Okay. A, mă rog, fiecare cu orientarea și cu defectele lui. Revenind cumva la ultimile aspecte legate de istoria comună română-turcă. Am ajuns în perioada când ne declarăm independența față de ei, în 1878, și când raporturile cu Imperiul Otoman în perioada târzie sunt spectaculos de bune. Adică ne trezim și în postura de cobeligeranți în al doilea război balcanic, după care ajungem din nou adversari, dar să spunem că sunt cea mai mică problemă a noastră în primul război mondial, pentru că direct la noi ajung numai câteva divizii otomane trimise doar ca să respecte alianța, că dacă erau aliați cu Germania, Austro-Ungaria și Bulgaria, cam trebuiau să trimită așa măcar de reprezentare divizie pe toate fronturile, adică e o divizie sau nu știu, ceva simbolic turc și pe frontul de vest în Franța. Doar pentru că erau în aceeași alianță. Dar atâta tot, ajung și în România, nu, nu știu dacă la tine am spus chestia asta, eu trebuie să situația că am spus multe, dar, dar pentru că fac tururi... Na. E ultimul jaf turcesc în București în 1918. Ok. Adică băieții ăștia n-ajunge că ne pradă 400 de ani cu întreruperi, dar asta fac. În 1918, trupele otomane aflate în București, mult mai pragmatice decât bulgarii care se apucă să fure moaște, unde se uită toată lumea. <laughs> Așa, să uită la moara lui Asan, cea care încă se păstrează în ruine, din păcate și ruina aia va deveni o dărâmătură cât de curând pe strada vaporului Asan în Colentina și să uită, uite ce instalație faină și mai și prins în șuruburi. Dar dacă o demontăm noi și o ducem la Istanbul, cine ce o să zică? Și exact asta fac. Demontează tot motorul mecanic al... Toată tot, to partea, pardon, motorul mecanic. Toată partea mecanică a morii lui Asan și o trimit la Istanbul. N-am găsit în Istanbul corespondent ce s-o fi întâmplat cu ea. Dar este ultimul jaf turcesc propriu-zis în țările române. Altfel, așa ca prezențe episodice pe la București, Bun, le este oprit lor să se așeze, noi căpătăm o minoritate turcotătară, pentru că ei sunt reuniți sub spectrul religiei, în Dobrogea odată cu cucerirea și Carol I a ținut să spună lucrul ăsta de la proclamația către trupele române care urmau să intre în Dobrogea în 1878, să nu uitați că acum o veți avea de a face și cu oameni care nu sunt aceeași de credință cu voi, pe care să-i tratați, parafrazez cumva, cu drepturi de plin egale. Ok. Adică este un manifest de toleranță exemplară. Suntem în secolul XIX, nu există niciun fel de urmă de resentiment de faptul că exact principiile tâmpite puse la baza urii între, urii între propări acum, că vă aduceți aminte cine au făcut aia cu 300 de ani și le am făcut noi aia cu 200 de ani și... Cui n-ai bypass azi? Sunt morți toți. Lasă-i acolo. Ai tu ceva de împărțit cu, cu tare că au făcut nu știu ce, a cu 300 de ani strămoșii lui? Nu. Exact pe principiul ăsta merge Carol și în replică, minoritatea turcotătară din România, iară nu fac niciun fel de favoritism aici, nu susțin pe nimeni, este una dintre cele mai fidele minorități ale statului român. Nu am avut niciodată nici cea mai vagă problemă de urma minorității turcotătare, au fost cetățeni model. Ok. Și rămân până astăzi. <coughs> în prezent, că tot ar fi cazul să citez și niște surse, că, bineînțeles, n-am mai adus dosărelul cu mine, subiectul a fost foarte vast și, doi la mână, mi-am făcut pregătirea în vacanță în Croația, unde de citit mai mergea, dar pe barcă să-și cite, să-și scrii. <fie> <fie> Oricum, am fost vedeta unor storiuri ale domnului Constantinescu cu Damiana în file fascinată de isajul croat. <fie> 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 da, mai greu să-și notez pe acolo, însă, uh, o sursă de primă mână, mă refer ca este documenteze aplicat aplicat, sunt sursele istorice deoparte, pentru cum era în perioada fanariotă pe aici cu minoritățile, este domnul Tudor Dinu cu o colegere de trei volume cu Bucureștiul fanariot, e aur curat, mai înainte de el este Ștefan Ionescu cu Bucureștiul în era fanarioților, spectaculos, singura istoria Bulgariei și îmi scap autoria acum pe care am reușit să o găsesc online din perioada comunistă, n-am reușit să o găsesc disponibilă pe nicăieri. Drept mare, m-am documentat din surse conexe istoria ale românilor generale, respectiv mici istorii culturale, cum ar fi Pirin Boiangiev, Renașcentist bulgar la București. E o scurtă istorie a comunității bulgare, dar aici este clar, constat, un loc unde mai, se mai găsesc lucruri de spus. Încă n-a fost scrisă concret o istorie a raporturilor dintre români și bulgari. De-a lungul timpului, Mustafa Ali Ekrem, civilizația turcă, Mustafa Ali Mehmed, sper că nu i-am încurcat, uh, istoria turcilor, Aurel de ce istoria Imperiului Otoman, Robert Mantran, tot istoria Imperiului Otoman, uh, Giurescu, domnul Constantin Giurescu are mai multe in, uh, inserții în istoriile lui: vis-a-vis -vis de raporturile între români și turci, Nicolae Iorga Bizans după Bizanț uh, și uh, Mihai Maxim, de exemplu, tot așa un reputat turcolog care vorbește despre raporturile dintre uh, România și Turcia, mă rog, Imperiul Otoman români și turci, să zicem mai concret. Părintele Ioan Moldoveanu are o teză foarte interesantă cu țările române și contribuția lor la Muntele Atos, pe unde m-am mai uitat, ca să-mi fac o idee de cât de amplă a fost contribuția românească în susținerea ortodoxiei și a fost amplă. Și, cu siguranță, n-am citat decât o parte, pentru că, am mai spus lucrul ăsta, ceea ce fac eu este să popularizez istoria. Cei care duc munca grea și au parte de cel mai mic câștig sunt cercetătorii în istorie ca să fii cercetător istoric înseamnă să-ți treacă pe mâini niște arhive întregi e o muncă de chinez puțin spus și după munca aia ta de câțiva ani rezultă un volum, volumaș și indiferent cum, care cu siguranță nu e bestseller, pentru că mulți nu înțeleg ce-ai făcut tu acolo, nu e literatură de mase, drept urmare e muncă multă, bani puțin, firma Cucu, bani puțin și mult de lucru. <laughs> <laughs> și totodată, pentru că îți petreci majoritatea timpului în arhive, am constatat-o și eu încercând să mă documentez, nici nu ai un discurs care să prindă la public. Am văzut asta de multe ori, cercetători chemați în podcasturi. Eu am spus chestia asta că nu și cercetător care ori se lasă lăsați prea mult prinși de se lasă lăsați, se lasă prinși de morbul ăsta al dubiului și ai o succesiune de condițional optative, ne spunea. E posibil să, dacă s-ar fi întâmplat, că poate că nu se știe că dacă ar fi, dar de fapt să contrazice și n-ai înțeles ce a vrut să spună, uh, ori ai pur și simplu teamă față de cameră, de public, de orice și obții un, un discurs din ăla, din păcate, făcut celebru de altcineva în politicul. Uh, uh, cuvânt, uh, cuvânt, uh, cuvânt, uh, pauză. Așa că... Uh, dar spre deosebire de politicieni, oamenii ăștia au o scuză, nu numai o scuză, au un circunstanță pentru că munca lor principală este să descopere în arhive lucrul ăsta, nu să-l împărtășească mai departe, dar merită să fie respectați, fiindcă dacă n-ar exista ei, n-aș avea ce să spun eu și n-ar avea nimeni ce să afle. Adică, exact. Una e să fie cel care lucrează în mină pe ogor, pe unde vrei tu, eu sunt doar comerciantul. Eu mm -hmm. iau chestiile alea și le pun pe o Dar la mine, totuși, e partea mai ușoară. Și o face extrem de bine și uh, tocmai de asta uh, curentul Damian Anfile care a luat uh, naștere în urmă cu cred că fix un an de zile, în august 2022 apărea primul uh, clip de pe canalul domnului Constantinescu cu Cimitirul Belu dacă nu mă înșel, dacă nu mă trădează memoria de lungă durată. Septembrie. Uh, septembrie, deci practic se împlinește anul, de atunci și până astăzi Damian Anfile a devenit uh, un uh, nume destul de cunoscut în uh, rândul românilor, utilizatori de internet și dornici de cunoaștere și totodată de uh, a obține informații prezentate într un mod în care într adevăr ele să devină atractive. Uh, cred că ăsta este și secretul sau ingredientul secret al succesului lui Damian Anfile. Uh, nu mai e așa secret acum. Nu mai e atât de secret, dar e foarte bine că nu mai e atât de secret. Uh, eu mă bucur de fiecare întâlnire cu tine uh, Exact așa cum am zis și în debutul acestui material, încă din, din momentul în care tu accepti invitația, după care în ziua filmării de dimineață mă simt foarte bine pentru faptul că știu că urmează să aflu eu în primul și în primul rând lucruri noi și să ascult captivat un om care vorbește atât de frumos și de aplicat despre niște lucruri uh, care par a fi atât de ambigue, prezentate, de către uh, manuale, de către cărțile de istorie și așa mai departe. Uh, ne mai vorbim de conexiunile pe care tu le faci cu uh, lumea concretă și cu uh, cotidianul, pentru că istoria ne explică foarte multe dintre lucrurile care se întâmplă astăzi și ne poate ajuta uh, teribil de mult să nu repetăm greșelile trecutului. Am un mic avantaj în nișa asta pe care am ocupat-o eu, la mine e bună cât mai multă concurență din punctul meu de vedere, nimic nu este secret din ceea ce fac eu, nici metoda, nici sursele, nici materialul propriu zis. Și eu m-aș bucura să văd cât mai mulți oameni că-mi urmează, că-mi urmează, deja am pretenții. <laughs> <laughs> da, așa e. Că îmi fac concurență. Da. Și că vin să vorbească despre subiectele care îi pasionează, nu numai în istorie, în orice ține de cultură, pentru că pare să fie rețeta uh, bună, rețeta uh, accesibilă pentru cât mai mult public. Categoric, categoric. Uh, și acum că tot ajungem uh, la finalul Așa, ce zici că facem? întâlnirii. Uh, Ți-mi minte că am să uh, zis în lift despre faptul că noi am început anul trecut o tradiție, și anume de fiecare dată de sărbători să chemăm la podcast oamenii uh, care au fost cei mai solicitați de către public pentru a reveni aici, Aha. Uh, drept pentru care așteptați oameni buni în măsura în care Damian va accepta uh, la un episod special de Crăciun cu Damian Anfile și cu oamenii pe care i-ați dorit aici uh, să revină uh, legendele cum le-am numit uh, noi, legendele podcastului Vin de o Poveste. Uh, Dar până atunci zici că facem un episod la vremea culesului. Poate facem asta cu vinuri, cine știe. Nici eu nu pot să o promit că, repet, tema e vastă e într-adevăr vastă, doar dacă vorbim de divin românesc, mai departe oricum nu mă arunc. Ok. okay. La, băut, la băut mă arunc cât intre. <laughs> <laughs> Dar o ținem, cine știe, poate dacă vă doriți, scrieți-ne în comentarii și vedem. Impulsionați de dorința voastră, cu siguranță găsim soluții. Eu te uh... și pentru Crăciun să vedem ce abordare găsim. Uh -huh. uh, iar cel mai important, nu uitați de site-ul lui Damian, o să apară aici pe ecran frumos cu tot ce trebuie acolo unde puteți afla despre tururile ghidate pe care el le organizează. Din punctul meu de vedere sunt o oportunitate și n-ar trebui să le ratați, ar fi păcat să nu încercați. Dacă v-a plăcut un material cu Damian în file de ați ajuns să-l urmăriți 5 ore, aproape, ca să nu um, dau iarăși date exacte care sunt exacte, de fapt. Dacă v-ați uitat aproape 5 ore la un material cu Damian în file, păcat ar fi să nu mergeți cu dânsul în carne și oase într-un tur ghidat. Găsiți acolo toate detaliile uh, necesare uh, programării uh, măcar a unuia dintre aceste tururi. Uh, și să-l urmăriți pe rețelele de socializare, să-l urmăriți în uh, materialele pe care el le face pe canalul de YouTube a domnului Sorin Constantinescu, ca să nu mai certați când Nea Sorin. Că zis Nea Sorin din... cu nea e titlul de nea, cum a zis Oprișan, că e nea Cătălin Oprișan, adică e sir. Uh, și aici chiar nu e o formă de glumă. Mi Chiar mi se pare asta, cu nea când a ajuns să fie nea, trebuie să fii cineva să fii nea. Uh, și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să răsplătiți cu cele mai importante lucruri cu putință. Un like, un comentariu și să-l distribuiți și prietenilor voștri dacă v-a plăcut într-atât de mult încât să fiți convinși să o faceți. Să vă abonați și la canalul de YouTube Raduții Vulcă Show pentru că acolo se postează materiale constant și acum chiar se postează constant și să... Fiți alături de noi în continuare să ne oferiți toate sugestiile voastre într-o manieră cât mai uh, clară, în așa fel încât să putem, și argumentată, în așa fel încât să putem chiar ține cont de ele. Pentru că noi asta ne dorim să facem materiale cât mai pe placul dumneavoastră. Uh, acestea fiind spuse, e ora. 1 și 31 de minute. Damian a venit aici la ora 19, practic 6 ore și jumătate. Și mâine, ipotetic, cel puțin, să scoară la 6 jumate. De ce te scoară așa de vreme? Din nefericire. Ah, ne a, Ne-a lămurit. <laughs> <laughs> Ne-a lămurit. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi și aveți toată aprecierea și toată mulțumirea noastră. Damian, îți mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc și eu de invitație, Radu. Ne vedem la Colesul Viilor. Da, ne ajută.